2021, 2022, 2023. Au trecut 3 ani. Dragii mei, începe lucruri simple. Hey, hey! Hey, hey, hey! Hey! Come on! Orice vise aș avea, lucruri simple voi păstra. Cer albastru, eu și voi. Bună! Bună! Și bine ai venit la podcast. Bine v-am găsit! Hei! Vă spun tuturor la mulți ani și ne bucurăm foarte mult că ne-ați urmărit și că ne-ați dat mesaje și că... și că ne place să fim împreună. Astăzi, alături de noi este Generali România, o companie cu o istorie de aproape 200 de ani în țara noastră și care aniversează anul acesta 30 de ani de la revenirea România. Povestea lor începe în 1993, în același an în care am debutat și eu pe ecran, și acesta nu este singurul nostru numitor comun. Împărtășim aceleași valori și principii. Printre valorile Generali România vreau să enumăr încrederea, profesionalismul, calitatea serviciilor, deschiderea și transparența, empatia față de client și, nu în ultimul rând, consultanța. Generalii nefiind doar un simplu furnizor de servicii de asigurare, ci și un partener pe viață. Așa. Nu mai sunt cursant. Sală de repetiții, bun. Super concert. Mere. Da. O prietenă de viață. Dana Rogoz vine la lucruri simple și i-am pregătit o surpriză. Pentru că nu-i așa? Nu vreau să uităm ce s-a întâmplat cu mai mulți ani în urmă. For me and you and I sing to myself. Așadar! Atenție la această emisiune! Deci mai sunt cursanți. Mai sunt. Bine. Mie-mi place orice zi care m-ar putea zâmbi dimineața de lângă perna ta. Am găsit și perna, mă. Până? Bine ați venit la Muflonul! Muflonul! Din Brașov! Wow, mamă, m-am pierdut! Mă și scoți, da? Da! Curtea din spate. Exact. Să bem un ceai acolo. Aoleu, sau la Cerbul de Aur. Ăsta e Cerbul de Aur. Cerbul de Aur a plecat după Tezaur. Până în alta a venit? Ia să vedem până în alta dacă... Ha? Cine a venit la noi? Cine a venit la noi? O frumoasă. Ce faci? Ăsta-s pentru tine. Ce drăguț, mulțumesc. 1, 2, 3, cred că sunt 5 trandafiri. Super, mulțumesc. Ia loc, dezbracă-te. Fine, bună. Mulțumesc frumos. Cu mare drag. Unde stau eu? Uite aici. Gata. Ce faci? Băi, de fiecare dată m-a frapat fața ta. Deci fața, eu mă uit la fața ta ca și când ar fi... Mască. Mască, da. Ești mască. Sunt mască. De ce? Ce are fața mea? Ce e are așa, fața? E magnetică. Da, clar. Vorbesc serios. Ai o față magnetică. Da, mulțumesc. Nu știu cum să reacționez. Mulțumesc. Ai o față magnetică. Mă lipesc de microfon. Ai o față. Ah, ce drăguț. O să fie foarte încântată Lia, fetița mea. Sau poți să lași de acolo. Sau poți să lași deasupra, nu contează. Sau puteți ruga să-l țină la apă. Nu, nu contează. Poți să-l pui chiar în fața unei camere, nu contează. Nu, aș vrea să-l țină la apă, nu? Iubire, le poți ține în apă? Claro. Îmi plac foarte mult florile. Îmi plac florile și darurile. Mulțumesc. Ce faci? Mi-era dor de fața ta, dacă îți vine. Deci mi-era dor de fața ta. Mi-era dor de... Tu ai o chestie pe care ai din copilărie. Mm. Neastâmpărul tău. Ți-a zis cineva vreodată, mi-o dor de neastâmpărul tău? Tu cred că vrei deja să pregătești intrarea cu video-ul ăla cu televizorul. Deci, practic, vrei să mă scot deja vinovată. Ai un neastâmpăr, așa. Ai, mă, nu, tu ai un neastâmpăr. Deci, ți-ai căutat-o. Nu. Așa zic tu, acolo vrei să ajungi. Știu eu. Dana. Am un neastâmpăr. Tu ai niște calități... Nu stau locului. Nu stai locului. ADHD. AD, AD, HD.
Nu, H, nu. B. Nu e adevărat, să știi că e foarte organizată și în control, așa. Păi nu, că e ok, pentru că asta mi-a dat seama din copilăria ta. Deci, da. Eu am studiat ca niciodată. Pentru că... Te-am și refuzat de câteva ori și ai avut timp, vezi? Asta da, așa se face. Am avut timp să pătrund în copilăria, în adolescența, în tinerețea ta revoluționară și vreau să spun că, într-adevăr, tu ești o combinație fatală între nebunie și calcul și discernământ. Wow. Tu ești. Acesta a fost podcastul. Da, exact. Mulțumesc, concluzia a fost trasă. Să zic să ne oprim aici, că s-ar putea să-i dezamăgim. După aceea s-ar putea să și vorbesc și să nu fi la nivelul așteptărilor, așa că eu zic să rămânem aici. Ce-ar fi să o lăsăm așa? Asta e bună. Concluzia și eu zic... Nu mai vorbesc deloc, deci nu mai vorbesc. Bă, e bine unde s-a ajuns. Normal. Băi, eu sunt mulțumită. Mulțumesc și de flori. Adică, e, îți mai dau, nu, îți mai dau și apă. Oprește-te. Bine, atunci pentru apă mai rămân un pic. Mai rămâi. Astăzi, ieri seară, ieri noapte, pe când îți frunzăream dosară, știi că am primit dosare de la SRI, de la Ministerul de Externe și de la Ministerul Agriculturii. Așa. Și am primit niște dosare și pe când le răsfăiam, zic, stai mulțin, ce dată e astăzi? Astăzi este 6 noiembrie. Aha! Și mi-am dat seama, zic, băi, au trecut 3 ani, 2021, 2022, 2023, băi, stai puțin, dar eu trebuie să fac ceva. Și am făcut asta. 3 ani de podcast. Da, de fiecare dată când mă satur de o locație, fac așa. Așa. Și o arunc așa acolo. Pardon. Așa. Și ăsta se duce după ea. Genială. Ai făcut 1000 de... Cu copii ai făcut niște petreceri senzaționale. Pac! Și asta vine după... Vezi? Da, fantastic. Ceva... Wow! Da, văd că nu-ți place de poanta mea. E foarte interesant. Ok. O să trec direct în rezultate. Da, cifre. Doamne și domnilor, meine Damen und Herren, și sper să pronunț corect, invitata noastră s-a născut pe 26 septembrie 1985, în drumul Taberei, București. Exact. Pe strada meseriașilor. Meseriașilor. Așa. Meseriașilor care între timp a devenit. Când era mică, voia să se facă, ați ghișit, stewardeză. Da, ca toată generația. Toată generația mea, sincer. Adică era o chestie așa de nouă și de spectaculoasă să mergi cu avionul și de acasă. Adică avea mama o prietenă care era stewardesă. Așa? Și practic îi dați de seama. Deci cineva merge cu avionul și e și plătit pentru chestia asta. Și aduce, adică și... aduce și acasă. Aducea, nu știu, tot fel de ciocolate, pe care nu știu dacă putem să le numim acum. Vezi? Dar erau... E ca și cum ai spune că cineva ajungea pe lună. Diferența între Brașov și București este enormă. De ce? Nimeni din Brașov nu-și dorea să fie... nu visa să devină steward sau stewardess. Dar nici în avionul Boeing 779 nu prezenta un ceai atât de interesant ca asta. Mulțumesc. Cu plăcere. Dar noi, să știi că la mine, în generația mea, nu știu, de fete cel puțin, era o, așa ceva foarte... Vorbesc serios. Vorbesc serios. Extraordinar. Stewardeză. Iubire, tu ce vrei să faci? Balerina. Balerina? Asta voiai? Balerina? Da. Dar sincer, n-a fost și stewardeză la un moment dat? Balerina a fost liftieră la TVR, că mi-am făcut liftieră la TVR, mă rog. De când se ducea în TVR, a vrut să facă liftieră. Dar pentru că liftieră... repede am trecut la actriță. Adică m-am decis de pe la 9 ani, așa. A, înseamnă că filmul tău preferat e la cu Gwyneth Paltrow, când ea este stewardesă. Nu, nici nu știu. Poate că ar fi putut fi, dar nu. Acesta a fost podcastul. Iată, ne-am oprit. În clasa întâi... Aoleu. Așa. A luat o învățătoare de mână și a plimbat-o din clasă în clasă să le cânte copiilor. Da, chiar în prima zi de școală. Ce? Și nu cred că nu era chiar învățătoarea mea, era un învățător de la altă clasă, care știa că fac parte din grupul Minisong. Hai, fata. Și mi-a zis, hai, fă-o puțin spectacol. Nu se poate pune expresia ursul, cu ursulețul. Da. Hai cu ursulețul. Da, cu maimuțica. Mai muzica, da. Eu eram mult sutera mai muzica, corect. Hai, mai muzica printre clase. Așa, să cânte copiilor de bun venit la școala 311 din cartierul Drumul Taberei. Știi că asta se întâmpla... Și chestia asta a avut repercursiuni, pentru că, deci, mă rog, frații mei mai mari mi-au spus, băi, ai grijă că vine prima zi de școală, ai grijă unde te pui în bancă. Erau niște așteptări, știi, în funcție de unde te pui și în bancă. Și acum se pun promote de pui în bancă. Și acum unde se te pui în bancă, unde te pui în bancă? Decide viitorul, la modul că dacă prinzi ultimele rânduri, e clar. Augurii. Un derbedeu,
vei fi. Știi că așa era pe vremea respectivă? Da, 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 da. Deci ai grijă unde te așezi. Și din cauza acestei scheme în care eu m-am dus să cânt, că m-am întors, toate băncile erau ocupate. Și m-am dus aproape plângând în ultima bancă și am zis, mamă, gata, deci viitorul meu este sacrificat, am prins ultimul rând. Ai fost în ultimul... Și eu am fost în ultimul rând la bancă. Nu, că s-a schimbat. Cine-i frumușica din ultima bancă? Nu. Am prins, așa zis, în ultima bancă, numai că după aceea s-a făcut o reorganizare în bănci, cum era și firesc, logic, așa, în funcție de înălțime. Iar eu fiind cea mai mică din clasă, ce să vezi, am prins prima bancă. Și uite, așa, practic, am fost salvată de la un parcurs academic... nefavorabil. În pofita acestor povești, invitata noastră, da, încă nu i-am dezvăluit numele, da, a fost un elev studios și se mândrește că a fost șef de promoție la liceul Gheorghe Lazar la secția filologie. Aplauze, vreau ceva, era... aplauze, de așa. Da, nu? Asta și pentru că era secția filologie. Sus piciorul nașule, asta avem. Super. Și pentru șef de promoție? Hai, soacre! Așa. Asta și pentru că eram la uman. Era foarte greu să fii șef de promoție la Real, dar sigur, era o reușită. Și uman e Și chiar inuman. Inuman, mai ales că totuși aveam și niște filmări. Asta. Corect. Da, e filmările pe care, de care vom vorbi. Da. Cântă de la 3 ani. E, bine spus. Păi da, cânt de la 3 ani. Și la 9 ani a devenit Abram Burica din serialul TV Abracadabra. Dragii mei, ea este Dana Rogoz. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Cântam, se poate spune, că nu mai cânt. Cântă de la 3 ani, pare că mai cânt și acum, ceea ce nu se poate spune. Da. Ia. Ia, io. O. Îi am din. Și acum vreau să te întreb ceva. Zi. Poza asta e din drumul taberei? Ah, da. Chiar e din drumul taberei, de pe strada Timișoara. Bă, dar le știi pe toate? Am avut foarte puține poze în copilărie, drept monetale și știu. Dar n-ai avut puține poze, dar multe străzi. Nu, am avut chiar foarte puține poze, pentru că am fost al treilea copil în familie și s-au plictisit să mai facă poze la mine. Vorbesc asta, mă, nu pot să cred, primul are cele mai multe, al doilea și așa, așa, mai ales că va veni repede după primul și a mai prins și el câteva. Așa? Așa. La mine deja s-au plictisit și mi-au și zis că, vezi, doamne, că nu mai era nevoie pentru că au apărut casetele. Casete pe care nu am mai văzut după aceea niciodată. Am, mă rog, de mama să-mi dea un VHS de, yes, de degeaba, mă rog. Dar, da, dar pentru că asta vreau să-mi certifici tu dacă este undeva, da, în afara țării sau în țară, pentru că iată un tobogan. Un tobogan în Cismigiu. Ai evadat în Cismigiu? Cismigiu era chiar în afara țării aproape. Adică, oamenii nu înțeleg, dar Cismigiu, dar din drumul taberei era o excursie. Adică chiar făceai o excursie. Nu știu, tu ți-aduci aminte că ieșitul din cartierul tău era ceva nebunesc. E foarte adevărat. Nebunesc. Să știi că sunt anumiți oameni care consideră, chiar dacă sunt la 100 de metri de un parc, e atât de mult drum până în parcul respectiv. Nu, dar nu-i chiar... Adică știu și când am făcut acele ieșiri în Cismigiu cu toată familia... A, de așa au făcut poză pentru că erau o dată în viață. Veneau în vizită diverse rude, adică venise o rudă din străinătate din Italia, cu Claudio, cu verișorul. Și l-am zis în Cismigiu, băi, unde? Beleța, Cismigiu! Și ne dădeau bani să dăm la cai acolo. Cu ce știrea. Bani? Ne dădeau bani de buzunar nouă, dar doar la aceste ocazii speciale, să ne jucăm la cai, cu bile. A, cu bilele! E jocul meu preferat! Era o nebunie. E jocul meu preferat! Nu mergeam în alte dăți. O să zic că mama, băi, vorbește așa, că te duceam tot timpul. Nu. Atunci, doar atunci, când venea Claudio. Asta era distracția familiei. Claudio, ciao, Claudio. Așa, mă rog, deci asta știu și acel moment. Știu și acel moment, că tot era destul de special. Dar acum, să la o parte, chiar am fost o norocoasă a sorții, să zicem. Adică o privilegiată, pentru că am ieșit din țară foarte repede după Revoluție. Toate pozele pe care le-am văzut... Sunt în țară. Nu, sunt înainte de 89. Da? Da. Nu mai știam. Era chicică, era mai mică. Eu sunt cu un gurească din Brașov. Sigur, aia când am bebeluș, da. Dar da. Din... Și aia pe tobogan. E o clasă acolo, nu întâi. Adică tu erai în 80... Încă nu eram, într-adevăr. Da. În 89, la Revoluție, aveam 4 ani. Și mi-aduc aminte de Revoluție. Asta este o altă discuție. Dar după aceea, prin, cred că 90-91, am plecat pentru prima oară cu Unisongul. Am plecat în Belgia și apoi am mai fost o dată în Franța. Și alea au fost niște, într-adevăr, niște ieșiri care mi-au schimbat viața. Adică a fost așa...
Uite că întâmplător m-am întors acum în Belgia, am fost în, la Namur cu scurtmetraj, cu scurtmetrajul, da, și mă întrebau, mai fost în Belgia? Și zic, da, chiar am mai fost. De vidonton, eh? Nu, dar am fost pentru prima oară în viața mea undeva în străinătate, am fost în Belgia, cu autocarul, cu un drum complicat, cu mers 3 zile cu copii, cu pachete de mâncare la noi, cu, în fine, greu. Și cu efortul financiar din partea părinților noștri, ca să, deși stăteam la gaz de acolo, tot erau niște taxe care trebuiau plătite. În fine, cred că și să ne facă pașaport era ceva complicat. Da, 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 și la graniță până voi verifica pe toți. Da, ceva complicat. Și, dar, efectiv, și mie și fratele meu, lui Radu, mijlociului care era misong împreună cu mine, ne-a schimbat viața. Adică îmi aduc aminte că făceam coadă, de exemplu, la băi. Băi, adică nu vreau să spun chestia asta. Jur. Jur? Experiența mea. Eu am fost într-un grup, deci noi avem oarecum niște similitudini. Eu am fost într-un grup, Astra, se numea, din Brașov. Uh-huh. Și primul nostru drum a fost în Austria. Uh-huh. Și zim tu experiența băile de baie. Prima baie a ta, cum deci, a fost? Zim. Eu țin minte că am făcut o coadă de copii la aparatul, la uscătorul de mâini. Deci era ceva gen... Poți What? Să pui mâinile și iese aer? Deci era ceva... N-aveai nevoie să te usuci, dar tot stai acolo, știi? Pe genul... Bagă mâinile, scoate mâinile, bagă mâinile, scoate mâinile. Și făcusem efectiv o coadă, știam să facem în perioada respectivă. Da. Și eram absolut șocați și după aceea am fost iară șocată de faptul că mi-am dat cartofi prăjiți cu ketchup. Deci ketchup-ul nu exista la vremea respectivă în România. Da, era un bulionul nostru, era, dacă făceau părinții noștri bulion. Dar mie mi se părea ceva complet nefiresc. Și știu că nu știam, adică nu știam să-mi exprim în franceză suficient de bine că să le spun oamenilor că nu se poate pune ceva cu cartofi prăjiți lângă. Adică la modul, lăsați cartofii prăjiți simpli. Eram așa foarte cu frâna trasă, da, știi, da, copii, da, care da. Nu vreau experiență de-astea noi. Capitalism, nu! Nu! Cartofii sunt prăjiți și atât. Pune sare și atât pe ei și să fie puțin arși și gata. În fine, și asta zic, m-am adus aminte foarte, foarte multe detalii din acea călătorie. Deci n-am povestit asta deloc nimănui, dar mai zgândirit puțin. Fie de aici. Primul drum, la prima eram un grup și era un concurs internațional cu grupuri din toată lumea. Mm-hmm. Noi eram stabiliți într-un fel de, nu pension, într-un fel de gimnaziu, nici nu mai știu. Era oricum ceva ce n-am mai văzut de dimineață, erau chifle calde pe masă. Chifle calde. Păi eu n-am văzut chiflă, bă! Bă, chiflă, bă! Când am făcut chifla, nu știu, Și acum am repugn această amintire când am luat chifla și am băgat-o în buzunar, așa zic. Una se păstrează asta. Una la mine, una la mine. Am și eu amintiri de genul ăsta așa rușinoase, în sensul că oamenii nu le pot înțelege acum, dacă n-au trecut prin perioada aia. Dar eu când am primit din partea gazdelor niște pantofi care aveau luminițe în talpă, eu era să-mi deformez mersul. Deci, efectiv... Era prea mic? Nu, mergeam... ca să arăt că se aprind, dar nu mai mergeam normal, știi? De ce nu? Eram vreo de deformau mersul, efectiv. Adică eram, da, trebuie să trântești de ei ca să se aprindă lumina, da? Da. Și am mergeam numai așa, era, ce-ai cu tine? E, nimic, ce să fac și eu? Nimic, că și cum vreau... Nu vreau să atrag atenția, vezi, Doamne. Și că fac pe pendula de la ceas. Sau, tic-tac. Mă rog, deci, o mulțime de amintiri am din excursie. Am intrat în baie. Da. Deci, nu, asta de fiecare dată și acum în anumite momente zâmbesc când intru în baie tocmai din pricina acelui eveniment. Am intrat în baie. Hai că m-ai provocat. Noi, acasă, aveam robinete. Stop, nu existau alte... Nu exista nici măcar așa cu clapeta. Și trebuia să le reglezi oricum. Puțin caldă, puțin rece. Deci era o singură țeavă. Și caldă nu venea din prima. Și nu aveai de unde să forțezi apa să vină. Deci era o țeavă. Și? Stăteam în fața apă? Da. Și vin de aici. Și stau. Și la un moment dat intră unul, un neamț. Pac, intră un... Nu. La care e imediat. Hei! Hai să ce mordașă pe pantaloni. Au intrat vreo 3 nemți după mine, tot timpul. Făceam ceva ca să nu mă fac de rușine, că nu știam cum se... Da. Erau clapete jos pe care apăsai și ieșa... Nu, dar eu, apropo de apă, eu m-am ars așa, pentru că cred că în Franța deja aveam 7 ani și eram independentă, călătoream fără părinți, mă rog, călătoream cu fratele meu și Mihai avea oricum foarte mare grijă de noi, dar când stăteam la gaze sau așa, eu mă spălam singură, nu lăsam pe nimeni să intre, adică eram, repet, independentă, îmi pregăteam costumul și așa mai departe. Și știu că gazda era cumva așa surprinsă, că o fetiță așa mică se descurcă la duș, așa, și am cum să nu, da, normal, pf,
vă rog frumos, lăsați-mă aici. Iar eu am dat drumul la apă caldă și ca la noi am așteptat să știi cum e. Până vine pățeaba până în sus. Până vine, se curăță rugina apa la caldă. Început. E mai maronie apoi, știi? Până se curăță, până devine, până îi călâie. Ai timp, ai știi? Timp. Pe genul mai faci un mai șah, stai, mai, exact, mai, mai vezi un film. Mai încălzești la libric dacă e nevoie. Așa. Mă rog. Și a venit direct cu jet puternic. Aoleu, și fierbinte și m-am și ars la picior de săraga zindă peste mine. Ce-ai pățit? Eu eram acolo arsă deja pe picior. În fine, m-au pansat, m-au, pentru că nu știam cum să explic că nu mă așteptam să curgă așa de repede fierbinte. Nu, deci, mă rog, în fine. Je ne m'attends pas que l'eau est très chaude et pour moi c'est incroyable. Asta era. D'accord. Oui, d'accord. Deci este ceva... Sunt amuzante poveștile astea și eu cu fratele meu tot timp când ne pornim în poveștile Atenție, astea, s-ar putea ca oamenii care ne urmăresc, acum sunt trei, pentru că da. Niște fani de Minisong au intervenit imediat da. Să, și-au stricat statistica mea și-au îmbogățit-o. Vreau să spun că, într-adevăr, pentru noi, a discuta așa ceva reprezintă un șir neîntrerupt de glume. Da. Pentru alții... Ok, putem să trecem la... Da, exact. Adică pentru, okay, pentru cei care acum și mie o băutură sprițante. Ce naiba e aia? Sau cum eram înainte? Eram, bunica mea, ți-mi minte că îmi făcea nechezol. Iartă-mă. Eu sunt și mai... Da, totuși, chiar. Era un nechezol, era un fel de cafea, pe care, de ultimă speță umană. Care ți-o făcea și de fiecare dată îndulceam cu foarte mult zahăr. De aceea îmi plăcea mie să beau un degetar de cafea când eram mic chiar. Încă din copilărie. În rest, toate astea erau bucurile nicio vieții. Eu aveam sirop de la bunica din partea tatălui. Un sirop ca un fel de la dulceață, probabil, sau ceva. Da. Și cu apă, dar n-aveai sifon tot timpul. N-aveai sifon, da. Adică puteai să mergi să iei sifon, dar când n-aveai sifon, țineai degetul sifonul așa la... Sifonul ținem acolo, dacă oricând... A, așa, da, cu doze. Aveam, știu și unde aveam ăla de schimbat doze, nu știu ce. Dar când n-aveai sifon sau ți-l are să te duci, țineai degetul pe țeava de la robinet să vină cu presiune puțin. Și ziceai că vine cu spumă, că făcea un fel de spumă. Mamă, demență. Iar eu pentru siropul ăla, dacă poți să crezi, am spart capul fratelui meu. Asta e, nu se poate spune, de fapt. Dar o recunosc. Blesele. Pentru că mi-a consumat porția mea, știi? Se împărțea totul la trei. Iar el, la un moment dat, a zis că nu știu, că face un transfer dintr-o cană în sticlă, nu știu cum, la. Și a lăsat să curgă așa siropul să se consume. Bun. Și eu am spart capul. Ai atins un moment foarte important. Da. După cum ți-am zis la început, tu ești un complex foarte complex. Paradoxal de împrejurări. Da. Toată viața ta este un fel de nu știu, un fel de hockey combinat cu balet. Dar hockey, momentul ăla în care toți se bagă așa unul în altul și e la matinelă, înțelegi? Deci, și asta trebuie să-mi spui, pentru că mi s-a părut senzațional. Deci tu erai, Radu era mai mare decât tine cu 10 ani. Da, am doi frate. Cum? Care e Radu? Despre care Radu vorbim? Zim. Mijlociu? Nu. Fratele meu. Fratele tău. Cu 5, el cu 5 mai mare și celălalt frate cu 7. Ok. Deci Radu era mai mare cu 5 ani. Da. Bun. Iar tu, în copilăria ta din drumul Taberei, da. Pentru că după aceea te-ai mutat aproape de stadionul Ghencea și apoi la Orizont. Da. Normal că da. Am tot. Serio, au funcționat. Da. Și atunci, în copilărie, tu erai două entități. De obicei, când vorbești cu cineva, unul a fost, băi, eram golanul cartierului. Punct. Altul zice, băi, îmi plăcea atât de mult școala încât eram șefă. E bine, tu le-ai avut pe amândouă. Vrei să spui că eram golancă? O golancă nu, în cartier? Nu, era mai rău decât golancă. Deci fii aici. Tu erai atât silitoare la școală, da. Cât și... Asta mi s-a părut senzațională. Cum o fragilitate. Pentru tine Sting a scris fragile. Înțelegi? Pentru tine, cum o fragilă, o frumoasă fetiță cum erai tu, da, cum erai tu, obesie. Cum te băteai tu numai cu băieții. Asta să-ți explici. A fost o etapă în viața mea. Da. Înainte de începerea școlii, trebuie să spunem acest lucru. Așa. În care fratele meu, mai mare cu 5 ani decât mine, m-a învățat să mă bat. Pentru că trebuia să mă apăr în cartier. Iarăși oamenii nu înțeleg. Părinții nu interveneau pe vremea respectivă să rezolve conflicte. Și era inevitabil să fii bătut la un moment dat. Și evident că fusese la un moment dat bătută de niște alți copii de la o altă scară.
Și fratele meu a zis, nu, nu se poate așa ceva. Deci trebuie să te învăț să te bați. Te rog frumos și mi-a pus casete video cu bătăi, cu lupte, cu nu știu ce. Și ne băteam amândoi ca doi cretini, m-a antrena, practic. Efectiv, ne băteam. Băi, dădeam fiară făcuse din mine. Deci eu, în primul rând, eram ca un câine antrenat. Deci eram pe genul Dana Dăi. Când zicea Dana Dăi, era pe comandă. Dana Dăi. Băi, mă duceam, eram ori eu, ori el. Era... Nu cred așa ceva. Da. Deci, și... Undeva, în drumul tabere. Da, da. Există o fată pe nume Dana. Bă, nu te apropia de ea, bă. Dar nu mă băteam cu fete, adică aveam de asta. Fete, de genul, nu. Nu, chiar, nu vreau să... Gentleman. Da, da. Ești, erai un gentleman. E, și organiza, frate meu, aceste bătăi, practic, la un moment dat. Pentru că avuseseram foarte mare succes. Pentru că asta e chestia, că după ce m-au bătut, evident că eu m-am zis la l-am provocat și am zis, și m-am strâmbat la el, ca să vină la mine. Ce ai, mă, ce nu știu, și-o zis, bang, 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 doi pumni, așa. S-a făcut liniște, dai seama, în cartier, pe genul, ce-a făcut, mă, l-a bătut pe nu știu care, care era spaima e, cartierului? E Dana Rogoz, mă. Nu pleca. Nu, mă. Deci, așa, și... Și după aceea mama mi-a spus că a fost o perioadă în care veneau foarte multe mame de băieți la ușă să se plângă de mine și că ea nu mai trecuse prin chestia asta nici cu frații mei mai mari, adică era un fel de, băi, Dana, dă-o un col de treabă, ești fată, adică ești, nu fantastic. S-a întâmplat chestia asta la frații tăi și cum adică și... Iar eu mergeam, repet, până... Deci până, dacă îmi zicea Dana, dă, eu dădeam... În fine, și l-am dat tot fratele meu când am început școala, mi-a zis, uită. Uite ce te-am învățat, că aici trebuie să te integrezi, ești fetiță, ești la școală și nu știu ce. Și mi-am stăpânit aceste porniri. Dar îmi știau de frică. Și la școală chiar. Se dusese vestea în cartier. Extraordinar. Deci aveam o școală de cartier și o băi, pe aia să o lăsați în pace, că odată are un pumn, are un pumn. Asta zic, pac, dădeam. De fapt, luam prin surprindere, că ea avea o schemă de să țină gardă, da, da, sau ceva. Da, da, eu nu știam prea multe. Știam că trebuie să mă duc să dau și gata. Și se striga stop și gata. Să nu zic. Da, yes. Yes. Who? Cillian Murphy. Ah, ok. Auzi, te-au chemat pe ăștia la casting la Peaky Blinders, te duci? Clar. Că au nevoie de o bătăușă sănătoasă. Deci, mie mi se pare că acum... Influența fraților, asta a fost. Clar. Fastă. A fost o influență... În timp așa, acum devenind mamă. Da. Băi, copii. Acum ai 3 copii. 3 cum? 3. 2 am. 2 plus 1, rame, așa se spune. Plus barbu. A, da, ok. Deci da. Ai 3 copii. Băi, copii. Nu, niciodată n-am fost așa, dar mă rog, da. Eu sunt mai... Tu știi, da. Toată grădinița. Băi, copii, uite ce, acesta este pumnul. Se ține așa. Când se lovește, se mișcă așa. N-am făcut așa. Niciodată. Niciodată, nici măcar cu Vlad, da. Și când a fost bătut. N-am știut să-i spun... Apără-te. Lia n-a fost niciodată atinsă. E, nu. A fost și ea, la un moment dat, la o creșă de fetiță. Mă rog. Ideea este că, de exemplu, Mina, cea mică... Da, dar tot... De seama că mama nu ar fi educată în felul ăsta. Bă, da. Dar Vlad ar putea să-i spună Liei, la un moment dat. Da. Dai. Dar nu, eu am fost și sunt o super pacifistă. Deci așa. Acum ești pacifistă. Doamne, Dumnezeule, dar Vlad este efectiv copilul care zicea stop de ăsta cu reguli. Nu vreau să te apropii. După care nu știu ce, bă, gândi la una, nu-mi place. Sau unde se avea niște, dar nu riposta niciodată. Foarte bine. Da, știu, așa l-am O să, dar, bineînțeles, da. Că o să se facă diplomată, am înțeles, la ONU. Da, cred. Nu, vă rog frumos, lăsați bombele fără rachete. Nu, lasă tancurile acolo. Nu vă angrenați în dispută. Dar alte vremuri, Horia. Cu totul alte vremuri. Alte vremuri. Chiar pot fi rezolvate altfel lucrurile. Acum chiar noi intervenim foarte mult. Atunci, efectiv, eram lăsați să ne descurcăm. Adică veneai acasă bătut, mai ales dacă erai băiat. Veneai acasă bătut, păi și tu ce ai făcut? Ai stat? Da. Adică, bravo, da, așa. Deci nu exista, sta să intervenim, să nu știu ce. Crezi că, și o chestie de la părinte la părinte acum te întreb. Crezi că această diferență de vreo peste, de vreo 30 de ani, crezi că diferența asta s-a îndreptat, știu eu așa, spre bine? Atunci a fost rău, acum este bine? Sau este undeva la mijloc toată forța de răspuns și de așteptare? Diplomația versus ofensivă? Trebuie să mai așteptăm încă 30 de ani. Ca să vedem dacă okay, acum e bine ce se întâmplă. Sigur că sunt multe lucruri care se schimbă, zicem noi, mai bine, pentru că vin
dintr-o nevoie a schimbării. Adică sunt lucruri care noi nu ne-am simțit confortabil, pe care cumva acum le judecăm ca fiind greșite și încercăm cumva să le facem mai bine. Nu știu dacă mai bine ăsta e întotdeauna câștigător. Adică timpul ne va spune lucrurile. Evident, evident, dar acum faptul că mai și validez din când în când emoția copilului sau nedreptatea, suferința lui, mai ales în conflicte de genul ăsta, nu cred că e un lucru rău. Chiar nu cred asta. Adică eu sunt foarte prezentă și atentă și așa. Și Vlad, repet, chiar a fost la un moment dat lovit, nu știu ce, și prima oară am zis, sau se râdea de el în anumite situații, când eram mic și eu ziceam, mamă, Vlad, nu contează, râzi și tu, ha, 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 lasă-mă așa mai sportiv, așa, nu contează. Și într-o zi, când am văzut într-adevăr pe niște copii râzând de el și că el efectiv suferă acolo și eram mic, avea 4 ani. Ai intervenit și tu? Și eu am văzut și am zis, ai dreptate să fii supărat, e foarte nedrept să râdă de tine. Și dintr-o dată săracul s-a luminat așa și avea nevoie de chestia asta, nu la modul să intervii și să, nu știu, să ceri ceilalți copii, că sunt într-adevăr copilării, dar din când în când să fie atent că are nevoie să-i se dea dreptate, să spună, ok, te văd, știu că suferi, știu că nu ți-e bine, pentru el a fost enorm, enorm, nici n-a avut nevoie de mai mult de atât, adică doar să-i spună ceva. Iubirea, ai nevoie de ceva? Ce-am spui dacă ai nevoie de ceva, bine? Da, mă rog. Ai cunoscut-o pe Andreea? M-a condus. E fata mea cea mare, ea a trecut și a trecut prin diverse faze în care nu i-am zis, alo, nu așa e bine. I-am zis, unde te duci, iubire? La concert. Zi, la concert. La concert. Cine cântă? Zi, cine cântă? Bănică. Bine, iubire, du-te. Dacă îți place ție... Înțelegi? Ne-am zis, stai acasă, nu te duci nicăieri. E o chestie importantă pe care îți spun. E o chestie foarte delicată. Și a simțit că o susțin. E foarte bună asta. Da. Vreau să spun că totul la tine, cei 3-4 ani ai tăi, eu i-am simțit din plin. Pentru că ulterior mi-am dat seama, eu nu știam din prima. Când eu veneam la tine în emisiune, când erai la casă și erai la ProTV și câteodată erai peste tot, eu când vedeam la tine, eu nu știam atunci, fii atent aici, că asta mi se pare senzațional și este motivul pentru care fac podcastul ăsta. Eu nu știam atunci că tu fusesei în Minisong. Practic, eu știam de Dana, care a fost în filme, dar nu mi se ducea informația mai așa jos. Așa de, da, exact. În trecut. Eu cred că podcastul ăsta de astăzi, întâlnirea asta noastră filmată, am pus niște camere aleatoriu, eu cred că va rezolva toate lucrurile și începem o nouă etapă în relația noastră. O nouă relație, practic. Dar în acest moment... Numai puțin pentru francez. Un nouveau relation. Asta, pentru diaspora. L'histoire de Adam Mitie. Asta. Oui. Deci fii atent aici. Prima întâlnire cu Mihalea, la 3-4 ani ai tăi, vreau să mi-o spui cum a fost. Mi se pare esențial momentul ăla, pentru că din bătăioasa din drumul taberei, brusc, ți-ai dat seama că se poate face și altceva cu... E, nu, că mă băteam și în perioada de somn. Stai puțin, am zis, repede, abia la școală. Ne-a obosit a bătăioasă din somn. Stai puțin, nu, mă stăpâneam în Minisong și așa. Nu, deci, eu am început Minisong, într-adevăr, când eram foarte mică, n-aveam vreo 3 ani și jumătate. Așa. Mama îmi spune că veneam în căruț la repetiții cu fratele meu, Radu, care făcea parte deja din grup și îl așteptam acolo, pe hol, la școala 197 din drumul Taberei. Și îl așteptam pe hol și într-o zi, mă rog, mi-a zis și fratele meu, bă, când îl vezi pe nenea ăla, urli, adică să-i cânți, mă rog, așa se exprima. Și la un moment dat și el a zis, hai, dați-i să o verific, să facem un test, să vedem, are ureche, n-are ureche muzicală, mă rog. Era foarte mare competiție să intri în Minisong și... În fine, iarăși, părinții mei n-aveau nicio legătură cu lumea asta, pur și simplu, amândoi erau ingineri chimiști, fratele cel mare era la Steaua, la Scrimă, Radu era la Minisong, deci mijlociu, și cu mine, cumva, văzând cumva, că am mai multe inclinații în zona asta artistică, au zis, hai să vedem dacă poate să intre și la Minisong. Nu mi-aduc aminte foarte multe între poveștile de început, de exemplu, cum că... Mama îmi zice că Mihalea m-a suit pe scenă la un moment dat, chiar între primele apariții, și m-a întrebat, aveam noi un cântec cu Cucu, și a întrebat câte picioare are Cucu. Și eu foarte isteat am zis, 2. Și a zis, păi și când stă în 4 labe? 3. Adică eu m-am dat seama că, bă, o schemă e. Deci 4 sigur, nu? Că nu e câine, ce n-ai bine încolo. Cucu, dar 3! Adică o diferență trebuie să fie. Mă rog, așa mi-am făcut intrarea pe scenă. Și audiția o ții minte.
adică țin minte pentru că mi-am dat seama că e un moment important, așa. Țin minte că am cântat Tarafu Kids. Cum zicea? Tarafu Kids. Ăsta. Ai, nu. Nu, da, ăsta. Dar nu știu ce mi-l dai. Eu nu mai uite, cânt. Uite, nu, știu că nu mai cânt. Cânt. Da, pentru... No, de, no. Nu, iartă-mă, nu cânt pot. Eu. Nu pot, nu pot. Nu, mai nu. Pot să cânt. Nu, îl cânt da, eu. Pe bune că am un soi de trac, pentru că... Na, lasă cum e. Dracu tracu! Știu. Cu nu capa, știu. Auzi? Da. Dar tu ai trac? Tu nu, ai trac? Cântat, pentru că n-am mai cântat foarte mult timp. E același și lucru, aveam, da. E același lucru, tracul de cântat cu tracul de spus o replică la film. Nu. E exact același lucru. Da, eu am spus replici la filme toată viața mea și n-am avut o pauză în chestia asta. Dar dacă ai face o pauză de cântat zici de ani, îți fie zic fie eu că ai avea niște așteptări de la tine pe care foarte greu... Bun, fii de aici. Uite-te la mine. Ne cunoaște o lume întreagă. Te-ai dus exact bine. Asta mă enervează. Nu e pauză. Bine, hai. Ce faci la 3 ani e sfânt pentru toată viața. Hai. Spuse marele artist Platon și Aristotel. Ne cunoaște lumea întreagă, noi suntem Tarafu Kids. Jucăușii buni de șagă, suntem cântăreți vestiți. Kids, 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 n-avem frică de pisici. Kids, 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 e foarte bine. Când nu sunt pe aici. Piano! Cu o copză și o vioară, cu un naș și un contrabas, dăm concert în ser de vară și cântăm așa pe nas. Kids, 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 n-avem frică de pisici. Kids, 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 când nu sunt pe aici. Kids, 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 n-avem frică de pisici. Kids, 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 când nu sunt pe aici. Băi, fii-am de aici. N-ai da. Falsat nicio notă. E, da. Iar piesa asta are câteva, la finish, la versuri. La 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 la. Erau niște chestii foarte ciudate pe care tu le-ai reținut. Deci asta... Ei, da, vorba e în ADN-ul meu deja. Da, dar mi-e frică de tine, pentru că dacă ai reținut asta, cu siguranță... uppercut-ul l-ai reținut și pe el. Așa că să mă dau puțin mai încoace. Nu care cumva să-mi scape un croșeu. Dar e bine așa. Da. Deci mi-aduc aminte momentul ăsta. Când m-a ridicat, m-a pus cu fundul pe pianină și am cântat. Și după aceea mi-a și compus niște poezii. El. Îi compunea și fratele meu. Îmi zicea Dana Banana și fratele meu zicea Radu Anul Nou, pentru că avea pentru fiecare dintre noi câte o poveste, așa. Povestea mea era legată de faptul că fratele meu, când fusese în Germania, înainte să intru în grupul Minisong, mi-a adusese cadou o banană. Iarăși, pentru cei care nu înțeleg de ce ți-aducea banană, da. Este pentru că n-aveam banane. Și pentru că n-aveam banane, nu știam cum se mănâncă și eu am ținut în mod special să mănânc coaja. Și când a auzit proful, ziceam noi Mihalea, când a auzit povestea asta, mi-a zis gata, e Dana Banana, nu știu ce, la la la, și tot povestea chestia asta pe scenă. Și mi-a compus niște poezii, am zis la început că Cățelușul Șușu, o lungă perioadă, după care încă o poezie care era chiar scrisă, sunt în casă 3 copii, 2 băieți și o fată, dintre toți eu sunt firesc, cea mai răsfățată. Alea o poezie dedicată, cumva, familiei mele și mie. Și se termina cu, dar de azi m-am hotărât ca să scap odată, nu mai sunt fetiță eu, de azi sunt băiată. Deci, la vremea respectivă era... E adevărat. Era... Are ceva de văd, da. Și așa am intrat. A fost o lungă perioadă a copilăriei mele, a fost legată de Minisong, de aceste călătorii. El a murit când eu aveam 8 ani și jumătate. 93. Noiembrie 93. Da. Țin minte, evident, foarte bine. Ca să înțelegi, eu când am deschis televizorul în anii 90... am văzut un spectacol la TVR de la Sala Palatului. Din anii 90, mie mi s-a înfiripat în cap numele Sala Palatului și de fiecare dată mi-a plăcut un singur lucru, fapt pe care acum îl fac de fiecare dată și Mariu știe foarte bine că e alături de mine la toate spectacolele. Când mă duc la un concert, trec dincolo de piesele cântate, mă duc la copii. Iau microfonul și zic, ce ai pregătit pentru astăzi? Iar copilul, din bagajul din conștiință, începe să dea drum la melodie, la un cântecel, la o poezie, la orice, nebunie. Și lumea zice, a fost regizat. Dar nu aș fi făcut traseul ăsta dacă nu l-aș fi văzut pe Ioan Lucian Mihalea, în anii 90, la Sala Palatului, la TVR.
Iar voi atunci erați în Minisong, poate cea mai tare trupă de copii existentă, pe care am regăsit ulterior la Canale 5 sau ceva genul ăsta, când era un fel de... Nu știu, era o emisiune cu copii, tot așa, formidabilă. Pentru că vocile copiilor erau atât de cristaline și clare, live făcute, încât te atrăgea, vreau și eu acolo, vreau și eu ceva din chestia asta. Și era energie foarte bună și eram foarte liber, așa, cumva și fericit și nu puși exact, de părinți exact, să cântăm exact, și exact. Să nu știu ce. Eram, iar el era... Era senzațional, pur și simplu. În câte limbi ai cântat? Când, două, trei limbi? Cântam, da, în toate limbile. Franceză, engleză, nu știu, dacă înceam în... Chiar cred că și germane aveam cântece. Era, își dorea foarte mult să avem așa un repertoriu variat, ceea ce iarăși era o nebunie la vremea respectivă. Dar, da, mă rog, și călătoream mult în străinătate. Iar el era absolut minunat. Absolut minunat. Adică, faptul că putea să călătorească cu noi și eram 30 de copii undeva în țară sau în străinătate, fără să aibă alți părinți ca ajutoare. Pur și simplu. Era el și cu pianista care pleca... Atât? Da. Cu 30 de copii? Da, da. Mamă, și avea niște... acum s-ar interzice așa ceva. Da, dar era super responsabil și extrem de grijuliu și venea cu niște soluții de-astea inovatoare, de genul... Când plecam în străinătate, uneori plecam într-adevăr în grupuri puțin mai mici, dar oricum 20 de copii tot erau. Da, da, da. Și aveam, de exemplu, jambiere colorate, verde fosforescent sau roz fosforescent, ca în cazul în care ne pierdem de grup să ne uităm printre picioare pe dedesubt și să ne ducem repede după culori, ca niște oi. Știi, pe genul, să nu ne pierdem de grup, în fine. Ioan Lucia Mihail a fost unul dintre oamenii pentru care eu am venit și am vrut să-l întâlnesc în TVR. Și în 93, mă rog, tot în anul ăsta fac și eu 30 de ani de când am făcut Robingo, prima licență cu quiz show, cu întrebări, cultură generală, și zic, când pot să-l întâlnesc? Pentru că l-am văzut la televizor, trebuie să-l întâlnesc ca să am și niște idei muzicale și niște prostii. Și după aceea, când s-a întâmplat lucrul ăla în noiembrie, zic, ok, n-am avut șansă să rămân la prezentare. Și am rămas la prezentare toată viața. Vreo 10 ani de zile am continuat să prezint. E o piesă pe care de fiecare dată o cânt, oriunde m-aș afla, pentru că mi-a intrat în cap de când ați cântat-o voi. Este una dintre cele mai frumoase și simple piese. Deja mă sperii. Nu, e foarte frumoasă. El o cânta. Iar voi interveneați doar la refren. Știu. Deci mi se pare extraordinar. E ca și când aș atinge prin tine, aș atinge memoria acestui om. Știi? Mi se pare senzațional faptul că tu, fără să vrei, ai magazinat o poftă, atenție, o poftă pe care acum, dacă tu te apuci de muzică, imediat o faci... Nu știu, pentru că vezi, și fratele meu are problema asta. A fost așa de brusc finalul și de așa de încărcat emoțional, așa, încât cel puțin pentru el a fost foarte, foarte greu. N-am mai cântat chiar niciodată. La mine s-a mai întâmplat să mai existe povestea Bracadabra și să mai cânt așa cu trupa, dar cumva mi se pare că niciodată nu performez, știi, cum mi-ar fi plăcut proful, sau, știi, parcă înțeleg. Tot timpul eram așa un pic, aș fi putut cânta mai bine chestia asta, sau, în fine, iar fratele meu s-a oprit definitiv din cântat și așa, pentru că, probabil că e încărcat de... Tot, adică, nu știu, glasul, ai senzația că ți-e încărcat de toată povestea. Și el cum era, acum după voștele tale îmi dau seama cât de părintesc se comporta cu voi și în același timp era un părinte, era un fel de, o combinație de genul ăsta, toate cărțile de parenting de acum, el le făcea din prima, știi ce zic? Da, na, absolut, chiar... Acum, zilele trecute, m-a rugat Luminița Velciu, vrea să scrie o carte despre el și m-a rugat să scriu. Deci, absolut, mi se pare ciudat că vorbim despre asta acum, pentru că am încercat să-mi fac așa cumva ordine în amintiri și încercam să-mi dau seama cât de mult s-au alterat aceste amintiri în timp. Că nu mai știu nici cât a fost adevărat și cât s-a, știi, îmbogățit în timp sau câte s-au pierdut ca detalii. Dar sunt lucruri de care sunt foarte conștientă pentru că se întâmplă în prezent, și anume faptul că îl continui să-l visez pe Mihalea. Și asta mie mă arată cât de puternic a fost prezența lui în viața mea, dacă el continuă să existe după atâția ani. Adică la mă, după 30 de ani de la moartea lui, eu încă-l visez noaptea și-l visez în cele mai
important moment al existenței mele, adică înainte să moară tatăl meu, am visat pe Mihalea spunându-i că, uite, să ai grijă de fratele meu, că moare tata. Și mi s-a părut așa că, dacă cumva, na, subconștientul meu, inconștientul meu, whatever, îi cere prezența, știi? Înseamnă că e undeva în sufletul și mintea mea, prezența lui a contat atât de mult, da, încât a devenit așa un reper al siguranței și al iubirii necondiționate și efectiv o imagine paternă ideală. Adică și eu și fratele meu și toți copiii care am fost familie Song, am rămas efectiv cu o imagine perfectă, imaculată. Imaculată. Să știi că de multe ori mă gândesc la cei pe care am avut și am pierdut. Și au fost, vreau să spun că au fost foarte mulți pe care am, alături de care am cântat pe scenă, numai de vreme de acum câțiva ani, când Nelu Plăișteanu sau George Jacques ne-au părăsit. Și de fiecare dată, stai mă, când melodia asta, și de fiecare, telefonul lui am șters deloc. Știi? Iar eu cred că în momentul de față, dacă tu cânti oriunde o melodie, chiar dacă cânti într-un spațiu public sau mai puțin public, eu cred că el s-ar bucura, adică ar zice, bă, cineva merge mai departe. Acum știu că ai o groază de filme. De câțiva ani ești într-o luptă super puternică cu toate. Am tot aici. Da, da. Ideea este că la un moment dat va trebui să zici, bă, zic o gogomanie, dar acum hai mă să fac un mini song. Nu. Face Alina Sorescu asta, care a făcut parte din grupul Mini Song. Ea cânta cu tine, Alina Sorescu? Da. Alina Sorescu a făcut parte din grupul Mini Song. Și am fost colegi ani de zile. Nu știam asta. Și asta și-a propus. Și de-aia are un grup de copii și așa. Deci cineva a dus mai departe. Da, ca să te salveze pe tine. Da. Deci asta o cânt în permanență. Iar încă o chestie mișto. Sunt la sala Palatului și acolo când obicei chestia asta, indiferent ce cânt, și încep așa. Am să vă spun, copii, povestea unui ciobănaș. Mă uit așa la lume? Lumea stă așa? Pentru că nu toți sunt din generația mea. Unii sunt mai înetate, alții sunt foarte tineri. Și ea tinerii, ce piesă e asta? Dacă dau la 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 a unui ciobănaș. Deci, prima, n-am cântat-o niciodată așa și vreau să spun că am foarte mari emoții. În fiecare zi mergea cu turma pe imaș, printre uițe mielușei drăguțul ciobănaș. Tra-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la, drăguțul ciobănaș, drăguțul ciobănaș. Voios pe câmpul înflorit cânta din fluieraș și răspundea din lane fânt cri-cri un greieraș. Tra-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la, cri-cri un greieraș, cri-cri un greieraș. Dar cum mergea cântând voios spre crângul înverzit, un pițigoi din vârf de pom așa i-a ciripit. Tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la, așa i-a ciripit, așa i-a ciripit. Cirip, cirip, ascultai-și, cirip, băiatule, stă lup ascuns într-un tufiș, păzește-ți oile. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, păzește-ți oile, păzește-ți oile. Am să mă duc în după eu, am să mă duc în zbor, să chem aici cu pușca lui pe mândrul vânător. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, pe mândrul vânător, pe mândrul vânător. Și vânătorul iscusit pe dată a venit, e lup ascuns într-un tufiș pe loc l-a nimerit. Tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, pe loc l-a nimerit, pe loc l-a nimerit. V-am spus, copii, acum povestea unui ciobănaș, cânta și el, dar nu ca voi, cânta din fluieraș. Tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, cânta din fluieraș, cânta din fluieraș. Cam sus pentru mine, dar trecem peste. Acum, gata! Dacă se mai întâmplă, imediat! Iartă-mă, îmi cer scuze. Ți-am dat un mesaj înainte de a venite. Ce-am spus? Aoleu, mi-ai schis să ascult ceva. Nu, să nu. Sau nu? Să nu mănânc.
Și n-ai mâncat. N-am mâncat. Și... Andreea? Da? A, vine ceva. Andreea, adu purcelușul de lapte. Doamne, nu știu, Milor. Oh, ce bun. Doamne, ca să citez o piesă celebră, Doamne, spune-mi ce... Mamă, ce bine. Ce bine, ce bine. Bine, de unde te-ai inspirat? Ce bun. Nu vreau să zic. Te-ai uitat pe Instagram? Pe ce pagină? Mamă, ce bun. Pe ce pagină? Nu a Danei Robos. Mamă, ce bun. Deci eu niciodată n-am mâncat un platou de genul ăsta. De ce? Nu-i văd rostul. Hai să spun o chestie. What? Eu țin puțin fasting. Fac casting, adică. Așa, fac casting și... De la cât la cât sau cum? De la cât la cât, cât se poate, la cât se poate. Problema e că de fiecare dată când văd așa ceva, este numai aici. Pentru că zic, te rog frumos, vreau ca invitatul meu să fie bucuros. Atunci când iau un croissant, de exemplu, când mușcă din croissant... Papaya. Ce practic. Papaya! Mamă, deci, da, papaya. Nu pot să zic. Dă tot timpul înapoi 30 de ani. Papaya. Dacă sunteți copii prost, cuminți... M-am simțit prost recent. Doamna care venea la noi la curățenie, m-a văzut mâncând papaya. Și m-am simțit prost, așa, mi-a zis, mamă, ce înțelege doamna asta, că noi mâncăm papaya așa în fiecare zi? Și pe genul, și mă simțeam așa, așa un pic, știi, zic, vă rog frumos, vreți să mâncați? Și n-am apucat să-i zic, papaya, că mi-era și puțin rușine, așa, papaya. Și zic, doriți să gustați, e foarte bun. Și am ce? A, papaya, nu. Ce, soțul meu mănâncă în fiecare zi, dar eu sunt, nu. Deci era practic sătulă. Știi ce mă simțeam? Asta e partea cea mai bună. Poate mai puțin era așa. Nu vă spărați, doamnă. Doriți puțină papaya? Nu la mama aia, dragă, nu o mai duc de mult nu, acolo. Nu, dar culmea e, apropo de că nu mai e acum vorba aia, deschis supermarketul pentru toată lumea și deja mi se pare foarte frumos că s-au reglat lucrurile astea și că nu mai este așa. Mă, s-au reglat așa că într-o s-au reglat. Într-o oarecare măsură, evident. Dar, mă rog. Eu n-am înțeles niciodată și vreau să-mi explici, că poate ești mai experimentată decât bine, de ce combinația de șampanie și căpșuni este preferată îndrăgostiților? Chiar n-aș putea să răspund la asta. Nici eu. Deci, ori schimbăm niște... Cred că am citit prea mult în copilărie Sandra Brown. Nu. Erau... Da, nu. Romanțată. Și niciodată n-am... Adică, când n-am combinat niciodată, nu știu. Șampanie cu căpșuni, așa. Am avut căpșuni cu frișcă. Nebunia asta. Mai dar... frișcă? Mă, iubirea, nu, și... lasă! lasă frișcă. Lasă frișcă, lasă-o pe el. Masă! Așa. Vreau să-mi spui... Pentru că vezi cum trec toate peste noi. Vreau să spui, dacă eu acum îți spun un cuvânt. Îți spun un cuvânt și spunem persoana la care te gândești. După un cuvânt? După un cuvânt. Ok. Fii atent. Mama! Nu glumesc. Ai să râzi tot cu mă. Magician. Bine. Băi, fii atent. Mama, grea ghicitoare. Ghicitoare. De ce spun chestia asta? Pentru că de dimineață, la un dat, stând și... trecând prin biografia turbulentă. Vastă. Așa, vastă. La un dat zic, la pagina 248. La 248. Magicianul... Stai puțin. Și mi-am dat seama brusc că pe vremea respectivă, în anii 90, era unul singur. Acum... da. Bine, erau și atunci magicieni. Zi-mi în afară de nu, Maria mai... Râlea, cine mai era. Nu, făceau unii la televiziunea română trucuri și atunci. Nu. Ei, cum nu? Când, mă? Nu știai după nume, da. Dar când făceau chiar trucuri? Asta făcea, asta, cu asta se și lăuda cumva, că el, magia lui nu e că face trucuri, ci că duce copiii în povești. Deci exista de atunci un prezidigitator la televiziunea română, dar sau mai târziu la Pro și așa, dar el era magicianul, într-adevăr. Magicianul. Era magicianul. El era, de acord. Cum mai târziu, în la bloc, era unul americanul. Da. Americanul, da. Americanul, adică... Magicianul, americanul. Da. Scuzați-ne, noi mâncăm papaya. De ce îmi scuze? Vrei ceva de la mine? Da. Mamă, ce bun. Vrei și tu un telefon? Lasă, așa, in motion. Zic, tu știi câți ani fac eu? 3. Și 8. Și 8. I-am înțeles că fac 3 ani și fac și 8 ani. Dacă întorc 3-ul pe partea înaltă, o să devină 8. Dacă pui 3-3 așa, da, devine 8. Da, clar. Bineînțeles că nu e și o inimă, dacă pui așa, devine 8. Mă rog, de la concertele am. Ah. Când fac așa
Și acum mai nou fac așa și vine o fată, fetele mele din baking și fac așa. Ești un nebun. Ești practic, deci pe branding la tine trebuie să apelăm. Pac, pac. Deci, am spart topurile delir cu asta. Practic, delir. Iartă-mă, dar asta este ananas? Da. Da. Mă rog, nu vreau să intru în detalii cu aceste semne ca să nu ajungem în derizoriu. Dar hai, gata. Mă provoci. La admiterea la facultatea, ATF, unei ATC, cum vrei tu, tu, de la nebuna care erai pe televizor, brusc i-a surprins pe cei din comisie și a pregătit un text din Biblie. Da, asta am făcut. Dar tot ghidată cumva de Marian în zona asta. Marian, și e un lucru interesant, pentru că Marian te-a și condus atunci în... Da, a fost foarte drăguț și sunt foarte recunoscătoare și, sigur, evident, a fost așa un reper în existența mea și eu i-am spus că vreau să dau la actorie de când am mică și îmi zicea, nu, că o să te plictisești, că ai început prea devreme, că încerca cumva să mă tot facă să mă gândesc dacă chiar asta îmi doresc sau e pur și simplu, na, o conjunctură. Am fost purtată de vânt și ok, la îndemână, că ți-e ușor și că nu știu ce. Și ziceam, nu, dar chiar asta vreau. Și el știa că sunt foarte bună la învățătură și îmi zicea, uite, fă-te medic. Dar poate vrei în armată. Poate vrei să fii medic, poate vrei să... Nu, uite, eu asta vreau, asta vreau. După care au urmat alte proiecte în viața mea. Dacă mă gândesc că am trecut și pe la Vremea și apoi și la blog și seriale și... Când a fost Vremea? Am fost și la Vremea la un moment dat. Am prezentat Vremea la un moment dat, după Abracadabra. Nebănuite scăile mele prin televiziune. Gândurile mele, oare când voi trece la Vreme? Asta mă întreb câteodată. Când voi trece la Vreme? Practic am avut un debut. Eu am trecut prin Vreme în adolescență. Eram atunci da. Deodată cu la Bloc am început. Adică imediat după Abracadabra. Dacă mai ții tu minte, Pro avea aceste nebunii cu Vremea care era prezentată, ba de... Și că era Gianina Corondan inițial, care Gianina făcea... Gianina Corondan, bravo, care făcea tot felul de momente, așa, artistice din Vremea. Da, și da, după da, care da, au început da să testeze tot care... felul de alte formate inovatoare și așa, și eram eu cu Iulia, care era mai mică decât Iulia? Mine. Era o fetiță mai mică decât mine la Abracadabra, acum, desigur, ești mare. Și prezentam amândouă. Eu prezentam Vremea de la știri, de la ora 5 și ea de dimineață. În fine, whatever. Am trecut și prin Vremea, am trecut prin seriale și așa, iar eu tot mi-am dorit să mai dau la actorie. Și l-am sunat pe Marian înainte și am zis, uite, totuși eu... Chiar m-am ținut de cuvânt și vreau să dau și mi-ai spui, cum atunci? Păi trebuie să-mi spui ce repertoriu ți-ai ales, trebuie să discutăm, trebuie să... Și într-adevăr, eu jucam atunci deja în serialul la Bloc și mi-a lăsesem și un monolog cumva în zona asta, mai pe comedie și așa, care mi-era mai ușor. Foarte bine, da. Și atenție, zis, toată lumea care se uită acum la noi a văzut când pe din la Bloc, pentru că în ultimul an de zile s-a reluat... Ce în ultimul an? Nu, tot timpul. În tot timpul ăsta, de când nu mai există, e pleroare. The kids on the block. Efectiv, sunt copii care practic nu se născuseră că noi încheiaseră filmările. Deci noi încheiaserăm filmările acum, nu știu cât, acum se fac aproape 20 de ani. Și sunt copii de 10 ani care vin și îmi zic, Danelu, și eu sunt... Tu de unde ești? Tu când te-ai născut? Ce mă întreb de Nelu? Cine e Nelu? Eu când mă uit, mai îmi dau tag oamenii acum și mă uit la câte o secvență așa, nu mi-aduc aminte nimic. Da, deci, dar știi care e problema ta cea practic mare? Am fost... Dacă vrei să vorbesc așa mai paradoxal, e faptul că tu ești absolut neschimbată. Eu te-aș fi acuzat la un moment dat că te duci în Elveția, îți faci niște rejuvenări, niște hialuroni și nu știu ce. Da, da, n-aș mai fi putut, uite, știi? Face chestia asta. Vezi? Am riduri. Și n-aș mai fi putut. Băi, se văd numai dacă forțez. Păi nu da, se... da, deci mă rog. Fetițo, tu nu ai riduri. Spune-mi exact ce ai făcut. De fapt, aici am vrut să ajung. Da, vrut să... Vreau să-mi dai tinerețe fără bătrânețe și dacă viață. Dacă mănânc... Ia mănâncă sau nu mănâncă? Ia mănâncă sau se face și pune șervețele și o lasă jos? Asta vreau să văd. Da. Asta e problema ta. Dacă lumea vine aici, uite-o pe Dana. Eu sunt vampir. Secret. Zi, fata, așa, la adevărul și lasă-mă. Deci. Eu, noaptea. Stai, mintea stă în gură. Auzi, dar îți spun copiii, ce faci, Mimi? Da, mai îmi zic. Și sunt, ce? Din... Ce dimensiune ai venit? Care e planeta? S-ar treacă, efectiv, deci mi se pare așa că mă suge în altă galaxie, nu știu. Pare că s-a întâmplat acum milioane de ani. Milioane de ani.
În fine, și oricum arată, și acum că mă uit la film, arată ca fiind din anii 70. Noi filmam în 2000 totuși, dar arată ca fiind din anii 70. Bine, din cauza și din cauza HD-ului care tot, și cum eram îmbrăcați, așa. Bine, e frumos, așa e ca o patină timpului, ceva, nu știu cum e, știu cum e. Înnobilează totul, trecerea anilor și așa. Și a fost o perioadă foarte dragă mie, că cu o gașcă foarte frumoasă, cu familie, gașcă. Cu efectiv familie și așa. Și, mă rog, ca să revenim la Marian, da, i-am spus că dau și el mi-a zis, uite, îți propun să citești un text din Biblie. Eu m-am speriat, desigur. Și până la urmă chiar m-am ales de acolo. Mi-am construit singur un monolog din Cântarea Cântărilor. Cântărilor, da. Doar mireasa. Ceva ce eu n-aș mai spune niciodată acum, sincer. Da, dar a fost un contraamploa foarte bun pe care l-ai făcut. A fost nici măcar nu era pe contraamploa, de fapt. El știa, el mă cunoștea suficient de bine cât să știe că îmi este pe structura mea. Pentru că eu eram exact la etapa aia super îndrăgostită și curată și, știi, exact ca o mireasă, știi, cumva, la admitere. Așa, foarte proaspătă și ne... deloc cinică la vremea respectivă, în fine. Și am spus, era în versuri, era metaforic, era... Mamă, era... Și știu șocul lor în comisie, că, mă rog, era o probă de admis respins în care nu spuneai încă monologul, aveai doar niște poezii. Și după care era o perioadă de ateliere și la atelierele respective era și un interviu și m-au întrebat ce urmează să spui și am spus că din Biblie și așa și era... Ok. Nu se așteptau, pentru că știau că fac, na, joc în la bloc și, în fine, aveam deja o etichetă, cumva. Ce an era asta? Și cred că a ajutat. 2004. 2004? Da. Senzațional. 2004-2008. Cu 10 ani mai devreme... 2008 am terminat, da. E foarte greu. Cu 10 ani mai devreme, când am intrat eu am intrat prima dată la secția de scenaristică. Și, din nou, oamenii că mă... și asta mi s-a întâmplat în timpul facultății. Auzi, vii să joci și la mine? Eu nu sunt actor. Hai mă, lasă, vii tu să joci. Oricum se întâmpla asta. Adică și... Bine, studenți la regie jucau sau... Sigur că da. Era o comuniune foarte frumoasă. E foarte frumoasă comuniunea. Da. Cred că în continuare e. Mă întreabă și acum oameni dacă să dea la un ATC sau nu și așa și eu tot timpul încurajez să o facă. Indiferent de cine ia anul, cine, ce, ba, mi se pare că cel mai frumos lucru pe care ți-l dă facultatea asta este exact comuniunea. Faptul că te întâlnești cu o gașcă cu care vei, se presupune că vei lucra ulterior, știi, că îți creezi așa oamenii, legăturile, prieteniile. Și mai ales acum în ziua de azi în care nu mai sunt angajări, nu ai o certitudine că vei face profesia asta ulterior, îți găsești oamenii cu care îți vei, mă rog, sau îți vei face visuri, da, îți vei planifica niște lucruri, te vei lupta împreună cu ei pentru a face, nu știu, un spectacol, un film. Asta cred că mi se pare cel mai frumos, că găsești oamenii parte, la fel de pasionați. Tu ești un om care a devenit antreprenor. Toată lumea trebuie să facă asta. Nu numai eu. Și toți acum care la joacă, facultate e antreprenoriat? Acum chiar am întrebat un profesor din facultate. Există inclusiv un fel de curs de management teatral, pentru că acum chiar ești nevoit să înveți să-ți promovezi spectacole, să înveți să-ți găsești texte, iar eu am făcut asta și fac și alții generația mea. În anul tău era profesor de canto la voi? Da, în toți ani erau. I-am avut invitați pe Mincu și pe, și pe Maria Popovici, iar Mincu a fost și el în ATF. Iar el era stresat că la un moment dat profesorul de canto din ATF a zis că nu prea ai voce și atunci el i s-a blocat tot sistemul. Și când l-am tras de limbă și a început să cânte, i-a zis, băi, tu ai voce. Și eu simțeam cam, dar profesorul nu mi-a dat niciun fel de imbold. Nu. Mi-a dat. Nu, dar... Nu făceam așa de mult canto pe cât mi-aș fi dorit, sincer. Adică nu era tocmai materia, adică nu mi-aduc aminte să fi fost așa cu miză. Din păcate. Și acum cred că se pune mai mare accent pentru că există musical deja. Pe bune, există și nu exista. La vremea, adică ne eram eu în facultate să faci musical părea așa o nebunie, pur și simplu. A început numai cu 5-6 ani ceva mai serios. De fapt, da, vreo 6-7 ani. Și chiar nu exista și părea că, băi, noi nu o să avem niciodată școala asta de musical. Pentru că, wow, e afară, care sunt antrenați de mici în chestia asta, care fac, în fine, dans, balet, mă rog. Pentru că eu am aici, an de an, ce ai trecut tu, în primul rând vreau să te felicit pentru că în 2007... Mai ții minte ce s-a întâmplat în 2007? E un lucru pe care personal
personal trebuie să te felicit pentru că mi se pare un lucru pe care, la care eu niciodată nu voi ajunge. Te întreb ce anume. Te mai țin în suspans. Trebuie să-ți dau ceva de băut, iartă-mă. E ok, dar zi-mi totuși ce am făcut în 2007, că mă uit. În 2007 te-ai dus în Mexic. Cântă melodia cu Mexicul. Mexico. Nu știu despre ce vorbești. Melodia cu Mexico. Mexico, Mexico. Asta e melodia cu Mexicul. Ok. Așadar, draga mea, dă-mi voi să spun un roze. Știu că am fost, că știu că te-ai uitat, că mai vine la mine emisiune și ai tu impresionat că am fost în Mexic. Da. De ce? Cum de ce? Nu știu, nu... Păi, hai să spun de ce. Da. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy un producto de México și volemos prender Dana Rogoz. Rogoz? Rogoz. Rogoz? Nu, hai să te explic. Zi. Noi avem formatul Dansez pentru tine. Adevărat. Mona Segal m-a propus pe mine pentru că ei căutau un juriu internațional, un campionat internațional de dans, unde participau echipe de la... din toate țările în care acest format fusese distribuit. Okay. Și căutau un juriu cât mai variat. Ei, în juriul lor aveau deja o actriță în juriul din Mexic și acum căutau să ia un coregraf, o actriță, în fine, să creeze așa un fel de juriu internațional și cumva m-au ales pe mine împreună, repet, recomandarea a fost a Monei. Și, într-adevăr, acolo au fost lucrurile, au fost așa cumva spectaculoase. Pentru că eu nu știam spaniolă, eram încurajată să vorbesc în limba română, tocmai ca să fie mai interesant, dar am început să învăț spaniolă și până la final, în fine, am făcut un fel de duel cu prezentatorul lor de acolo, Adal Ramones, cred că îl chema sau ceva, și ne-am duelat în monologe, că era stand-up comedian also, mm-hmm. Și, în fine, a fost așa foarte frumoasă toată experiența, am fost 2 luni de zile acolo, erau Andreea Bălan și Petrișor Ruge concurau, așa, a fost aceeași ediție, așa. După care ei mi-au propus mie să rămân, să joc în telenovele, Televisa, mi-a mor, așa, am zis că... No! No! Eu amo mi país, ia zi, ia baga, mi amor România. Donde está ti, hijo? Estoy embarazada, d-astea. Aveam un bagaj de telenovelas. Partea amuzantă este că am început să învăț spaniolă învățând reclamele. Deci, pentru că se poate citi foarte ușor limba spaniolă, adică da. Poți să citești ușor. Okay, da, și prima frază pe care am învățat-o a fost dintr-o farmacie. Todos tenemos diferentes necesidades dependiendo del tipo de gripa. Știi că era perioada gripelor. Da. Și am zis, e utilă chestia asta, trebuie să rețin. Nu se știe, punem cazul, avem nevoie. Și când exista o dispută așa în juriu, ziceam, todos tenemos diferentes necesidades. Deci, guys, opriți-vă. Mă rog, evident că toată lumea râdea, nu știu ce, se relaxa. Vemos un futuro muy positivo. Ceva firmă de asigurări. Tot, în fine, siempre, știți voi, băutura aia. Always. Așa, așa? Așa. Și, în fine, și învățam reclame. Și la un moment dat i-am început să zic, băi, deci tu chiar practic știi spaniola. Ce-ai zis? Nu. E foarte ușor să asculți și să înveți așa. Mă rog, și așa s-a întâmplat. Dar știu de ce e ușor să asculți, pentru că tu... Ai ureche muzicală. Păi ce n-ai, mă? Asta nu e o minciune, e un fapt real, mă. E suna veridad. E verdad. Da. Ai început filmele în 2003 cu Dulcea Sauna Morții a lui Andrei Blair. Pentru că am filmat în 2001, de fapt, dar da. Da, eram adolescentă. Sună interesantă. Nu, la modul că am filmat când aveam aveam 16 ani și am avut premiera când aveam deja 18 ani, dar mai jucasem în niște scurtmetraje deja. Adică jucasem în primul scurtmetraj, chiar cu Jojac, apropo, care mi-era tată, când eram încă la Mei Song. Am luat un casting și am crezut că viața mi se va schimba. Da, din drumul taberei de acolo îmi imaginam că gata. Oscarul. Deci drumul viața mea, Hollywood, asta e. Asta este drumul. Nu mă interesa nici măcar faima, nici măcar faptul că filmez și așa, ci banii. Credeam că mă voi îmbogăți. Asta era. Pentru că vrei să-ți cumperi ceva concret cu banii. Concret niște jucării. Deci, bravo. Normal, ce vrei să faci? Jucărios. Și tatăl meu sărac un drum spre Baia Mare, că la un moment dat trebuia să filmez și acolo. I-am întrebat tata, dar cât câștig? Și el se uita la mine, nu-i vrea să creadă că îmi pun problema asta. Dar aici nu e cu bani. Aici aducem bani eventual sau sprijinim tinerii gineaști pentru că era un film studențesc de facultate. Și de fapt mi-am dat seama, cred că a fost o lecție foarte bună, așa că am descoperit plăcerea acestui... Plezier de amor. Așa, care era de fapt evident...
în afara banilor, remunerații. În foaia mea, este, pe informațiile mele, în 2008 ai trecut la un bărbat, urmărești o femeie. Asta cum a ce, fost? Ce, nu, e tot un scurtmetraj. Tot un scurtmetraj. Tot așa, în paralel cu filmările cu La Bloc. Era un scurtmetraj pe care l-am filmat. Stai că am televiziunea mai jos. Pe IMDB, cred. Dar IMDB continuă în 2011 cu Încearcă să nu clipești. Asta a fost în regia lui Radu. Radu a fost aici. Da. Aha. Pentru care am luat și premiu. Ai văzut? Ai pac, văzut? Pac! Nu mă așteptam. Nici nu m-am dus la UCIN. Auzi? M-au chemat la gală și am crezut că mă cheamă, știi cum e, să fac poza la panou, să... Na. Și chiar am luat premiu. Am simțit să mă bag așa în seamă, știi? Mă duc și eu acolo. Neștiind că filmul fusese nominalizat, mie nu mi-a zis nimeni că au trimis scurtmetrajul. Și am zis, mă cheamă... Una surpresa. Na, a fost una surpresa. Una surpresa, da. Și m-a sunat Marian, care întâmplător lua și el un premiu pentru un alt film, cred că al lui Sitaru, sau nu mai știu cu ce era el atunci în competiție, și mi-a zis, Dana, ai luat un premiu. Și eu ți l-am ridicat. Și am zis, pentru ce? Dar ce am făcut? Ce am făcut? Păi scurtmetrajul. Zic, n-am știut. Da, între noi fie vorba așa, în inerția discuției. Când premiul a venit cu ceva bani sau... A venit și cu bani. Asta păi, e, tăticule! A fost și mai mare surpriza. Ai una caramba, che sorpresa, era... Da, da, Rafaela da. Cara, asta era la Italia. Da, da, da. Wow. Mă rog, da. 2012. Spun eu. Ce am mai făcut? Ti dite io, Gio. Tot un serial ceva, nu? Nu. Ho, 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 2. Oh, mamă! O loterie de familie. Chiar. Dar 2013, uitat, total! Pentru că în 2013 ai făcut Teoria Supremă. The Zero Theorem. Ce a fost? Nu mai țin minte asta. Pentru că n-a fost distribuit, din păcate, în România. Nu contează. Ideea este că eu sunt actiat după filme, dar eram atunci cu vocea României, mă luptam cu vocile. Am jucat cu Christoph Waltz, am avut secvență. Gata. La Terry Gilliam, în regia lui Terry Gilliam. Gilliam în Cațiaș. Da, deci practic un geniu, efectiv. Un geniu. Îl vedeam adică lucram cu el. A fost foarte... foarte puternic pentru mine acel moment, pentru că venea o confirmare așa de niște oameni care habar n-aveau cine sunt, știi? Care văzuseră pur și simplu o probă, între alte sute de probe, pentru că dădeau foarte puțin actori casting pentru roluri pentru români. De obicei, castul venea gata făcut cu roluri de afară. Corect. Și se mai dădeau doar pentru câteva roluri, mai mici, evident, ca pondere, dar asta dintre astea credited, ăsta era cel mai mare. Făcuse deja Inglourious Basterds, luase deja Oscarul și era deja nominalizat pentru al doilea și urma să filmez cu el. Și a fost foarte... Așa și cu Lucas Hedges, pe care a fost și el după aceea nominalizat pentru Manchester by the Sea. În fine, deci niște super actori. Și el așa, cu Terry Gilliam, fa... Mergeți să mai zic cu frasul lui Ben Affleck. Da, și el era, cred că, fratele lui mai mic acolo juca, Lucas Hedges. Aha, îl știu. Băiatul, era adolescent când filma atunci, în fine. Mă bucur că, uite, ce ți-am mai adus. Da, și a venit așa un soi de confirmare de afară, așa, care pe mine m-a încurajat că, ok, înseamnă că sunt unde trebuie sau, mă rog. În 2017 a venit Octav. Octav, da. Al Serge Libidache, da. Jucam un rolișor de epocă, a fost foarte, foarte frumos așa, adică scurt, dar foarte interesant, că avea DOP-ul de la Nuovo Cinema Paradiso, că era un italian așa de modă veche, care mi-a venit prima oară pe set și mi-a luat cap și mi-a zis, tu e bella! La mulți ani. Da, benvenuto. Toată, așa. Nu, dar apropo de cum îți dau încredere, știi, când vii pe set, știi? Nu se uită la tine cu, cine e asta, mă? Ce cu fața asta? La prima oară am vrut să mă, știi? Eu am vrut să mă fac DOP. Ai văzut cum te-am întâmpinat cu flori, cu îmbrățișări? Da. Chiar asta facem DOP. De obicei, și mi se spune din când în când, domnule, nu mai îmbrățișa. Gata. Ho, cu îmbrățișările. Și bineînțeles, pentru că Radu a lucrat, a produs și regizat, în 2019, Mo. Mo. Deci... Ai văzut Mo? Nu, n-am văzut Mo. Dar am auzit multe despre Mo. Trebuie să-l vezi. Cred că încă mai e pe platforme. Cred că a fost sigur și pe Netflix. Ce și pe s-a plăcut HBO la Mo? Foarte multe. Răspuns perfect, așa. Foarte multe, în sensul că a fost un rol pe care eu l-am așteptat foarte mult timp. Și nu neapărat ăsta, Mo, așa cum a fost scris în final, ci genul ăsta de rol, genul ăsta de provocare, pe care doar Radu putea să-și o asume cu mine. Pentru că eu aveam deja o etichetă foarte puternică de actriță de seriale. La vremea respectivă, dacă făceai seriale, gata! Nu mai erai chemat la castingul, la filme și așa, se termina treaba. Acum s-au mai relaxat oamenii, dar la vremea respectivă chiar era un fel de, bă, tu ai ales celebritatea.
Deși vorba aia... Tu ai ales televizorul, da. Eu alesesem inconștient de pe la 8 ani. Absolut. Dar, mă rog, în fine, așa se întâmplase. Așa se întâmplase. Și era și debutul lui Radu în lungmetraj și el venea după foarte mulți ani de televiziune și după o pauză foarte lungă după televiziune, dar el a scris scenariul ăsta avându-ne deja pe mine și pe Răzvan Vasilescu în minte. Răzvan Vasilescu, întâmplător, îmi fusese și profesor în facultate și aveam deja o chimie bună așa. Și i-a fost complicat, cred. Pentru că chiar a avut această presiune, aceste păreri din jur, că bă, poate ar fi mai bine să iei o altă actriță, mai experimentată, care ți aduce așa un soi de validare, că riști cam multe cu Dana, că ea e așa, că rolul e așa. Și el a zis, nu, am făcut, adică am scris cu ea în minte, e proiectul nostru, ne-am foarte asumat bine. Cumva că e proiectul amândurora și ne-am și potențat așa unul pe altul, pe set, în sensul că eu chiar, adică aveam foarte mare încredere în el ca regizor, el avea nevoie de chestia asta, fiind și el la debut. Iar și el foarte... te cunoștea și știa că poți să dai. Da, și el foarte mare încredere în mine ca actriță și cumva, cred că ne-am crescut unul pe celălalt, așa, la lucru. Și... Și după aceea, da, au venit niște confirmări de afară, am fost cu el la foarte multe festivaluri și... Și acum, na, adică chiar m-a ajutat foarte mult. Mo. Mo. Trebuie să-l vezi, trebuie să-l vezi. Deci trebuie să vedem Mo. Da, dacă mai... Adică cred că mai e pe platforme. Acum s-au încă doi fani au venit, ne urmăresc. Doi. Sunt cinci în total. Oh, yes! Deja mai mult nu pot. Pentru că acum vor fi interesați, da, filme, dar totuși, cum a fost traseul televiziunii? Traseul televiziunii... S-a oprit... A fost așa. În 1994 până în 2001, ăsta a fost primul proiect de televiziune la Abracadabra, care a combinat puțin TVR cu puțin ProTV. Pentru că Abracadabra prima dată, eu am văzut la TVR prima. Da, ai fost la TVR cât eu eram încă la Minisong. După care ei s-au mutat, eu am trecut imediat după moartea lui Mihalea, eu am fost selectată împreună cu alți copii din Minisong să jucăm într-un spectacol de teatru, la Teatrul Evreiesc de Stat. Evreiesc. Era spectacolul Dibuc, în regia Cătălinei Buzoianu. Și eu cântam. Asta făceam. Și acolo m-a văzut Mona Segal și a zis, ok, vreau să treacă prin niște castinguri. În fine, și când s-a mutat Abracadabra de la TVR la ProTV, eu am fost în campania de lansare a Pro-ului cu Te Uiți și Câștigi, eu cu Mihai Călici, cu Gianina Corondan și așa, pe care s-a mutat Abracadabra și eu am dat casting pentru Abra Murica. Am luat castingul și de acolo puteți uita. După care s-a constatat o extorsiune și... Dacă stăteai și erai comodă sau dacă părinții tăi erau comoși, da. Stai acasă, nu știu ce, nu se întâmpla lucrul ăsta. Da, am avut și șansă să se lege lucrurile. Repet. S-au legat, corect. Fratele meu nu s-a legat pentru că s-a întâmplat ca moartea lui Mihalea să vină în adolescența lui, să fie altă etapă. La mine cumva s-au legat lucrurile și asta ține foarte mult de șansă, dar sigur și de răbdarea lor, efortul mamei mele de a mă duce peste tot și așa mai departe. S-a pregătit bagajul de filmare. Spectacolul pe care ți l-am spus eu că l-am văzut în anii 90 se numea Tip Top Mini Top. Și, eram și în juriu la un moment dat la Tip Top. Da? Da. Hai, că prezenta și Mihalea. Da, știu, pe ele și el prezenta. Și ai prezentat tu, nu? E, da. Da. Dar pentru mine a fost, adică pentru mine când intram pe scenă, în mintea mea era trebuie să arăți și trebuie să te ridici la standardul lui Mihalea. Mihalea era un fenomen. Era un fenomen. Chiar era. Adică era ceva... Avea de toate. Avea și... talent cu carul și o relaxare și un relaxare, farmec și... Și o improvizație formidabilă, o imaginație debordantă. Da, ceva și era așa complet inovator ce făcea și la gândește-te, ți-mi minte și acum unul dintre clipurile formidabile pe care l-a făcut cu Song, când erau pe... Era un film întreg. Un film a întreg. A fost un film de imagine făcut cu Song, într-adevăr, care e foarte frumos. Ăla e un lucru... Superb. Eu mă mai uit din când în când pe... Există pe YouTube, mă rog. Așa? Dar există secvențe din acel film cu Song-ul. Nu știu din ce perioadă, cred că anii 70-80. Pe acolo. Așa. Și pe mine mă înduieșează teribil. Mi se pare că e tinerețea părinților mei, deși părinții mei n-au făcut parte din grupul Minisong. De altă parte, tu nu vezi așa ceva acum. Nu. Dar mi se pare că era așa o bucurie curată, așa și simplă. Și știam despre oamenii Minisong că au complet alte profesii, dar se adună să cânte. Și vedeai că se bucură să fie împreună, așa. Și era ceva care ieșea o energie de acolo, care pe mine mă înduieșează teribil. De fiecare dată când mă uit. Da, e un fel de nostalgie puternică acolo. Da. A venit la blog din 2002 până în 2007. Da, așa? De mult? Da. Da. În 2005 au fost acele seriale
2005. Fete cu lipici. A, da, paralel cu blocul, da. Paralel. Și în 2008. Îngerașii. Sângerașii. Pe... Ha, 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 ha. Asta era poanta. Îngerașii, da. Cu iar Adela. În 2009 n-ai stat nici degeaba, pentru că în 2009 State of Romania. State de România, după care moștenirea. Hai după care să... moștenirea 2010-2011. Da. Și după care puteți uita. E, problema e că, la un moment dat, tu... Am născut. Asta s-a întâmplat. Da. La un moment dat am crescut. A venit Vlăduț. Și a venit Vlăduț. A venit când prezentam încă de suflet. Dacă îți aduci aminte, de că suflet, tu veneai la mine la de suflet. Da, 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 da. Producătoare era Andreea Caranda, care Andreea, făcuse da, parte da, din da, echipa da. Bracadabra. Și m-a ținut, cred că până la o lună de sarcină, mă tot ținea acolo, pe platou. Iar eu puteam, că așa. Și după care mi-a zis, ok, și când te întorci? Și am zis, pe cum adică când mă întorc? Păi, pe la 3 luni, așa, după naștere, și zic, stai o clipă, Andreea, stai o clipă, vreau să văd ce mi se întâmplă, vreau să mă bucur. Și mi-am luat o pauză și nu m-am mai întors. O pauză pe care ai, oarecum ai oprit-o, pentru că tu ai fost la Smart FM într-o perioadă, la matinal. E, pe bine, dar nu TV. Așa. Da, da, era o... Radio n-ai făcut niciodată atunci. Dar doar atunci, așa, pe vară cu Huțuleac. Doamne, ce distracție era. Andrei Huțuleac. Doamne, deci așa prezentatori. Dar tu vrei să te trezești de dimineață doar pe vară, zici. Era, aveam un, deci el mă chemase pentru că el prezenta deja și avea un fel de eram coprezentator și ne super distram, așa, era o chestie. De fapt aveai nevoie de un ajutor. Dacă te întreb acum, dacă acum îți dă telefon cineva. Să fac un matinal? Nu neapărat un matinal, să revii în televiziune, ai zice, mai discutăm. Mi s-a tot propus anii ăștia. E foarte greu să mă întorc cel puțin în momentul ăsta. Am făcut-o acum cu Groapa. Dar am făcut-o într-un anumit context. Adică serialul Groapa, care a fost și pe Pro, acum e da, pe Voio. Da. În fine, se leagă mult mai mult de profesia mea și de ce-mi doresc eu acum. Adică eu în momentul în care am zis stop televiziunii, m-am întors în teatru, am recâștigat o zonă pe care o pierdusem cumva. Pierdusem un start al generației mele, nu jucasem imediat după facultate, deși jucasem în facultate și cu greu m-am reîntors. Apropo de trac, am avea emoții la început, mi se părea că publicul o să aibă... Cât timp la început ai avut emoții? Nu știu. O lună, două, trei? Până când am început, de fapt. Până când am avut premiera. Dar gândul că poate nu vin la nivelul așteptărilor, că poate oamenii au niște păreri despre mine, poate că nu le împlinesc, poate sau poate că din potrivă oamenii mă judecă și eu nu fac față judecății astea. În fine, tot felul de gânduri. După care am trăit bucuria asta unui public care te vede live și cu care ai interacțiune și dintr-o dată nu mai conta că ok, îmi spuneau că mă văd 2 milioane de spectatori la nu știu ce episod de serial, mă bucuram că mă văd aia 60 acolo, în sală, la Godot sau... În fine. Și după aceea, să zic, am jucat teatru și așa și mi-era greu să mă întorc în televiziune, care știam ce presupune. Știam că presupune un soi de rutină, de fabrică, așa, la un moment dat, în care ești în fiecare zi, drumul la Buftea, București, la, trăisem atât de mult, încât simțeam că nu are momentan ce să-mi ofere nou, așa, nu mai era o provocare. Crezi că arta teatrului, filmului, este mai perenă decât televiziunea? Așa, după ani și ani, tu trebuie să ai experiența asta, poți nu să privești ce să înapoi. Spun. Mie mi se pare, uneori mă gândesc că, nu știu, televiziunea a stagnat foarte mult din punctul meu de vedere. Adică mi se pare că, ca și, adică dacă stai să te gândești, ca domeniu, ca zonă, ca sferă și așa, sunt niciunul nu a avut o evoluție atât de slabă pe cum a fost televiziunea în 20 de ani. Pentru mine, cel puțin, din perspectiva mea. Mi se pare că formate care funcționau acum 20 de ani funcționează și acum. Ceea ce e straniu. Restul, orice alt domeniu în 20 de ani s-a schimbat major. Băi, acum merge și roata norocului. Merge. Ceea ce e straniu pentru mine. Mi se pare că lucrurile nu s-au schimbat atât de mult în televiziune. Și probabil că eu am simțit chestia asta și mi s-a părut ok. Am bifat asta. Apropo de plictisea de care ziceam, nu că m-am plictisit, dar era un soi de saturație. Iar acum, să zic, serialul e complet altceva. M-am întors la Groapa și am găsit o echipă super entuziastă, de oameni care făceau și film în paralel, făceau și teatru. Ne reîntâlnisem, nici nu se punea problema că facem televiziune. Noi încercăm să spunem o poveste acolo cât de bine posibil, că putea să fie pentru televizor, că putea să fie pentru voi sau pentru... Noi voiam să facem chestia asta cât mai bine și vrem în continuare că încă se filmează. Și... În fine, așa a fost, adică... Când am citit despre prima întâlnire a ta cu Radu și
Ce s-a întâmplat la primul casting și după aceea ați reluat, v-ați întâlnit peste 3 ani de zile? Știi că era piesa lui Cristi Iacob în care juca Dragostea durează 3 ani. La voi, Dragostea, mâine pe mine împlinește 18 ani? Nu, are 19 deja. Are 19 deja. Și unde ai sărbătorit majoratul? Acum, în Japonia. Nu majoratul, că acum 19 ani, dar 18 ani de relație a fost... În Japonia? Acum ne-a prins, de fapt, aniversarea căsătoriei noastre ne-a prins în Japonia. 11 ani. A fost stele, 11 scris. Ani de căsătorie și 10 ani ne-a prins la filmarea scurtmetrajului. Acum un an. Interesant. Dar vara asta... Da, avem 19 ani de relație. Deja e greu să spui, să știi. Începe să fie un calcul complicat. Da. E câți ani? Deci, știi că noi ne-am scris pe verighetă, ne-am scris data 14 iulie 2012. Știi? Și am zis, bă, da, chiar așa o tradiție, că și părinții noștri aveau data scrisă, data anunții. Dar noi s-a părut așa, se mi-e ridicol, pe genul, dar ce, frate, uiți data asta? Stai, mai... Dar eu știu care este data mea. Da, totuși, și acum am început, știi, acum... E iulie, stai, dacă nu știu ce scrie pe inel, nevastă mea, știu. Păi știu, dar acum să știi că începe să fie utilă. Da. Nu știu câți ani zici, ia stai să verific totuși. Ia să, deci, apropo de ani. Dar, da, acum se poate spune că mai mult de jumătate din viața mea am petrecut alături de Radu. Pentru că aveam 18 ani și jumătate când am început relația și acum am 38. Nu se vede. Oricum, cred că sunt niște cifre acolo aruncate de tine. Nu bag în seamă. Eu vreau să-ți spun acum un episod al tău senzațional. Așa. Care m-a făcut să zâmbesc. Și în același timp, ceea ce mi se pare interesant este că tu rezolvi... Asta ești tu. Ia. Citez. Veneam mereu foarte, foarte supărată când târziam tot timpul. Deși stăm foarte aproape de grădiniță, la un moment dat am zis, aceasta este șansa noastră. Am zis că nu e așa complicat. Punem repede de mic dejun hainele pentru a doua zi, am parcat fix în fața grădiniței și a fost pentru prima oară când am văzut și eu cum se intră la rând, cum vin educatoarele, cum e să mai ajungi, nu ajungi ultimul, a rămas în istoria grădiniței. Deci tu, ca să nu întârzi la grădiniță, ai parcat ai stat o noapte în fața grădiniței? Am stat cu autorulotă. Să știi că și Mănuț este foarte impresionat de această poveste, pentru că el mergea atunci cu Davi la aceeași grădiniță. Aha. Și se dusese vestea că practic am parcat în fața grădiniței. Noi avem autorulotă. Și într-o seară, adică chiar aveam problema asta, n-ajungeam cu Vlad la timp. N-ajungeam dimineața, tot timpul întârziam, deci stăm super aproape. Adică stăm la câteva minute de mers cu mașina, nu știu, 10 minute de mers pe jos, deci ceva super aproape. Și totuși întârziam. Și am zis, nu, gata. Mâine, deci nu, seara asta, mergem și parcăm acolo în față, ne luăm pijamale, tot, ceva pentru mic dejun, parcăm și vedem, domne, când se intră, când se startul și nu avem cum să ratăm. Deci nu avem cum să întârziem de data asta. Și într-adevăr a rămas, pentru că și acum când am scris-o pe Lia la aceeași grădiniță, mi-au zis, te mai veniți cu autorul loc? Și am zis, cam trebuie odată, că o să fie și Lia mai conștientă, să țină minte experiența, o să venim odată și odată. Dar acum suntem punctuali, pentru că Vlad a început școala și nu există rost de întârzieri. Corect. Și acum și Lia ajunge la timp. Nu, asta e o chestie. Da, sunt niște nebuni. Niște nebuni, dar am prins și o replică de-a lui Vlad, pentru că am fost foarte atenți. Și chestia asta devine un fel de slogan al fiecărei dimineți. Care? Vlad a zis așa. A venit ziua, începe joaca. Da, ce mai frumoasă replică. Nu mai zici acum. Pentru că a venit ziua, începe școala. Nu, cred că o înțeleagă puțin mai târziu. Da, era așa de... Deci, asta era... Înseamnă cât de frumoasă era viața unui copil să se trezească. Era fericit că se face lumină. Că știi cum e, te încurcă somnul când ești copil. Aolo, trebuie să dormi. Știi că a venit noaptea. E timp pierdut. Tu ca adult ești... Doamne, când vine ora aia de culcare, când văd pătura, când văd perna. E, și el se trezea cu entuziasmul că a venit ziua, începe joaca, mama! A venit ziua, începe joaca! Deci era... Acum nu mai e, că începe școala și nu e tot timpul joacă. Da, și a intrat și el în sistem, știi cum e? Nu mă, fiecare dimineață e o bucurie. De ce nu se păstrează bucuria? Ce se întâmplă cu noi? Nu știu. Ce se întâmplă cu noi? Ce se întâmplă cu noi de pierdem chestia asta? Eu vreau să spun un singur lucru. Andreea? Adriana. Eu să știi că m-am uitat din când în când la telefon și încerc scuze pentru că Radu are niște probleme organizatorice cu copilul. Chiar vreau să spun. Poți să iei asta? Poți să iei tu, Andreea, asta?
gata. E Vlad care și-a uitat geaca la un atelier, care nu știu ce... Vlad și-a uitat geaca la un atelier? Da. Imposibil! Eu nu am uitat decât capul câteodată. Mulțumesc frumos! Da, și primesc mesaje, nu înțeleg ce se întâmplă, dar în regulă situația este sub control. Îmi cer scuze că m-am uitat, dar... Oh, Dumnezeule, copii, ne-am liniștit cu toții. Cu copii trebuie să fii puțin pe fază, așa. E foarte bine să fii pe fază. Da. Eu vreau să spun că... Să știi că am băut două guri în acest vin și le simt. Eu nu sunt băutoare și, ta, deja pot să spun multe lucruri. Am pierdut controlul despre care vorbim. Uite, aș profita de starea ta de bucurie, pentru că aș vrea să discut o chestie cu tine. Zim. Eu mai glumind, mai neglumind, eu vreau să reglez o chestie cu tine. Așa, știu. Totul începe. De la? Totul începe de la piesa asta. Totul a început de la piesa asta. Da, știu, deci, exact asta, exact pe asta o cântați. Nu, da, exact, nu, tot a început de la piesa asta. Se numește, așa, Lumea frumoasă. Sau cum zice, minunata lume în care trăim. Au, dar nu scrie Dan aici. Aici este o greșeală, aduceți un pix, vă rog. Stai să vedem, să corectăm aici, nu știu de ce, apare Dan a scris aici. Nu, deci chiar, pe bune, mă pui să cânt și de astea, nu pot, dar e o rușine. Doar... Băi, ești fantastică. Ești ceva... Deci... Știi cum? Ești, măcar să nu ești, mă văd. Ești cel mai adult copil pe care o știu eu vreodată. Nu o să mă uit la podcastul ăsta. Deci, dar nu se uită la podcastul ăsta, dar... Oricum, mi se... Da, hai. Deci fii atent aici. Totul se întâmpla într-un platou de televiziune. Iar eu... Iar tu erai... erai... Aveam niște aripioare. Aveam niște aripioare. Iar dincolo de asta vreau să spun că părul de acum stă și mai bine. Eram blondă... Erai blondă scurtă. Bob. Da, pentru cum că... Zice? Bob. Filmam în Moștenire atunci. Bob. Da. Blondă Bob. Asta e prea când aud chestia asta. Cum? Era blondă Bob. Bob. Nu știu asta era. Ăsta e Bobul. Da, uite, oamenii știu. Eu n-am. N-ai avut Bob. Iar eu... Alături de colegii mei din orchestră cântam așa. I see trees of green, red roses too. I see the blue. Așa cântam. You and me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Și apoi? Stai. S-a auzit. Zi. Ai intervenit, Ana. Aș vrea să clarificăm această situație. Aș vrea să clarificăm această situație. Eu aveam o încredere nemăsurată. În mine? În Horia Brenciu, ceea ce nu se va mai repeta vreodată în viața noastră, chiar și în urma acestui podcast. Vezi că ți-am zis că... Deci ia de aici. Ia, stai. Mă prind odată? Da, și zic, uite, mai prinde-mă odată. Câtă încredere să am? Uite puțin, câtă încredere să am. În primul rând să vă explic, aceasta era o emisiune filmată, dacă te aduci aminte, nu era live. O filmam ca fiind live. O filmai ca și era live. Puteam să reluăm, dar nouă ni s-a părut atât de bună în istoria Pro TV Internațional, încât am zis, noi nu putem să reluăm. Nu putem. Continuăm. Noi nu ne oprim. Okay. Show must go on. Un lucru vreau să spun eu. Eu nu mai vedeam bine, dar show must go on. Era ceață, dar show must go on. Și era, I see skies. Ideea este următoarea. Eu vreau să încerc acum să-ți câștig încrederea. Eu nu mă mai las odată. Nu prin... Nu mai facem schema. Nu mai facem schema. Plus că mai și amețit. Nu m-am... Cu domeniile cu Zan nu vreau să insist acum. Și nici cu nimeni altcineva. Vreau neapărat să discut cu tine o fază importantă. Și vreau neapărat... Am întâlnit tot felul de psihologi și am zis, dom'le, eu am o treabă cu Dana. am o treabă cu Dana în care eu, într-o emisiune de televiziune, n-am fost atent și Dana mi-a scăpat din mână. Și eu nu suport să-mi scape o femeie când dansez cu ea din mână. Este o jenă. Mai ales că am o traumă. Vorbește cu Pavel Bartoș. Știi de când am scăpat? Da, dar nu-i filmată cu Pavel Bartoș.
Și nici, măcar, nici exist... măcar nu m-ai ținut. Eu am căzut chiar exact. Complet mai grav. Tine. Și cineva m-a zis, domne, cel mai important lucru e să vă vedeți față în față și să faceți exercițiu încrederii. Eu nu-l mai fac cu tine. Nu. Deci să vă explic. Tu ai făcut exercițiul ăsta la actorie în care, să le spunem oamenilor, în care tu te lași și deci, el te prinde, partenerul. Te lași așa pe spate? Pe spate și el te prinde. Și vai, sunt unii oameni, unii studenți mai puțin încrezători. Okay. Vai, lucrez cu ei. Eu am fost și mentor la adolescenți. Nu știu ce, le spui, lasă-te, lasă-te. Eu n-aveam această uite, problemă. Uite. Eu mă lăsam. Uite, Dana. Dar eu nu mă mai las. Dana. Dă-mi o șansă și dacă îmi dai tu șansa astăzi... Pentru că de fiecare dată când văd dansând un bărbat și o femeie... Tu ți-aduci aminte? Eu zic, să nu o scap! Stai. Acolo. Nu, fii. Uite, vine în partea asta cu camera. Tu stai așa. Așa de aici. Unde? Du-te. Hai totuși să nu fie marginea asta. Nu, eu să stau exact așa în spatele tău. Nici mai mult, nici mai... Vreau să văd ce colțuri există. Du-te acolo. O să fie pune-ți exact... Pune-ți Du-te acolo. Hai să fie mai mult loc. Hai să fie perdeaua mai moale. Nu, e perfect aici, uite, în spate, exact aici în spate, vin aici ușor, exact în dreptul. Deci eu zic? Nici nu mă despart de tine așa mult. Nu e nicio problemă în sensul ăsta. Sunt aici în față. Bine, deci camera acolo te filmează. Vreau să păstrăm această 2, deci 3... Deci eu zic, Horia, mă prins, da? Da, te prind, 2, 3 și... Te-am prins! Ai avut încredere în mine! Mi-a fost foarte dor de Adela. Mie îmi spui. Plângem ca tot. Lasă, sunteți ca două. Vino cu... Nu te mai lasă în caz. Nu te mai lasă în caz deloc. Așa. Era ce tu mă șel. Oamenii zic așa. What a wonderful world. Un pahar de vin repede. Mă rog, eu nu mă uit niciodată la podcasturi, deci nu o să mă dă ce să mă uit. Ce faci, dragă? Dai microfon? Noi nu ne uităm la podcasturi la care mergem de obicei. Așa că nu o să vedem acest moment. Cervețele, stai că m-au și amețit înainte. Am băut aceste două guri și nu se dea vină. Deci eu nici amețită, dacă veneam și amețită de nu, că eram cu mult și până aici deja. Nu știu de ce, suntem foarte emoționate de chestia asta. Mi se pare eu normal. Nu fac față acestor evenimente traumatice. Nu, de lasă căzătura, că asta nimica. Nimic, așa, să-mi faci surprize de astea, nu fac față. Nu fac, nici eu nu, deci nu pot. Oribil, să nu mai faci așa ceva. Nu, a fost serios. Vorbesc serios, de fiecare dată și la una asistă rutine. Jur că e ultima dată când fac așa ceva. Să nu, deci te rog mult de tot, chiar s-a investit în maximum. Tu știi cât am stat? Are strafă. Din momentul ăsta nici nu mă mai interesează ce mă întreb. Zi-mă, ce mai... Cum ești? Mi-ai zis că stau vreo 3 ore aici, dar abia acum înțeleg de ce. Acum, deci practic, știi că noi suntem foarte nevorbite? Hai de capul. Pe bune? Foarte, întotdeauna. Băi, dă-mi telefonul! Deci noi la Îngerașii puteam să vorbim enorm și avea săracul... Voi ați jucat împreună la Îngerașii. Așa a început relația noastră. Relația noastră a început de mult, dar așa s-a consolidat. Da. Și aveam pe prințesa care era first... Vorbiți împreună când... Da, era first prințesa, așa ziceam noi prințesa, și cea era disperat cu noi, pentru că noi vorbeam până, suporta, deci până înainte să se dea acțiune, noi mai aveam ceva să ne spunem și efectiv el a scos cea mai bună imagine așa cu noi două și a, bă, voi și dacă sunteți închise la pușcărie amândouă, una cu cealaltă, și de ani acolo, voi când vă zice ieșiți, că sunteți libere, o secundă, că vreau să mai spun ceva și după aceea pot să ies. Nu, pur și simplu eu mi-am dat seama din câteva declarații de ale voastre despre relația pe care o aveți și permiteți-mi să vă spun lucrul acesta, pentru că în primul rând, voi două, când ajungeți într-un moment senzațional al fericirii voastre, voi obișnuiți la petreceri să faceți roata. Făceam, nu ne-am mai... Dar nu, asta era când... Asta chiar dacă m-am pus să fac roata! Acum, de cât timp n-am făcut roata Dana? Nu, deci asta chiar iese cu surat și la 1-2 înainte ca să fie pregătiți. Eu nu știu ultima oară când a făcut-o, dar știu când a făcut-o big time. A fost chiar la...
a fost roata aia frumoasă de tot la verișapul lăcițelor. Tu ai făcut-o. Și tu nu deloc? Eu nu mai țin minte, că chiar n-aveam cum să mai țin minte. Deci, n-au făcut pachet. Iar, da, iar roata aceea... În schimb, ea a avut o roată foarte frumoasă la nunta mea, ea fiind domnișoară de onoare, s-a părut că va fi ceva superb, pozele n-au putut fi folosite. Pentru că... Nu, dar fotograful a zis, eu vreau să vă arăt fotografia asta, dar o voi șterge, adică nu va primi nimeni, nici măcar voi. Pentru că doar că am avut inspirația... Se vedea tot. Când te-ai dat pe scasă... Tot. Și nu s-a putut. Dar am făcut o fotografie la monitor. Se poate să fi făcut și la burlăcițe. Tu ai făcut la burlăcițe. Sigur? În continuu mai știu. Ai făcut roata, duc. La burlăcițe ai făcut toată în continuu? Doamne, păi, stai, am făcut. Nu vreau să o faci sub nicio formă, dar închipui chestia asta. Eu când sunt bucuros, pot să imit, de exemplu, gestul lui Ronaldo. Da, deci eu când simt fericire, de când am copil, aveam senzația că aș putea face triplu turluț, deci nu știu cum zic. În sensul că... Dar nu aveam tehnică. Aveam tehnică doar pentru roata. Și eu investeam în roata aia toată energia de... Simțeam că sunt o gimnastă de aia care... Nu se mai oprește. Pur și simplu e prea mare energie în corp și la un moment dat noi ascultam, la un moment dat, dacă ți-ai amintești în Grecia? În Grecia, stăteam noi, ascultam taxi, muzică, nu știu ce. Eram noi. Stelele cade, de un alt cer. Asta e taxi. Da, ascultam și asta și altele, nu știu ce, eram în vacanță în Grecia și am dat, amândouă am avut pornirea și așa am dat seama că amândouă avem chestia asta. Deci pur și simplu ne-am și implicat așa. Nu, da, eu știi ce cred că e? Este un exces de energie. Deci pur și simplu la un moment dat mă simt atât de bine încât mi se pare că a sta pe loc e nimic. Dacă ești într-un context și dansezi... Da, știu că a fost un șoc, am realizat că amândouă facem chestia. Tu faci roata, Mă rog. Citez. Adela Popescu este sora mea. Da. Ciudat e că nu avem aceiași părinți și nici aceiași frați, dar totuși suntem surori. Suntem surori gemene, spuse Dana. Ciudat e că nu semănăm foarte tare și că nu ne-am născut deodată, ci la un an diferență, dar totuși suntem surori gemene. Altfel, sincer, nu mi-explicam de ce gândim deodată același lucru, cum de râdem la aceleași glume, cum pot să o sun în miez de noapte când sunt deprimată și să-mi spună că și ea trece prin același impas. Deci vreau doar să spun că e foarte greu să asculți pe cineva citându-te cumva, pentru că vorba aia nu sunt vreun înțelept în această lume, am această problemă și cu podcasturile, știi, când te citează după aceea, pun ca și când tu ai spune ceva important. Frate, come on. De exemplu. Dar, da, despre Adela... Eu am aflat că Radu urmează să o ceară în căsătorie. Ca nu cumva să mă scap, am preferat ca pentru câteva zile să-i răspund mai rar la telefon și să păstrăm WhatsApp-ul de bază. Simite, pentru că prin mesaje simțeam că nu am prea mult control. După ce a fost cerută, m-a sunat și mi-a spus că a fost mai mirată pe faptul că eu nu știam cum va cere. Efectiv! Așa a fost! Și cam ținut secret. Ea se aștepta să o ceară, dar nu se aștepta ca ea să știe că eu... să nu spună. Da, deci cum adică Dana a știut? Asta a fost șocul, că practic eu am vorbit cu ea și nu mi-am dat seama. De ce m-a cerut a fost cum Dana a știut? Asta a fost. Și a putut să tacă? Da, dragă, și eu nu m-am prins ca și cum de la Dana, că tu vei face chestia asta. Un citat de titlul de film. Cum ai putut, măi, Dănuca, să nu te scap cu așa veste mare? Tu îi spui chiar Dănuca. Așa e replica ta. Nu mai știu. Așa ai fi zis. Nu mai chiar știu, așa chiar... e felul tău de a zice. Da, asta, da, frazarea asta este. Asta este. Mai încă o chestie... Noi ne zicem Dănuca așa de Luca... Mai încă o chestie importantă. Amândouă purtăm brățările cu talismane. Nu le mai avem. A fost o etapă. Păi băi... Ce facem? Ce de asta mi-am luat asta. Dar tu cu cine o ai la fel? E adevărat că se potrivește cu asta, așa? A, tu cu tine te potrivești, nu? Tu ai talisman cu tine. Da, eu vreau să știu, vreau și un talisman. Nu mai avem. Talismane avem altfel de legături invizibile. Da. Aceasta prietenia a început la... Îngerașii, așa, oficial. Eu mi-aduc aminte foarte, foarte bine de Adela. Când am văzut-o prima oară, am văzut-o când a venit să mă vadă la o repetiție la Dansez pentru tine. M-am dus să o văd. De ce să o vezi? Îmi plăcea foarte mult de Dana Rogoz. Mi-a scris scrisori când eram la Abracadabra. Da. Sau le scria mamei mele că m-am întâlnit cu Dana Rogoz. Cu Abraham Burica, mă rog. Poți să crezi așa ceva? Și iar ei nașa copilului meu. Deci îți dai seama cât de... Vezi dacă am plantat chestia. Iar ea a venit să mă vadă la Dansez pentru tine, iar eu eram foarte emoționată că a venit ea să mă vadă. Mi-era mai rușine să nu cumva să greșesc față de ea, decât că vorba aia mă vede poporul. Dar mă vede Adela, dă un colo și mă fac de râs aici, greșesc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Și am stat puțin de vorbă așa și mi s-a părut că, gândim cumva la fel, în fine. De aproape 14 ani am calculat. Citez. Acum trebuie să spun că m-am gândit și mi-am dat seama că tu, Adela, erai veche. Ai fost singurul om din Buftea.
Stai mă puțin. E veche. Fian, dar ce? Asta mai e mulți ce? Așa. E ca și când Grigore Urechea a zis ceva despre Ștefan cel Mare, bagă acolo. A fost singur om din Muntea care s-a uitat adânc în ochii mei. În ochii, mă cunoști foarte bine, îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru că ți-am spus cele mai mari secrete din viața mea și nu m-ai făcut să mă simt prost pentru asta. Ești cel mai sincer om cu el pe care îl cunosc. Asta te face și o bună actriță. Nu știu de ce ai renunțat la asta. Băi, de până la multe și ceartă. Deci asta spun. Dar vezi că așa e. Eu sunt încă de acord cu tot ce am scris acolo. Da, ideea este că, da, după aceea Adela a contracarat, pentru că nici ea nu tăcea de în gură și vorbea, ne-am dat seama că suntem amândouă o balanță, avem frați cu diferențe mari de vârstă, am avut în copilărie o copilărie beton. Și breton. Și breton, vreau să zic. Breton. Breton! Nu. Asta zic că copilărie breton și am zic și breton. Și breton. Amândouă ne-am gândit la breton? Eu la breton m-am și gândit. Pentru că ați confirmat tot ceea ce ai citat și în continuare aveți același păreri despre voi. Andreea? Dacă mă mai pune iar să cânt, eu mor. Nu. Eu am trecut prin niște momente eu grele. Eu ți-am spus că o să fie complicat. I-am sunat, am zis și pe smesc melahorie. Dar ea nu mi-a zis nimic, nu s-a scăpat. Nu, băi! Băi, omul meu, băi! Actoria. Și îmi zice, vezi că s-ar putea să te pună să cânt. Ce face? Ce faci? Nu, eu o să-i spun că eu nu mai cânt. Ce face? Dar să știi că și ea se bătea. Și tu te băteai? E, Doamne, pe mine mă pune frate, eu să mă bat. Păi și pe mine tot frate, mă vezi? Acolo e care pe care, nene. Și la noi la fel era, să știi, meseriașilor. Ți-a cântat Eu sunt fata din Marte? E, hai, exagerezi acum. Nu, dar mi-a cântat, băi, fii de aici. N-a cântat de, cred că, nu știu câți ani ai mai cântat melodia cu Kids, pe care a cântat-o în față. Kids. Tarafu Kids pe care a cântat-o în față lui Mihalea. Și a zis că, nu, eu nu cânt. Melodia. Și am zis, aole, s-a dus dracu toată emisia, zic. Da. Zic. E faptul că barierele noastre, și după cum știți foarte bine că sunteți două psihologi de excelență, ni le punem noi. De ce să nu pun oameni? Nu mai cânt. Păi eu ce să mai zic? Tu cu tine am altă discuție. Deci, mă refer la asta cu cântatul. Tu cu tine am altă discuție. Da, mai e foarte greu dacă faci o pauză. Și la actorie la fel. Etapă pe masă? Și mor și de rușine și de orice. Pregăteam. Te rog să pregătești. Eu sunt fata din Marte, un cântec de la Abracadabra. Mă deranjează că voi vă serviți cu tot ce e mai bun și pe mine nu. Dar mă rog, asta e. Eu s-am pus să așa lângă mine. Nu. Era o melodie pe care mi-a compus-o Artanu. Mă noroc, mă, că suntem balanțe. Băi, balanțe, mă. Eu nu știu dacă mai beam încă o gură. Pentru o seară sunt și eu balanță astăzi. Mai beam încă o gură, mie că fac groata. Aici am e. Asta urmărește. Eu urmăresc ca astăzi, eu ce am urmărit s-a întâmplat. Dacă voi doi, eu nu-mi permit că... Dacă voi doi... E neutru de gen. Am băut trei. Emoționat. Așa. Place. Da. Dacă voi... Vrei să fii... Dacă voi, lacunic. Dacă voi da. Sunteți emoționate, eu nu-mi permit să plâng. Pentru că dacă eu plâng, se creează aici o viitură și un baraj și după aceea se răsfânge și se inundă băneasa. Dar tu de ce ai fi emoționat? Pentru că eu mă încarc cu bucuria voastră. Mamă, ce mamă, chestie. Catarsis. Bine, bravo. Vreau să întreb, Adela, tu ai fost pe vreun covor roșu? Desigur. Eu la mine acasă. Aniela, când s-a lansat iubire și oricum. Numai pe covor roșu. Iubire și oricum. Auzi, numai Brașov era zic. Numai în București. E bine, fata mea. Ce zici, mă? My girl. My girl. Ai fost strigulea. Diana. Da, dar aici... Da. Dan Rogaz, from Romania, a fost la Cannes. Nu știu... Je suis perdu. Te regăsesc eu acum. Este la premiera filmul Firebrand. Da, cum? Da. Invitată Karim Ainuz. Da. Am pronunțat corect? Dar nu, el m-a invitat. Dar mă rog, da, am fost... Regizat de Karim. Da. Karim Ainuz. Dan Rogaz, atenție, aici vine chestia asociată prezenței la Cannes. Dana a purtat o rochie senzațională realizată, atenție, vreau să, așa, că în atelierele, m-am concentrat mai mult să citesc asta, dar franțuzește 100%, Chotronet. Am zis bine? Da. Un brand foarte drăguț, micuț, pe care l-am găsit pe Instagram și mi-a făcut această rochie pentru covorul roșu, acum, recent. Dar tu lasă, de ce vorbim de alte filme? Noi trebuie să vorbim aici de scurtmetrajul ei, care chiar a fost plecată peste tot, la o grămadă de festivaluri. Băi, e cronologic. Tu vrei să pun tot acolo într-o singură propoziție? Ia, din ce important. Acum sunt 6 oameni care nu urmăresc. Abia am ajuns în prezent. Să știi, abia am ajuns în anul ăsta. Abia am ajuns aici. Abia am intrat în an. Deci ăsta este covorul roșu. Spune-mi, te rog frumos,
senzația mea. Eu odată, când am văzut pe cineva pozându-se pe covorul și am zis, vreau să fiu și eu acolo. Când ai fost acolo, ce am prins pe Dumnezeu în picior? Sau zice, a fost doar un simplu, ăsta e doar începutul, te ambiționat? Nu, nici măcar. În sensul că, sigur, m-am bucurat de prezența mea acolo, dar mai tare m-am bucurat atunci când am mers cu filmul meu, de exemplu, în Sarajevo, prima oară, la Festivalul Internațional de Film, și acolo am mers cu Moș și eram în calitate de actriță invitată. Sigur că e foarte frumos și onorant orice invitație. Iar eu acum, recent, am fost invitată de un alt brand, dar în primul rând pentru că eram și actriță, pentru că deja, în fine... Asocierile acum așa se fac. Da, la modul că sunt foarte mulți influencer care sunt chemați, dar brandul respectiv chiar ne-a chemat pe mine din România, o actriță din Grecia și o actriță din Turcia și eram cumva așa, era onorant oricum invitația. Dar desigur că mă bucur mai tare atunci când vin și am ceva de spus și am ceva de spus cu un rol sau cu o poveste sau... Adică alea sunt momentele care sunt cu adevărat emoționante. Și spunem care este... Și a fost, adică cum am fost la Sarajevo, am fost la Cairo, am fost în New York, a venit pandemia și am fost doar online la alte festivaluri. Dar așa pe covorul roșu, acolo au fost emoțiile. Și acum cu scurtmetrajul, da. Și spunem, care e meniul zilei? Te duci pe covorul roșu, după aceea te duci la o conferință de presă? Nu, depinde cât de mare e festivalul. Aha. În primul rând. Acum și depinde de ce ești imitat. Dacă ești în calitate de actor și așa... Da, în principiu ai cel puțin. Da, ceva, nu? Da, cred că tu asta vrei să afli, exact. Care cum se întâmplă? Fii atent, debat. Fata este foarte modestă. Asta e enervant de modestă. Mă enervează câteodată. Dar nu exagerez lucrurile. E foarte multă impostură. Crede-mă, e foarte multă. Și încerc cumva să păstrez așa o măsură. Adică... Asta e foarte bine, știi? Asta înseamnă experiență. Pentru că dacă o întreb acum... După la 29 de ani cât ai zis, da. 30. În toată... În toată chestia asta, când ai zis tu că ești king of the world? Și nu că ai regretat chestia asta, pentru că tuturor ni s-a întâmplat asta. Adică mi-aduc aminte de nebuna asta, de Adela. Băi, frate, ea a făcut niște secvențe pe care eu nu le-am mai văzut făcute în filmul românesc, tocmai pentru că era tânără, era nebună, își găsise probabil și un partener, și un regizor, și toată contextul ăsta era senzațional. Te întreb acum pe tine, în tot drumul ăsta al tău de peste 30 de ani de zile? Cred că abia după MOA am avut primul moment așa în care am simțit că am făcut ceva bine, de care să fiu mândră. Sunt foarte exigentă cu mine, foarte exigentă, iar rolul a venit cu extrem de mare presiune pe mine. Și poate că tocmai de-aia m-am și bucurat cumva mai mult sau mi-am îngăduit să mă bucur și am zis ok, stai, trebuie să fie și moment în viața asta în care încep să fii și conștient și încep să te mai adică să te evaluezi și obiectiv, pentru că tot timpul mi se părea că nu fac de ajuns, că nu sunt suficient de bună, că iarăși momentul Abracadabra, care pentru mulți a fost un boom, sau momentul la Bloc, eram prea mică să-mi dau seama că a însemnat ceva sau adică nu n-am adică trăit. Tu trebuie să ai mintea pe măsura întâmplărilor și consistenței. Da, iar eu abia cum am avut așa moment în care am zis ok, chiar sunt mândră de chestia asta. Sunt mândră că să mi s-a întâmplat și m-am bucurat de asta. Dar a fost scurt. Că după aceea iarăși îți pui alte așteptări, alte targete. Da. Ți se pare că ok, s-a întâmplat. Tot timpul trebuie să iei de la zero cumva. Mi s-a părut că ani de zile după aceea mi s-a părut că nu o să se mai lege lucrurile. Că iarăși mă duc la un casting, zic bună ziua, sunt actriță, Dana Rogoz, actriță, am venit pentru rolul ăsta, ok... E tot timpul chestia asta, tot timpul trebuie să dovedești că de îți meriți tot timpul de locul. La început. Da, cumva. Ceea ce e și frumos și greu, pe de-o parte. Vreau să te întreb un lucru care s-ar putea părea puțin patetic la prima inițiativă, cum au fost toate momentele. M-am obișnuit, asta zic, m-am încălzit. care sunt valorile tale? Fii aici și îți dau timp să concepe un răspuns ca să mă dai pe spate, să traducem și pentru Franța, Anglia și New York, unde te vei duce cu următorul film. Eu fac 30 de ani de distracție pe ecran. Întâmplător face și eu un partener... Și eu am practic 30 de ani în care am salariu. Mamă! Dar am început să câștig de la 8 ani. Aha. De la 8 ani am început, de fapt. Dar pe care de muncă e, nu, puteți uita. Nu știu, în primul rând că la început oricum era pe numele mamei mele. Da, corect. Contractul. Dar de la 8 ani am intrat în echipa pro-ului cumva și acum am dat seama că am făcut 38, deci să fac aproape 3. Eu te întreb acum asta, pentru că și eu anul ăsta fac 30 de ani, întâmplător și, sau nu, și partenerul nostru de astăzi
generalii România face 30 de ani, dacă un tip acum se uită în fața telefonului, laptopului, zice, băi, vreau și o să ajung mare ca fetele alea două. Ce trebuie să învețe de la tine? O valoare senzațională pe care o spui, băi, asta trebuie să faci. Sincer. Acum, tu, nu e ușor să cuantifici ceva, câteva cuvinte într-o carieră de peste 30 de ani de zile. În primul rând, am avut un traseu complet atipic. Nu există situație similară. Pur și simplu am avut foarte mare șansă în viața asta, că la mine, așa cum povesteam mai devreme, să se lege lucrurile. Asta chiar ține de noroc, de cum s-a întâmplat să fiu unde trebuie la momentul în care trebuie, că e esențial în profesia asta. În schimb, ceea ce sigur am avut a fost o putere de muncă foarte mare. Chiar cred că am fost un copil foarte muncitor și foarte responsabil. Și am avut, tot timpul am livrat exact ca un adult, ca un actor profesionist, adică mi-am învățat textul, eram tot timpul foarte, foarte pregătită pentru ceea ce mi se dădea să fac, mi se cerea. Cred că am încercat să nu dezamăgesc niciodată pe nimeni. În rest, e ține foarte mult de șansă. Aș vrea să o contrazic puțin, pentru că, în general, când stai de vorbă cu un actor, o cântăreață, un artist în general, vei descoperi că este foarte bun în meseria pe care o are, dar fie există probleme acasă, poate nu și-a îndeplinit rolul pe care și-l avea din punct de vedere personal, sau sunt oameni care au renunțat la școală, sau sunt oameni care pur și simplu au căzut în tot felul de patim și așa mai departe. Dana este omul care le-a făcut pe toate foarte bine. Adică ce spune ea că e o chestie de noroc, era puțin probabil să nu-i se întâmple când ea a bifat cu excelență tot. Adică ea a fost premiantă, deci ea a filmat la Abracadabra, dar în același timp ea a fost premiantă, ea era 10 pe linie. Da, dar pentru că iarăși se leagă lucrurile. Este o mamă dedicată, adică nu-și neglijează familia, pentru ea valorile astea sunt extrem de importante. Adică, are și autorul lotă? Nu mai zic asta, adică nu există o zonă în care ea să fi dat greș. Nu există. Nu știu, sunt multe zone pe care le-am încercat sau le încerc acum. Sau asta chiar și cred că e ceva care mă definește cumva. Este că, în primul rând, că n-aștept să mi se întâmple lucrurile în viață și n-am așteptat niciodată. Sunt un om proactiv. Deci sunt un om care le fac ca lucrurile să se întâmple. Creează contexte. Da, mă lupt pentru fiecare chestie. Caut noaptea texte după ce adorm copiii, îmi fac planuri. Uite, asta mi-ar plăcea să joc sau asta... găsesc echipe, adică... Eu am aflat un lucru despre tine care m-a uimit și în același timp denotă dorința ta de a te descoperi mai mult, dincolo de toate. Tu ai primit o moștenire. Da. Deci apartamentul tatălui a fost vândut, iar fiecare dintre voi ați luat o parte. Ai luat banii tăi și unde să-i bageți? Unde, Dana? Și a băgat în film. Da. Deci, practic, ți-ai sponsorizat propriul film. Da. Te-ai finanțat pentru profesional. Mie îmi place adică ăsta e un gest în care zice, da, există viitor, da, există o traiectorie, da, există dorință de a face mai bine. Pentru că am scris scenariu fără să am un plan să-l regizez. Așa. Am zis că vreau să scriu această poveste care continua să există așa în mintea mea de mai bine de 6 luni. Și mi se părea că nu e o idee pe care am avut-o așa și care apune repede, ci e o idee care, ok, începe să aibă contur. Am pus în telefon, am scris tot scenariul, prima oară. Așa. Am scris efectiv în notes. Și inițial am zis lui Rad, ok, vrei să-l regizezi? Ți se pare interesant? Și el a fost cel care m-a încurajat, mi-a zis, dar cum? Dar e viziunea ta, du-l până la capăt, asumă-ți chestia asta. Și abia după ce am făcut acest efort de imaginație să văd dacă, ok, știu ce vreau să spun ca regizor sau nu cu textul ăsta. Și mi-am asumat acest nou rol. După care am zis, ok, dacă mi-asum chestia asta, vreau să fie încercarea mea, nu vreau să am presiunea banilor veniți la stat, CNC și așa, pentru că a fost un producător care a vrut să depună cu mine și am zis, nu, ar fi ceva prea greu de dus pentru mine. Corect. Aveam banii aia în cont, cărora oricum vreau să le dau un rost, să le găsesc un rost cumva. Și mi se pare așa că, ok, mă duc într-o vacanță, în vacanță oricum mergeam cu copii, ok, unde să rămână banii aia ca să simt că, ok, rămân undeva, nu știu. În ceva că în care contat, va rămâne pe timp corect. Și am zis că, indiferent ce se va întâmpla cu scurtmetrajul ăsta, că va avea sau nu succes sau ceva, eu știu că sunt acolo, că rămâne pe un CD, e acolo au fost, uite, aici. În fine, și m-am și gândit că cumva cred că tata s-ar fi bucurat așa de nebunia asta. Ar fi zis, bă, ok, hai, fă-ți dam lua. Tata s-a bucurat pentru film. Cred că și
Ian Luchea Mihalea s-a bucurat pentru că a mea Dana a cântat astăzi foarte frumos. Că... Poate nu știi, dar în partea cealaltă ai o cântăreață extraordinară. Deci eu care urmăream videourile cu Mihalea obsesiv după moartea lui, avea o replică la, la una dintre ultimele repetiții cu song-ul, că îi pregăteau un concert. Mm. Și aș fi mor dacă am să fiu și dacă o să-mi cântați în jur, tot o să mă ridic și o să mă zic, bă, ia vedeți. Și simt presiunea. Deci, simt. Adela, printre primele ei premii muzicale, pentru că și-au luat premii muzicale, da, nu-i de râs. Sigur. E de aplaudat. Bravo. De aplaudat? Da. Da, de aplaudat. Bravo. E bine, printre... Da. Ea nu s-a dus la Michael Jackson, Whitney Houston sau... Bine, n-auzise de ei, dar era ok. Nu, dar ea... a făcut o melodie. Cu stai siguranță? Că ți-a pregătit. Sigur că da. Ideea este că eu vreau neapărat să înțelegi sigur. Că asta este o provocare și pentru tine. Mm-hmm. Pentru că o să vezi imediat despre ce e vorba. Ah. Încerc să văd prin asta. Am o ciriță scrie. Perfect, bravo. Ai foarte bravo. Ciricom. Ai, zice invers. Da, da, nu. E exact același lucru și aici. Aoleu! N-am zis să ciricom? În cazul în care... Știți că ea poate să ce zică invers. Da. În cazul în care momentul iese bun... Da. Nu. În cazul în care asta... dați dovadă de trecem... prezență de spirit, de cheamă la vocea României. Vă iau și la voce și da, vă dau, vă dau o surpriză. Dacă ăsta este bun... Ne dai să mâncăm. S-a făcut mi-a zis să nu mănâncă, nu știu ce, și mi-a dat niște fructe momentan, papaya. Mi-a dat papaya. Tot timpul, chiar, ce dreagă, chiar, mațele. Nu mânca, papaya te așteaptă. Așa, deci... Oh, Doamne, dar nu mai pot. Deci prea mult, sincer, am cântat prea mult. Doamne, ce-i cu mine? Ah, ce zi frumoasă. Ah, deci am regretele. Dana are regrete. E tardive. E tardive. Deci fii cum sună melodia asta. E prea sus. Ah, ce bine că e cineva care poate să-mi zică chestia asta, nu cum e. Dă totul mai jos! Ia, începe tu și îți zic. Păi asta, e prea sus. Se naște în România? Exact. Da, sigur. Adana Kebab. Adana Kebab? Bună. Adana Kebab. Toată mâncarea ne-am dus. Nu știu, dar de ce nu ne-ai invitat la sala aparatului? Chiar de ce? Oare? Nu, am afară miște, Adela chiar... Nu, acum fără gumă, totuși de ce n-am primit invitație? Deci, cu această ocazie... Ok!
Nu te mai cheamă, să știi, Ador. Eu pot să mă concentrez. Eu nu pot concentrez. Dar acum vă bag eu în teste. Așa. În primul rând, ai prins să vină. Să vină mâncarea, în sfârșit. Bine. Să vină ăla, de la, că l-anunți. Cum e asta? Nu pe asta intră muzica. Dar de ce? Nu pe asta intră mâncarea. Nu, dar melodia asta chiar... Ritualul bețelor. Hai să nu mai... No. Eu nu știu pe asta. Tu știi asta cum e... cântitul ăsta? Asta este o... Asta pentru baterii, când bați jos de siguranță în plus, ca să... Ca nu cumva așchiile să, știi? Păi vrei, nu mănânci cu partea asta, mănânci cu asta. Da, dar cine știe dacă... Alo, deci hai vă rog, ca să nu, că ne ținem mult aici. Era liniștită. Era, acum, era. Da. Acum vine copilăria în... vă invit așa. Ăstea sunt cu... Știm, ok. Ăștia din Noua Guine, ăștia din Reciful de Coral, iar ăștia de aici, din insulele Galapagos. Aveam și eu pe masă un... S-a dus. Era... uite. Iartă-mă. Îți faci seama. Să dea aici asta. Deci ăsta este... Cred că mâncăm suji și am cântat mociriță. Băi, deci... Nu înțeleg cine a creat acest... Tu nu înțelegi că e... Tu nu înțelegi că este o altă față a realității? Că tu ai tot timpul mâncăm. Deci cum a făcut de colșitul. Da, a zis, mamă, cântam un mociriță. Și pe aceea băgăm niște suși. Alternează. Papaya cu ciobănaș. Mociriță cu suși. Mamă, hai ce mai urmează acum. Da, hai să vezi. După sușii ăsta n-are cum decât tradițional. Bun. Am dat soia pe despărător, dar asta e viața. Dar așa. Vreau să mă întreb dacă s-a întâmplat vreodată să fiți confundată una cu cealaltă. Da, mi-e și la cum să mai zic. Hei, Dana, ce drăguț ești. Și mie. Chiar mi se spune. Mi-am să spunem. Dana, te-am văzut, ce frumos. Ție Dana, ție Adela? Și mie Adela. Da, e normal. E normal, pentru că ne pozăm împreună, îi derutăm. Dragii mei, cea din stânga, v-am spus, care și-a făcut operații, a stat ultimii 4-5 ani în Elveția. Deci, băi, Dana are o chestie acasă, are probabil o cameră de-asta criogenată. Doarme în gheață. Asta e. Știu, doarme în gheață. Ți-am descoperit adevărul. Adevărul este că sunt vampir. Nu, asta e adevărul. Iar tu? Hai, lasă-n orice să zici, s-a simțit de tot. Eu nu m-am îndrăgostit de Adela când filma. Da, când. Imediat după aceea. Tu te-ai îndrăgostit? Când ai trecut prin DJ Project ăla și ai fost așa și am zis, da? Și brusc atunci, nu știu, a fost un fel de altfel de performanță pe scenă, altă de... Eu am și o coreografie pe care da, foarte bine. Fac doi pași în față, pac. Și era și cu un... Ha, nu, era un, doi, trei, pac. Un, doi, trei, avea. Pac. Avea mișcarea. Pe ce melodie? Pe nu pot uita privirea ta, mereu visez, nu să spun. Stai, că acum ați făcut. Ce-a făcut? Dar nu, când văd cu capul asta, mă-i trezor. Nu pot uita. Nu pot uita privirea ta. Mereu visez, nu mă satur de ea. Și când... Avea o dansă de... Pară ușor. Dădea puțin ritm, știi? Știi că sunt dansatoare pe scenă. Ce și imaginea ta. Mereu visez, nu mă satur de ea. Și când mi-e dor, ea zboară ușor, aduce la mine. Și imaginează-ți-o pe Shakira. Adică la modul că dansul Adelei... Lole, lole, lole. Pac, și altele se rup în figură, dar ea era totuși... Deci atunci a fost pentru prima dată când ai dansat. Sau și la îngerașii ăsta, îngerașii. Da, drăguță, îngerașii vor fi mereu cu tine. Nu prea am dansat la îngerașii, nu. Am dansat pe bari, adevărat, dar la iubire... Cam filme. Iubire cam filme. Mai multe cu iubire la noi. Ăla a fost o chestie... Ăla, da, extraordinar a fost. Foarte interesant. Și acum, pentru că v-ați confundat, am un test pentru voi două. Jingle de test. Ăsta e... Scuzați-mă. First I was afraid. Dă-i, tu. First I was afraid. I was petrified. Mâncând sushi cu fetele astea două frumoase, am văzut nevoie, mama, așa. Așa, n-aș mai sta. Deci, care? Dana. Așa. Care este piesa preferată... Trebuie la mine. Așa. Dana, care este piesa preferată a Adelei? Nici eu nu știe. Nici eu nu știu.
asta aș zice... Bravo, ai dat răspunsul. Da, da. Nici eu nu știe. Leonard Cohen, îți plăcea. Adela, care este piesa preferată a Danei? Tiny Love. Cum, cum? Nu. Poți zice așa... Ai trebuit pe grupă melodie. Dar nu știu... Nu avem așa ceva. La piesă pe bune. Mi se și pare copilăresc, că e piesa preferată. În loc de titlu, te sărut multiplu. Ce e asta? E ca la Abdalea Oracole. Nu. Cază cineva, așa să-l văd și eu odată. Da, ok. Nu. Piesa preferată, știi? Amă, dar nu știi. Da, bun. Acum Oracol. Intrăm în domeniul Oracol. Vostru. Da, așa, aia zi. Și mai, mai profund. Pe filme, nici așa. Dana, care este... Ar putea să fie de sigur de Crăciun e Love Actually. Da. Ce cheamă ea? Love Actually, filmul de Crăciun. N-am zis film. A, scuze. Regizor, cred că. Nu. Mai ușor. Dana. Care este actorul preferat al Adelei? Nu există așa ceva! Dar nu există pe lume așa ceva! Măi, dar nici eu nu pot să spun care e actorul meu preferat. Am foarte mulți actori care îmi plac și... Poți să spui care ți-a plăcut ultimul. Sau da, care, sau într-un mint rol, sau nu-mi place tot timpul. Deci, nu, iar, pe bune. Nu. Deci noi am depășit etapa asta de Oracol, pe care l-am făcut în școală. Oracol, asta am zis. În loc de dată, te sărut odată. În loc de titlu, te sărut multiplu. Secret! Secret, treci la secret pe ăsta. Când ce faci vede? Pagina așa, nu? Uite așa. Ok. Am o întrebare potriviților noastre. Gata, fii atenție, fii atent aici. Ne întreabă ceva de social media. Nu. Influencerul preferat. Secret. Atâta, n-am scris nimic. Păi așa făceai tu? Și așa făceai? Tu nu? Toată lumea făcea asta. Nu. Eu făceam așa. Nu. Eu făceam așa. Cu bana. Pe vremea lui era peniță. Și făceam așa. Făcea imagine, știu. A venit Vlad să-mi spună, mama, o colegă la școală a avut așa arsă hârtia. Știu, aveam și noi asta. Aveam și noi. Dar erau deja reminiscențe. La tine s-au inventat? Papirus. Epoca papirusului. Ultima întrebare, care cred că e pe tonul zilor noastre. Ia. Da. Dana. Care este care este destinația de vacanță preferată a Adelei? Nici aici nu e 100%, da? Nici aici poți să zici greu. Pe continent. Asia, clar. Da. Asia. Da. Asia. Și America păi totuși îți place. Îți place New York-ul foarte mult. Da, da. Dar nu, puțin. Da, nu se compară cu asta, cu picioarele în apă, mâncat pește în Thailanda. Bravo. Și acum... Adela, care este destinația preferată de vacanță a Danei? Păi tot Asia, cu siguranță, ăsta este continentul. Clar. Fără dubii. Și cred că Japonia e acum așa foarte pe suflet, nu? A fost în Japonia. Da, păi de asta zic. Știi să-mi luat în Japonia? Dar cred că a rămas... Trandafiri, șampanie... Trandafiri. A fost sărbătească un an, o aniversare. Nu, s-a întâmplat să fie atât. S-a acolo, da. S-a nimerit. Vrei tu să romanțezi? Nu, și am avut șampanie și... Am mâncat, cred că, un udon și... Un? O ciorbiță. O ciorbiță. Bun. Eu sunt din pădurea din Brașov, îmi cer scuze. E o nebunie, Sushi, ăsta. Ce li se șocat, nici nu știa exact. N-ai văzut cum a făcut pupețele? Da, mă, așa se face cu pupețele astea. Deci... Ok, perfect, așa, perfect. Da. Vreau să te întreb un lucru, pentru că pe amândouă, de fapt. Sigur că da. Pentru că eu vreau ca în ianuarie... Uh-huh. Undeva să ne inviți la sala aparatului. Nu. Nu, asta se va întâmpla mai devreme. Eu vreau să mă duc în Anasia. În Anasia? Anais. Eu vreau să mă duc în Anasia. Ia cu tine și inima mea și ascunde-o bagaje pe undeva. Ia cu tine și inima mea până în Anasia. Și vreau să mă duc în Vietnam. N-am fost. Eu am fost. Te ascult. Am făcut în primul rând nord-sud, adică te sumești pe toată zona. Fukuoka în sud. Insula Fukuoka. În Ho Chi Minh, în Hoi An și în Hanoi. Hoi Anul este absolut superb. Diferențe în temperatură sunt în timpul iernii. Aici, în Fukuoka, în insula, ai 35 de grade. Sus, în Hanoi, e friguț. Geacă. Sunt vreo 10. Îți cumperi geacă. Fake-uri. Foarte ieftine. Acolo. Te bucuri de ea. E foarte frumos și foarte diferit de la un oraș la altul. Trebuie să faci așa. E același lucru ca în Thailanda? E diferită? Cred că totuși plaja nu e la fel de frumos. Nu, cred că nu. Un lucru mă interesează în mod special. Nu știu. Da, plaja e foarte frumoasă, într-adevăr, în Thailanda. Aici e foarte diferit. Hanoi e mult mai diferit decât Ho Chi Minh. Ho Chi Minh e mai
încă viu, așa tradițional, nu știu ce, cu un vibe ăsta, traversează aia peste tot, cu toate scooterele alea, te chinui să, trebuie să, știi care e regula, traversatul străzii, trebuie pur și simplu să ții același ritm, să pui mâna așa în stânga și să traversezi fără să te oprești. Și toate scuterele vor și să te ferească. Problema e dacă te oprești, atunci îi derutezi. Nu te opri deloc. Nu te opri. Când traversezi strada. Când pui mâna așa, ei știu că tu vei trece strada și pur și simplu treci okay, în același ritm. Văd clar. Adică eu sunt și eu de asta și m-am făcut așa masiv. Dar tu vei la plajă? Tu ce-ți dorești din Vietnam? Asta e una la mână. Acum, mai există faună marină? Dacă intru în apă, pentru că eu sunt fan snorkeling, scuba. E delta. Adică nu m-am... Există stele de mare, de exemplu, pe care poți să le vezi în Phu Quoc și așa, dar nu m-am băgat la snorkeling. Dar ai văzut ceva pești mișcându-se pe suprafața apei? Băi, da. Da. În apă chiar... sunt pești. Sunt pești. Da. Iubitul de el, trebuie să mai călător. Unde ai fost, mami, ultima oră? La izvorul minunilor. Da. Și fost? Nu erau pești. Nu erau pești? Vrea și mă să vadă pești în apă. Of. Da, scum. E ok. Deci chiar și la noi la mare poți să mai vezi pești. Nu, mare nu, neagră. Nu, cred că, sunteți... În eroare. În eroare, pentru că din ce în ce fauna mărilor și a oceanelor a cam, s-a cam retras în bârlog. Au fost chemați la... Aici, uite-o. Discutăm despre pește și ghici ce mâncăm. Și noi și preocupați de mediu. Băi, nu mai sunt pești, mă, băgându să mănâncă. Nu. Ce ipocriți. Hai, da. Apropo. Deci zic unde? Deci tu vrei să vezi peștișori. Vrei să vezi peștișori și stele de mare. Stele de mare poți. Ba da. Chiar am văzut acolo stele de mare. Poți să te duci undeva în Phu Quoc. Există o zonă specială în care... sunt niște, o zonă de pescar, așa, la poți să mănânci în casele lor și toate practic, casele sunt pe picioare, pe apă, cumva, ca un fel de oraș plutitor și în zona respectivă chiar vezi foarte multe stele de mare. Gata. N-ai voie să le atingi, n-ai voie să le... O săptămână... O săptămână să ce? E prea puțin? Cu toată vacanța? 10 zile? În Egipt, dacă vrei o săptămână. Du-te în Dubai, du-te în alte... Du-te în Turcia. Nu, am fără glumă, dar dacă tot faci atâta drum... Asta este, ce înseamnă drum? Sunt două avioane de schimbat. Da, dar multe ore de zbor până te acomodezi cu fuso orar, până încep să intri un pic. 20? Păi de când pleci de acasă? N-am fost într-o vacanță de 20 de zile. Nu, 20 de ore. Nu. Nu, mă, iubitul, dar ce cu el? Nu știu. Și nu poți să faci o zi Hanoi, o zi Ho Chi Minh, o zi la. Nu, trebuie să stai mai mult. Trebuie să stai mai mult. Adică, măcar două săptămâni să stai. Poate nu știi, draga mea Dana, dar Adela... Da. Alături de prietenul ei Cabral, au fost prinși de un uragan. Da. Știu, am vorbit pe WhatsApp în perioada respectivă, să știi. Fiona se numea uraganul, eu fiind... Unde e Shrek, mă? Fan Shrek. Deci ăsta este Shrek? Are și el niște referințe. Da. Ăsta e Shrek, da? Ăsta, da? Și Fiona. Ai, în timpul filmărilor de la Sunt cele vă scoate mai de aici. Băi, eu, pentru că nu am... știut niciodată cum e un uragan, eu, când te aud pe tine, băi, să mă închiși și nu știu ce, încep să zâmbesc. De ce? Pentru că eu n-am, nu știu. De ce? Pentru că eu nu știu, habar n-am cum e la tine un uragan. Dă-mi niște date. Pe nu e uraganul ei, e, da, e să treci printr-un uragan. Natura. Zim chestia ca să mă liniștești și să-l conștientizez cu atât mai mult. Nu trebuie să te liniștești, pentru că realmente uraganele peste tot în lume fac victime. Depinde de cât de intense sunt. Ăsta prin care am trecut noi a fost mediu spre mare ca intensitate și din fericire nu au murit oameni, pentru că el a fost, au fost tot felul de autoritățile au semnalizat și ne-au spus să ne... Și deja erau alte orașe afectate. Erau deja plecase din Costa Rica și adică știam că va veni, era evident că va veni. Ideea este că scoate pământul un sunet pe care eu cred că... Adică mi-a spus Radu, că eu n-am trăit până acum niciun cutremur mare, mi-a spus că se aude doar... E comparabil cu cel de cutremur. E un vuiet permanent. Adică nu este un vânt puternic, nu e o ploaie puternică. Este un... Groaznic. Nu e glumă. Tu l-auzeai pe ăsta. Da, bineînțeles. Și a fost... Bine... Noi ne-am luat măsuri de precauție, bineînțeles, ne-am baricadat, ne-am pus mobilierul în geamuri, pentru că riscul care era? Era ce se întâmplă dacă stai în casă, dar se poate întâmpla să se spargă geamul, spre exemplu, și dacă a intrat vântul, ți-a totul pe sus, te sperii în primul rând foarte tare. Da, au fost acoperișuri care au zburat. Deci, uraganul este care mătură masiv, iar ciclonul e ăla care mătură local și trece, are un, nu știu, se înfiripă acolo.
nu sunt expert în meteo. Se vede. Cu toate că cineva dintre noi, cineva a fost la meteo. Ciclonul are legătură cu apa, din câte știu eu. Aha. Adică sunt niște ploi foarte puternice, din câte știu. Iar uraganul e o combinație de vânt extrem de puternic cu ploaie. Dar în zice tornadă, de fapt, asta se cred că asta tornadă, era, da, cred că asta. Tu ți imaginezi chestia aia cum zboară oamenii așa și pe aia coboară și ce frum, cum a fost câte în sus, ai scăpat? Și Alexandru vrea să-l ia. Era dorința lui cea mai mare, că aș vrea să stea afară, să-l ia, să se ducă. Din desene, îți dai seama. Normal. Să-i sumă, că e foarte amuzant. Asta e ca Vlad, care, iar să-mi fac o paranteză, n-a mers acum cu avionul și mi-a zis că, știi, mame, mă gândesc, vedea filmulețul de prezentare, ce faci în cazul în care un posibil, Grace, posibil pe aterizare forțată și sunt toate exemplele respective cu că iese... glide-ul ăla acolo. Este, da, toboganul. Știu, și replica răsătură Peteș pe care el practica sesizat-o este că lași toate bagajele și ieșiți direct spre ieșirea de urgență. Și mi-a zis, știi, mama, eu chiar mă gândesc, când știi că eu chiar mă gândesc la asta, mi-e așa puțin teamă să nu se întâmple, zic eu. Da, cum zic? Ce zic, mamă, zic, e teamă de prăbușire? Da, tu știi că dacă s-ar întâmpla, aș pierde toate bagajele. Și n-am... Da, asta ar fi o mare problemă. Să știi că și eu mă gândesc câteodată la asta. La bagaje te gândești? Dar ce ți-ai pantofi la tine sau ce? De bagaje e problema? Nu știu, am niște amintiri, un stick cu podcastul. Ăsta e podcastul cu Dana și Adela. Și nu pot să-l pierd în mare. Deci chiar de bagaj ți-ar fi deci teamă. Chiar la asta te gândești? Înseamnă că dar, chiar nu ți-e frică. Dar de astăzi o să-l prind de gât, astfel că trebuie să meargă cu mine. Da, ce frumos. Da, vă scufundați împreună. Dar asta vreau să zic, a fost terifiant, nu e glumă. Cu toate astea, copiii mei își amintesc cu atât de multă bucurie și că s-au trezit și era totul dărâmat. Deci, dărâmat, da. Copacii, căzuți și în continuare ploua și bătea vântul, dar lor li s-a părut schimbarea aia ca ceva foarte viu în viața lor. E adrenalină. E adrenalină și noi eram foarte tandri, foarte iubitori. Eram foarte mămoși. Știi cum e că la un dat o chestie de genul ăsta, un pericol, imediața unui pericol, te ține așa, te face să conștientizezi și am dormit îmbrățișat și ne-am îngâiat și vorbeam altfel și intime, așa stăteam la lumânare că se luase curentul. Da. Pentru ea a fost o amintire extraordinară. Drăguț. Asta e drăguț. S-a putea ca peste an să o modifice un pic. Dar și pentru că au dormit. Deci când a fost cel mai intens uraganul, mă rog, da, această Fiona, copiii dormeau. Și atunci nu, i-au văzut dimineața, a bătut cu vântul. Și practic de la Revoluție așa. Ai văzut pe cer ceva aprinzându-se. La Revoluție? Da. Nu, eu am avut glonț în casă. Nu fi nebună! Tu! Cum sună, eu am avut glonț în casă. Da. Am stat în Ghencea, unde se trăgea foarte tare. Și am avut un glonț care a trecut prin fereastra de la sufragerie. Am fipt în zid, am păstrat foarte mult timp. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, dacă mai există pe undeva, cred că l-au frații mei. După care, împreună cu mama, deci tatăl era din cadrul armatei, era inginer chimist în cadrul armatei și a trebuit să plece, că a fost chemat de urgență, la. Și am rămas eu și frații mei cu mama, în grija mamei mele, și ne-am mutat undeva din apartamentul nostru, în apartamentul unei vecine, la același etaj, care avea ferestrele spre interiorul blocului, pentru că se trăgea mai puțin. Și am dormit toată perioada Revoluției în cadă. Adică am dormit în cadă împreună cu frații mei și, mă rog, și restul pe lângă cadă și așa, pentru că baia era singura încăpere fără ferestre. Tu la 4 ani. Fără geamuri. Mi-aduc aminte foarte bine, pentru că era fără ferestre. După era care culeric, îmi aduc aminte zgomotul asta era zgomotul pe care l-auzeam dimineața, faptul că era un televizor pe hol așa și că trebuia să mergem și continuam să aprindem lumină și tot de chestii de-astea. Și după aceea a venit cineva și ne-a zis că sunt pe bloc și intră în case. Ai. Iar tu nu știi asta? Ba da, la și la noi erau. Mergeți că intră în case, retrăgeți-vă undeva sus în pădure. La noi la Brașov, așa vă. Că ei sunt pe bloc și nu erau teroriștii care... Nu ne-a zis un vecin că sunt pe bloc și intră în case. Iar mama, disperată, nu ți-am povestit asta la un moment dat, m-a luat pe mine în brațe și pe frați și a fugit cu noi din casă, random, efectiv. Prin cartier, a traversat cartierul așa cumva. Eu țin minte că nu aveam pantofi. Deci asta, apropo de detalii pe care le reții ca copil fiind, mi se părea că cum m-a scos din casă fără pantofi. Deci, Săraca... Asta, așa, și-a legat cu mine. Nu știu ce, frate, mi-a încercat să adune gloanțe de pe stradă. Mi se părea, Și am ajuns în altă parte a cartierului, unde am intrat întâmplător, adică unde s-a nimerit, am intrat într-o scară de bloc și o doamnă mătura. Iar mie asta mi s-a părut foarte ciudat. E o fază de film senzațională. Trebuie să o folosești asta.
tu mături când noi practic trecem prin război. Și fugim de moarte. Și fugim de moarte și ea era foarte relaxată. Și așa, ce faceți? Te-a întrebat pe mama, dar ce faceți? Și mama care era, pe cum? Că mă vreau să intre în casă și bă, isterie aia de revoluție, că intră, că să nu știu ce. Isterie curată, da. Și doamna respectivă care nu ne cunoștea, ne-a primit la ea acasă și am dormit acolo până s-a terminat revoluția. Și eu chiar sunt foarte curioasă, trec pe acolo, că undeva la... Și ești curioasă spre stadion. Da, n-am mai păstrat legătura. Am păstrat și câțiva ani după acea legătură pe care am pierdut-o. Dar există o familie care ne-a primit în timpul Revoluției. Și ții minte, să zic, am multe, foarte multe detalii pentru că ții minte stresul mamii mele, cred. Ia ți-a transmis. Și dintr-o dată a trebuit să fiu atentă. Da, pentru că a fost altceva, se comporta altfel decât se comporta până atunci. Da. Și dat seama că, băi, înseamnă că e serioasă treaba. Și plus că nu era tata și, știi? Mamă. Și a noi se și trăgea. Se trăgea, nenică, nu în zona respectivă. Da, da, să. Trebuie apropo să vă mulțumesc asta să pentru că n-am film. Spus-o nimănă și meritați lucrul ăsta din partea mea. Stau acasă. Televizorul cu informațiile aferente. Asta atunci. Ceaușescu a murit, a fugit, nu știu ce. Și dau și o perdeaua la o parte. Din casa mea unde stăteam pe vremuri, dacă dai, vedeai, vezi stâmpa. Și acolo scria pe vremuri, acum scrie Brașov, acolo scrie panoramic. Fac o paranteză. Când a venit Stalin, orașul Brașov s-a numit înainte Stalin. A, da, știu. Și Stalin, în nemernicia lui și în cultul personalității, a scris din brazi pe tâmpa Stalin. Mm-hmm. Ai înțeles? Da, știu, adică știu. A plantat în locul literelor brazi ca să, ca să vezi cum... Adică era din brazi format din, Stalin? Prin, din brazi plantat. Așa i-a plantat. Ai înțeles? Da, eu am avut tot timpul senzația că era cum e... Cum e tâmpa? Nu, cum e Brașov, nu făcea, acum? Nu erau cu în 50, nu erau cu... A plantat? Cu... Exista deja, cred că Hollywood, care pe... Da, da, da. Mă rog, nu, dar chiar... Deci, din brazi. Deci, îți dai seama cum era. Nu știam, da. Bref. Bună idee. Revenim în 89, deschid și văd niște puncte care merg așa. Colorate. În tunecimea aia erau ca niște artificii. Tati, tati! Uite, artificii! Vine, tăi, ălea strasoare, mă, copile. Tu îți dai seama ce imberb eram și cât de inocent eram să mă uit pe... A, ce frumos era! Normal cumva, și mi-a zis, hai că trebuie să intre, exact cum ai zis tu, hai să plecăm pentru că intră în fiecare casă. Hai, te-a sacrificat. Și ne-am retras undeva... Doamne. Dacă asta nu a fost adevărat. Adică de ce am părăsit casa? Ca ăla să intre în casa mea oricum? Nu, și eu cred, dar dacă era doar niște zvonuri de astea, nu se știe. Era zvonistica... Asta trebuie să mergeți să vedeți Libertate, filmul. Am văzut la TIF. Și e foarte, foarte bun. Și i-am și investit cu emoția mea de atunci, probabil. Da, și fiecare că investește cu poști. În special generația asta, da. Dar cred că funcționează și dacă n-ai trecut prin evoluție și așa, pentru că e chiar foarte, foarte puternic. Foarte puternic. Tu... Eu. Pe Instagram... Da. Ai făcut o chestie pe care am încercat să o deslușesc, dar n-am reușit. De aceea e unul dintre motivele în plus pentru care te-am invitat să te întreb. Ce-i cu cifrele alea, nu? Ce-i cu cifrele? Ai, că nu e chiar așa greu de intuit. Când e ceva din 365, ce-ar putea să însemne? Ce zilele? Da, din an. Deci eu fac în fiecare zi o postare. Asta este al cincilea an. De 5 ani? Da. Fac în fiecare zi câte o postare cu o chestie mișto, bună, interesantă, care mi s-a întâmplat deci în ziua respectiv. Deci am făcut aproape 1500 de postări, cel puțin. Dar nu întotdeauna se întâmplă. Poate să fie o zi foarte, foarte... Nu întotdeauna se întâmplă. Normal. Adică... De același timp, cumva... Odată că le spun, le arăt oamenilor și că nu avem viețile astea senzaționale pe care cred ei că, mamă, tot timpul au, nu știu ce vezi, spectaculoase avem și că chestiile care ne bucură, de fapt, sunt cele la care au de cele mai multe ori... toți oamenii. Foarte mulți oameni. Adică, la modul, nu știu, să duci copilul în parc sau ceva. Chiar alea sunt cele mai bune momente din ziua respectivă pentru mine. Chiar asta e adevărul. Sau arăt și că, ok, nu e tot timpul. Uneori e atât de nasol încât, ok, îmi asum. În același timp, e un soi de... Mă responsabilizează să-mi creez momente drăguțe. Interesant. Adică la modul pentru că e un fel de, știi cum e, zici că vrei să ții o dietă sau, nu, alt exemplu. Și dacă, mă rog, dar zicem nu, că vrei să te desparți de partener. Abia când anunți, când anunți pe ceilalți... Atunci îți dai seama de gravitatea anunț. Cumva chiar înseamnă că te desparți. Da. Și anunța prietenii, da, bă, înseamnă că se desparte. Da. Cumva la modul că, faptul că o fac publică chestia asta, adică jurnalul ăsta pe care îl numesc un jurnal al recunoștinței, să spunem, sau al momentelor bune și așa, pentru faptul că îl fac public, mă și responsabilizează, băi, chiar aș vrea să nu treacă zilele astea degeaba. Mm-hmm. Și uneori chiar ține de noi să vezi, facem de ce ceva drăguț. Noi, în pofida faptului că l-am văzut din an în Paște? Pentru că eu în toate, la concerte în special sau la orice fel de eveniment, zic așa, băi, fraților,
Cuantificați-vă ziua de astăzi. Trebuie să faceți un total. Aveți vreo amintire? Nu. Atunci e o zi pierdută. Da, cam asta îmi propun și eu și uneori chiar mi-e greu să-mi aduc aminte, să zic, băi, deci ce s-a întâmplat azi? Dar fac efortul ăsta conștient înainte de curcare. Tu îți dai seama că ziua de astăzi... E despre asta? Despre... Nu știu dacă o să treacă în jurnal. Eu asta trec! Tu îți dai seama că ziua de astăzi este... Vă zic eu. Am cântat, am mâncat sushi, am și băut, mă. Am și... No, e prea mult. E prea mult pentru o singură zi. Am chiar nu scriu că am mâncat sushi. Domnul Patapi spunea fix asta că... vorbim foarte mult despre fericire cu toții. Și că el numește momentele în care... Că lumea nu se schimbă și nici situațiile. Lumea este tot timpul la fel. Da. Dar momentele în care tu reușești să conștientizezi un moment cât de perfect este. Da. De exemplu ăsta. Noi acum trecem prin el și ok. Dar eu s-ar putea, în timp ce vă privesc, s-ar putea sau s-ar putea să nu, să mă uit la Dana, să mă uit la tine, să văd aici aparatură, voie bună, veselie și să zic... Să că pe zic... Da, da, exact. Ai nevoie uneori de detașare asta. Da, dar la dreptate asta e bravo. Nu e nimic diferit în altă zi, dar tu trebuie să reușești să ai această decuplare semi de câteva secunde în care să zici și el le numește momente de splendoare. Așa le numește el. Ce frumos. Și cumva eu le înțeleg. Nu mi se întâmplă des, dar când mi se întâmplă, de fapt, nu este niciun moment ieșit din comun. Este ceva absolut basic, dar eu am capacitatea de a-l vedea. Atât. Da. Și alte ori ești într-un... Băi, deci mie mi se întâmplă, mă, și oftic pe mine. Sunt în momente perfecte cu copiii mei, că despre ei facem toți referire, că ei sunt cei mai importanți până la urmă, da. Nu? Și totul bine și se joacă și frumos, nu știu ce. Și tu nu reușești să fii acolo. Să conștientizezi cât de frumos e. Deci tu rațional înțelegi ce frumos e, dar nu-l simți așa... E, și cumva eu mai îmi dau această șansă seara, înainte de culcare. Zic, ok, deci ce-a fost azi? Ce-a fost mișto? Care a fost momentele în care chiar m-am simțit bine? Sau... Și astea sunt așa, cumva, na, te mobilizează, îți dau un sens, așa. Mi-am făcut o mea culpa într-o seară, urmăream un serial și la un dat nevastă mea, hai copiii la culcare, ia copiii, trec prin fața televizorului. Nu i-ai văzut. Pa, i-am văzut noapte bună copii, pa, tati, se urcă pe scară în sus și mă uit după ei, mă uit la televizor. Ce dracu faci la televizor? Mișcă-ți fundul după copii. Ce contează secvența atât de interesantă? Asta e o luptă permanentă. Ai o luptă permanentă. Este o luptă permanentă. Asta e o luptă permanentă. Pentru că ai sentimentul că ei tot timpul. Și că e ceva ce vei face în următoarea... Nu, e ok, nu e nicio problemă că ei sunt acolo. Și faci mâine. Și eu să-i pun mâine, o să stai mai mâine mai mult, că o să joci mâine mai mult cu ei. Și după aceea? Și mâine zice același lucru. Cât de crescut așa? Mamă, cresc. Da, exact. Pe de altă parte, ei cresc și dacă nu. Adică, da, dar chiar mi-e chiar uite-te la tine, mult, uite-te la îmi tine. Îmi place mult să petrec timp cu ei, adică chiar îmi place. Da. Nu știu că, nu simt că pe obligație, băi, trebuie, că e bine, știu. Că trece timpul. Îmi place. Adică chiar, nu știu. Dar ne-a plăcut de fericită. Când copiii erau foarte mici. Da, ei plăcea de când mie nu-mi plăcea. Nu vorbesc serios. Mie mai mult mi se părea greu și eu, deci în continuu mi se părea foarte greu. Da, și Dana spunea ce frumos e să mi se pare. Doamne, să se culce odată, să stau liniștită. Și acum abia trăiesc de ceva timp, ce am tot spunea, pentru că enjoy the moment big time cu ei. Adică aleg să stau cu ei. Până acum găseam variante, știi? Să vină maica mea să stea, să... Nu, acum, indiferent câte variante am, aleg să stau cu ei de cele mai multe ori. Și înțeleg asta. Da. Momentele astea de splendoare trebuie să fie cât mai multe. Despre ce? Splendoare. Despre doare? Da, care doare, dragostea, care doare trebuie să fie cât știu mai... Știu ce spui, da. Bineînțeles că vom fi alături de tine, Dana, vom fi alături de tine când nu este un hotel, ci este un viitor film care se numește Retreat Vama Veche. Asta nu asta e cu ea. E cu mine. Ai da, făcut știu, o știu. Nu, 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 noi suntem pregătiți, am zis, noi suntem pregătiți, dar pentru lansarea ta. Da, da. Când am auzit Retreat, imediat am cerit urechile. Ce? E un nou... Ce? Despre ce este filmul? Da. Nu pot să spun nimic. În martie. În martie? Marci, da. Marci. Da. Povestea cu filmul ăsta este că eu, Dana știe, când mi-a zis Dorian Boguț, am fost la un interviu de ADI și a zis, tu știi că trebuie să joci în... Și a, nu. Da? Și am zis nu. Și am zis, n-am, că nu, că n-am timp, că... Dar știu când am avut discuția, dar am uitat de ea. A. Așa. Deci, foarte cum ideam, spune că am mai refuzat niște roluri. Nu. Deci, ideea că era... Să fie. Nu. Eram în perioada în care nu mă interesa deloc. Și eram o dată în drum spre Șușani și mă sună Petre Năstase.
Nu bănuiam de ce, că îi făceam că videoclipuri, deci nu m-aș fi gândit că de-aia mă sună. Nu mă sună pe altfel clicana. Nu îi răspundea. Nu, dar eram pregătită cu un răspuns, poate, sau habar n-am. Așa. Ce mai faci, nu știu ce, și azi, bă, uite, că așa, că vreau să încerci. Cum e Petre așa, un băiat foarte drăguț și foarte luminos și pozitiv. Și mi-a zis așa un pic sinopsisul, care m-a... Deci, în timp ce îmi spunea, mi se părea atât de funny. Ți s-a părut foarte familiară imaginea. Și mi s-a părut foarte... Mi s-a părut o bucurie, efectiv. Și zic, da. Acolo o mașină. Am zis, băi, eu am zis că da. Altfel, am mai sunat-o să-i propun niște lucruri. Și mi-a zis, nu. Adică, ce tare ai fost, mă? Ai zis da. Da. Ce-am propus eu, n-a fost o bucurie. Nu era curat o mașină. Nu. Părea, când povestea Petre, că e totul foarte simplu de făcut. Stă în 3 săptămâni, și gata, și nu știu ce. Și era funny, aveam un personaj ăsta unde cu siguranță știam că o să mă distrez și că o să mă simt bine. Deci, uite, aici există mare diferență între noi. Ea alege lucrurile ușoare. Care să fie ușoare. Da. Da, dar e un paradox acolo, că scenariul e ușor, dar evident rol e greu. Că până la urmă. Dar ea e o... Până la urmă, are o, da, dar la asta are o da. Teamă. Da. Are o teamă. Da, și teamă. Da, dar eu chiar mă arunc în chestii. Adevărat că, indiferent dacă ai zis nu cânt, ai cântat până la urmă, te-ai aruncat până la urmă. Că asta nu e neapărat cu miză, dar eu chiar de obicei aleg drumurile grele. Adică dacă mi se spune, băi, facem un spectacol de teatru, dar scoatem în 3 zile, eu zic, nu. Pentru că știu că traseul ăla rapid nu o să-mi aducă satisfacție. Și atunci eu zic, da, aș vrea ceva care să mă... Da, dar uite, nu, n-ai pus bine problema. Eu nu aleg un spectacol de teatru să-l fac în 3 zile. Eu aleg un spectacol de teatru care se joacă doar 3 zile. Asta, Bașca. Ea vrea să aibă repede, să vadă finalul. Deci unde? Stai puțin. Da, deci adică nu poți să-mi iau ceva, un angajament. Când fac lucrurile, mă implic și le încerc să fac cât se poate de bine. Dar vrea să aibă control, dar așa. Vreau să nu... Nu mai îmi placă, cred că asta e și o chestie din... Traumă. Un fel de traumă. Nu mai vreau o responsabilizare atât de mare pe termen lung. Ai suficient, dar are 3 copii, adică da. Pe bune, ce primeam de atât. Hai să o facem, să ne facem treaba și gata. Da, asta să faci un spectacol, înseamnă să ai repetiții, să ai spectacol. Și după aceea să joci, că de fapt cealaltă echipă... Nu poți tu să joci încurci niște oameni care probabil se bazează pe spectacolele alea, știi? E o responsabilitate foarte mare. La sala Palatului... Unde nu ne-ai invitat, ok? În noiembrie da. O să fac un spectacol care se va ține doar 3 zile. Perfect. La revedere. Deci pe ea poți să chem, stai liniștit. Da. 3 zile, știe că gata. Că poate să și ia acest angajament. Bine, pot să înțeleg și chestia asta. Chiar pot să înțeleg și eu. Și mie mi-e teamă acum de proiectele care nu-mi văd luminița la capăt, știi? E adevărat. Teamă un pic, pentru că am fost prinși în acești ani de televiziune în care nu se mai termină. Deci la modul că intri și zici că stai puțin, și tu de fapt, din clipa în care intrai, tu nu mai făceai nimic în rest, adică efectiv. Atenție, voi vorbiți de o perioadă a televiziunii care... De glorie, altfel. E glorie și de primordială, să spun așa, de un cretacic timpuriu. Da, de acord. Și mă bucur că am trăit acei ani împreună cu voi, să spun. Da. S-a întâmplat la vârsta potrivită, când chiar credeam și aveam toată energia și determinarea să fac lucrurile așa. Și chiar nu trăiam pentru nimic altceva. Aia mi se părea totul pentru mine. Știi că mi se pare absolut un lucru foarte greșit că Adela nu spune stop, vreau să cânt? Adică mie mi se pare că orice an pe care îl pierde ea... Știu! Dar eu și cu actoria nu am problema la ea, dar mai ales cu cântatul, pentru că, spre deosebire de actorie, știu sigur că cea mai mare plăcere o are pe scenă, cântând. Adică știu asta despre ea. Asta este ceva... Eu pe Adela, că toate astăzi toate se leagă așa într-un cerc formidabil. Adela a fost prima invitată a mea cu 3 ani de zile. Pe bune? Da. Ce drăguț! Pe 8 noiembrie 2021 am zis, încep cu un prieten. Dar încep cu un prieten pe care vreau să-l văd sub o altă prestație. Să aducă ceva nou pe care... Să aducă ceva surprinzător. Să o arăt altfel. Să aducă altă aducă splendoarea. Pata Pievici doar. Direct, știu. Da. O să mă sună, referințe pe care aveam noi tot timpul la sushi. Așa, mociriță. Deci, am ajuns la Pata Pievici. Băi, îmi place mult de tot. Deci chiar. Deci asta lipsea. Asta lipsea. Schimba din minune. Ca să... Pregătim un salam, deci fii atent aici. Când am auzit-o, deci eu văd, sunt vizionar la capitolul ăsta al vocii. Da, trebuie să faci ceva. De ce? Pentru că văd un public care stă în față,
aplaudându-te special pentru ce mi-ai livrat acum, pentru momentul ăsta. Ți s-a a făcut introducerea. Deci ea este fata care cântă piesa asta. Da, care, da, da. Care dacă îți cântă piesa asta, te convinge. Da, eu știu. Eu știu asta. A uitat și versurile. Ia uite că ți-a dat-o. Ce e asta? No me enseñaste cómo estar sin ti, ni qué le digo yo ese corazón. Si tú te has ido y todo lo perdí, ¿por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Oh, ah, 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 oh, 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 oh. Deci asta e fata mea. Bravo, bravo. Deci asta e fata mea, mă. Înțelegi? Nu știu. Deci, Rupușita. Deci, Iana a cântat piesa asta. Ea cântă o dată la 3 ani piesa asta. Știi cum e Adela acum? Exact cum... Băi, pe cine chemăm la cheful ăsta? Pe Adela. Deci, știu, cânt o melodie din când în când și ne dau lacrimile. Foarte bine. O dată la 3 ani o invităm pe Adela. Iar eu mă duc de față... Este un munte de talent. Eu nu fac presiune asupra ei, dar o să fie momentul când o să fac presiune. Păi chiar trebuie. Put the pressure on her. Nu știu, și eu sunt de... Mă asociez. Foarte bine. Vorbesc serios. Eu de când o bat la cap, de când aveai misiune, ziceam, băi, Adela, fă-ți acolo un band, fă-ți aduci oameni. Eu i-am zis, ai avut o emisiune, ai stat zilnic acolo, cheamă-ți doi oameni cu care să cânti din când în când, să te distrezi. Nu, nu, că stai, na, că formatul, nu, ce, că nu știu ce, să nu încurce lucrurile, să nu deranjeze, să nu pună prea mare chestie. Nu înțeleg. Nu înțeleg. Iar acum o întrebare delicată. Pregătește-te. Da. Ia și vezi că poate mă apucă să fie. Nu. Nu, nu vând întrebări decât foarte dure. Zi-mi despre tine. Ce vrei tu în următorii ani să ți se întâmple la televiziune? Ia, întinde-te. Ia, întinde-te. Ia, nu, ce vrei tu? Nici eu nu știu să răspund. Nici eu nu știu. Chiar nu știu să răspund. Este foarte clar că... Ce nu mă-mi place, mă, că nu știu ce-mi place. Aici e problema. Eu cred un lucru despre mine, că dintre toate talentele existente, acela de a avea voce este unul pe care nu ai cum să-l negi. Perfect. Adică, să faci actorie, cred că dacă muncești foarte mult, întâlnești un context fericit, un regizor bun, poți să faci dintr-un om mediocru un actor care să fie într-un context bun să se scoată, nu în teatru. Poate că și în teatru, dacă e un pic mai mult exercițiu. Dar în film poți să păcălești. Pe când voce e ceva ce ai sau n-ai, sigur că și ea se poate lucra. S-a antrenat. Dar tu asculți un om când cântă și tu zici, băi, el s-a născut cu acest dar. Corect. Se cheamă un dar. De ce se spune dar? Pentru că tu ai primit un dar. Să poți să cânți. Nu e ceva ce ai ales. E adevărat. Și atunci, eu de multe ori mă gândesc la lucrul ăsta, că eu am primit acest dar și că nu fac nimic cu el, că îmi bag joc de el. Adică, pe cuvântul ăsta mă gândesc mai mult. Mie mi se pare că asta cu actoria e contextuală. Sunt foarte puține momente în care eu am fost fericită jucând. Dar la ce mod? Pe mine mă face fericită doar o companie plăcută, nu mă face fericit o partitură. Și te ambiționează o companie plăcută. Și te face mai bună o companie plăcută. Exact, normal, că compania e foarte importantă. Da. Dar, cum să spun, eu nu am fost fericită într-o partitură, în teatru sau în film. Să zic, băi, am fost satisfăcută că mi-a ieșit. Dar nu am simțit bucurie, emoție. Am înțeles ce zici. Știi? Am înțeles ce zici. Ce simt uneori când cânt, e adevărat. Dar mi se pare că și în zona asta cumva am pierdut trenul. Adică, mă rog. Ascultă-mă, mie mi se pare că în ziua de azi sunt voci feminine foarte bune, care au investit Nu așa se pune problema. Dar cum? Nu așa se pune problema. Dar cum? Sună a teleshopping deja. Pare în primul rând vreau să spun că noi trei... Ai câștigat! Am trăit într-un roller coaster de media. Mm-hmm. De acord. La noi nu era... Dacă ne nășteam acum... Erau mai cizelate lucrurile. Apropo de ce mi zicea Dana, că da, mai sunt ceva musical-uri, deci jocul, mișcarea și cântecul își găsesc O legătură. O legătură împreună acolo pe scenă. Dar noi n-am trăit când era TVR. Mulțumesc lui Adrian Sârbu pentru că în 95, când a început ProTV, ăștia din TVR au zis, băi, hai să mărim puțin salariile.
Ai înțeles? Deci, atunci s-au format toate. A venit economia, a venit, da. A venit o mie de chestii. Și noi a trebuit să sacrificăm din ceea ce ni s-a părut nouă frumos, loviți de valurile timpului. Dar în momentul de față, eu cred că așa se pune problema. Doamne și domnilor, de astăzi vreau să mă fac cântăreț. Nu mai prezint deocamdată, vreau să impun chestia asta ca marketing puternic. Mă numesc Adela Popescu, am voce și vreau să vă propun asta. Insist jumătate de an propunând niște chestii muzicale și zic, după un an de zile, după ce v-am spus ce pot să... Uite, v-ați văzut acolo, că social media este un ajutor al nostru, vreau să fac un spectacol, zi sala. Al meu, nu contează. Al meu, zi sală. Ateneu Român. La Ateneul Român. Wow. Ateneu Român. Wow. Bun. Tradițional. Ce trebuie? Tradițional. Te pupăm, Androne. Te pupăm, Androne. Bun, faci așa, în primul rând. Cât durează spectacolul? O oră jumate. Câte piese sunt într-o oră jumate? 15. Ce piese cânt? Care sunt la 15 piese? Le pui pe alea, vezi că-ți iese, îmi dai telefon mie, Horia, ce fac cu piesele astea? Nicio problemă, uite aici, Dana, îți fac toate datele muzicale. Gata, se naște, eu simt. Nu că tu ești invitata. Da. Nu, n-ai înțeles. Cum? Pe scenă. Cu... Hai, dumneavoastră. Băi, o refacem. Vrei să ajuți pe sora ta? Vrei să aibă și o burtă, nu? Da, vreau. Vrei. Scuze-mă, când intru eu... Băi, Adidas colorat, nu! Băi, fii atent aici! Dai, gândă Dana, dar după ce au auzit pe Adela! Adică... Băi, stai-mă! Băi, burtă e când intru eu, la tine n-ai cum să fie. Deci eu nu vezi. Păi n-am burtă. Bun. Și atunci... Și atunci... Dar pot să... Și atunci... Da. Că aici am vrut să ajung. Da. Tot efortul tău de a avea echipă, de a munci un an de zile la promovarea spectacolului și în același timp la promovarea elementelor tale, le vezi. Dacă se vând... Vreau și să intervin aici, vreau și un plan ăsta de marketing. Imediat, termină acum. Efectiv cu traseul tău, de fapt, aici. Nu. Ba da. Nu. Ba da. Nu. Tu ți-ai propus amândasă. Când și te-ai făcut? La, 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 la. John Lennon intră la. Există mult mai multe variante. Eu spun ce, pe Adela o stresează. Ce? Perspectiva asta de terapie și de cântat înseamnă concert, înseamnă nopți de dormit, înseamnă că nu ești acolo lângă copil când are o febră, nu ești la. E foarte complicat. Asta apropo de rolul femeii în orice. Noi două suntem, ascultă-mă, noi două suntem două femei foarte obosite. Dar ea face față. Eu simt că sunt obosită și vreau să mă odihnesc. Înțelegi? Asta e diferența. Numai, dar ideea e că acum există infinit de multe opțiuni prin care poți să faci ceea ce îți place, să ajungă la public. Adevărat. Și să chiar... Bă, deci sunt nenumărate. Adevărat. Adică asta că e o variantă că n-ai un concert pe an, dar poți să-ți faci singură propriul tău, nu știu, canal în care cânți, efectiv îți pui... Da, ca numai, acum, că, adică... numai că eu m-am luat după o chestie primordială. Emoția ei pe scenă de a cânta. Asta este o emoție pe care poate internetul nu este... Nu este, transmite. Nu este atât de live, nu este atât de... Așa e. Pentru chestia asta. Și acum vine vestea bună, apropo de ce zici. Vestea bună. Yeah. Este că tu ai în cap drumurile ălea nebune pe care le faci cu DJ Project. Da. Ălea nu se vor repeta. Nu te cheamă nimeni. Stai liniștită. Pentru că tu vor. Nu te mai cheamă nimeni. Pentru că acum tu ai luxul de a zice, băi, vrei să cânți acolo? Vrei să cânți la Buhuș? Da. Nu. Da sau nu? Vrei să gândi la Buhuș și te duci unde crezi tu că toate planetele se aliniază și îți creează un mediu perfect. Bineînțeles că asta n-are te vei sfătui. N-are nimic cu Buhuș. Nu, e foarte frumos la Buhuș. Probabil e foarte frumos, la Buhuș. Da? Dar tu zici nu. Nu se simte oamenii vrei din Buhuș. Vrei să cânti la Drobeta, da. Turnul Severin? Da. Sau nu? Depinde ce vrei tu. Bine, și atunci avea cumva... Pentru că acum... Libertatea asta, oarecum? Adică nu, nu. Asta era. Nu. Acum ai libertatea să alegi. Mai ales dacă ești singură. Pentru că da. Acest lux nu are... Suntem... Gata. Exact, da. Nu are... Asta numai, dar pe chestia. Bune și să cânți din da, când în când, să-ți întreții acolo, să începi să-ți crești o comunitate care te apreciază și te validează pentru asta again. Ceea ce o ai deja, dar oamenii... Au uitat, îți dai seama. Nu, dar... Da, și eu sunt. Și eu sunt pentru. Da, votez. Gata, hai să depășim totuși acest moment. Hai. Bun. Gata, l-avem. Deci când? Hai să ne punem un plan. Când? Da, când sigur. Ai spectacol? Da, foarte repede o să facem chestia asta. Înainte de deci toate... Deci nu, Horia, trebuie să facem așa. Noi trebuie să organizăm deja concertul, să vindem bilete fără ca ea să știe.
Îi spunem că o invităm și o lăsăm pe scenă. Nu pot să... Cine cântă? Nu, poți să spui nu, când... Nu, că aude până la urmă că eu fac... Adică ea nu stă locului când e vorba de social media. Nu, spunem așa, aici, crem... Alo. Da, din păcate. Dar putem să scriem așa un fel de mare chestie, că băi, un artist, da, surpriză, la, mega surpriză. Și pe, o chemă mega surpriză și... începe cu A, se termină cu și A și are, da, are tot în familie A. Toți copiii încep cu A. Să o chem și să o pui direct, să nu-i mai dai obține de ieșire. Vedeți că sunt singura care încă... Vă atrag atenția că vine Crăciunul, da, iar Dana are un obicei foarte frumos. Ce obicei? De a organiza mereu două petreceri. Da. Crăciunul la Bianca. Crăciunul la Bianca. Ăla e. Aș vrea și eu să vin la Bianca. Cine e Bianca? Prietena din liceu. Okay. Deci noi din liceu am început această tradiție, eu și colegele mele de deci prietena Crăciunul cu colegele tale. Da, care poate să fie și pe 17 decembrie. Adică, bravo! De ce... Și Crăciunul normal cu familia pe 24 către 25. Da, da, exact. Cum e ăla primul? Ăsta de pe 17? Asta zic, e foarte drăguț că a început în liceu. Când... Unele aveam iubiți, altele nu, după care am început să avem soți, după care am început să avem copii. Adică... Soții vin? Da! E de familie, nu-s doar ele. Se găzduiește ori de Bianca, la această prietenă, ori la mine uneori, când ea a plecat din țară, nu știu, și am preluat eu Crăciunul Bianca. Și Bianca, e foarte drăguț. Foarte drăguț. Și ne facem cadouri Secret Santa. Tragem pentru ce sort, așa, avem... fiecare aduce un cadou. Deci să știi că oamenii chiar înțeleg Secret Santa, adică nu trebuie să le explicăm. Da, știi toată lumea ce înseamnă. Deci, practic, da, cred că nu trebuie. Deci pentru cei care... Ăștia mai au peste picior, ia zi. Eu nu știam. Nu? Și nu, acum câțiva ani în urmă... Există acum aplicații prin care, practic, există site-uri în care poți spui... Ca să nu mai tragi, că noi înainte chiar făceam așa old school, în sensul că scriam pe bilețele și ne asiguram că fiecare primește un alt nume să nu fie al ei, știi? Corect. Acum tu treci pe aceste aplicații, treci cine participă la Secret Santa și practic softul se asigură că nu-ți tragi numele tău și îți trimite mail, tu trebuie să-i cumperi cadou Biancăi, okay, primușii, whatever. Și okay, stabilim un buget și fiecare cumpără ceva de bugetul respectiv. Ideea următoare că eu... Mulțumesc, Bianca, pentru invitație. Tocmai Bianca mi-a dat un mesaj acum. Anul trecut ne-am luat experiențe. Și acum o să ziceam, experiențele au fost un eșec. N-am făcut niciuna. Un experiment greșit. Anul ăsta. Hai să ne luăm pantofi. Da. Bun, dar să nu fie cu căni. Cum? Asta, deci asta este cea mai mare fugă de răspundere. Vezi că am pus și eu un Secret Santa. Ce? O cană. Asta e să nu fie. Și zâmbetul tău de dimineață mi acoperă toată fața. Asta, nu știu ce ai tu? Neața, ce frumoasă. Ai multe când astea? Ai oferit multe când astea? Nu, dar am făcut și greșeli în viața mea. Atât pot să vă spun. Pentru că... pentru că aici e o... Ducere, e o tipă romantic. Am vrut să fac o ramă. Mi-am dat să. O ramă. L-am tot întrerupt. E distrus acum. Să știi că... Alții sunt care ajut la căni. Deci eu atât de la Crăciun, că zic la căni, ca să poți zic un mesaj, ca mesajul să fie pentru tine. Deși a spus că nu cântă... Mamă! Deși a spus că nu cântă... Da. Ea? Ea. Cine a zis că nu cântă? A zis că nu cântă. Ea totuși a participat la o emisiune de televiziune în care a cântat. Da. Uită-te la mine. Da, uite-te la mine. Nu știu ce zice acum. Look at this face. Cred că la tine se referă. Da, da. Nu știu, cred că... Ce? Exact. Doamnelor și domnilor, era acum o nouă stea în devenire. Ce? Nu știați. Ea a făcut o întrerupere de câțiva ani de zile, dar acum este din nou în topuri. Doamnelor și domnilor, mi-am făcut bundiță nouă. No! Come on! Am fost odată în viață, dar nu mai țin minte nimic. Și am fost acum foarte mulți ani. Nu, chiar nu mai țin minte. Te ajut eu. Nu am, iar și-am spus la tradițional. Rămâne la sushi. Nu, deci chiar nu mai ținte. Nu mai țin minte. Și o să dea cântare bundița nouă. Mi-o dă o sărutare, poate și două. Deci asta e Dana, înțelegi? Ea nu știe, dar se prinde imediat. Asta e problema cu Dana. Atenție! De vreo o lună încoace mi-a spus la Horia și mai că ziar place să fiu eu Nora.
Stai să mai bem și puțin vin. Bravo! Am avut niște emoții, sincer, dar... Tezaurul nostru! Dar o cântă foarte sus persoana respectivă, așa o cântă. Nu știu cine o cântă, băi, sincer. Băi, ai prins-o pe ton? A prins-o pe ton. Uite, 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 te duce sus foarte mult, da? Uite, la mâine. Păi da! Eu nu mă duc așa sus. Am o voce de-asta, am pitigată. Dacă mâine, pui mine, îți dă telefonul regizor de la Hollywood și spune, please... N-ai să vezi. Please, I know you, you are from Dana. I saw you on the podcast of Brenciu. Please don't do this anymore. Yes, and I like to, you know, we right now we produce a special movie un artist de asta, un zimă artistă. Of nu știu, ceva. Celine Dion. Titanic direct. Nu, ce faci atunci? Iar zice no, no, please no, no, I don't like. I don't like. Poți să-ți recomand niște. Ok, no problem. Thank you. Poți să ți-o recomand pe Adela. Celine Dion, dragă. Da. Ei, o să zic, am o cunoștință, Adela Popescu, perfectă pentru rolul ăsta. Pac! Bine, ar prefera mamă Maria Tănase, dar... E, vezi? Nu glumesc. Nu glumești, ai spus adevărul. Deci, știi, da, în altceva... În glume se ascunde adevărul. Normal. Altceva mai avem de cântat, să știu, ca să pot să... Evident, dar nu înainte de a spune că... În ce an suntem? Pe 8 octombrie... A fost ziua mea. A fost ziua Adelei. Și pe 26 Adelei. Septembrie a mea, 2 cu 6, 8. Vezi, nu te-ai gândit la lucrul ăsta. Trecem peste. Numerologia e infinită. Da. Da. Nu știu câte lucruri balanțe, aș putea balanțe. Balanțe amândouă. Da. Trei. Ce? Trei. El tot zice că am trei copii, îți spui că am doi, dar trei. Mă rog. Și barbul nu mai e un copil, să vorba ce. Da, trei oameni cu care ne relaționăm ca și... Înțelegi? Da. Ok, mai aveți până la patru. Al următorul copil? Nu-mi spuneți, îmi spuneți după terminarea emisiunii. Hai, întoarce-te din când în când la mine. Deci mie îmi place un singur lucru. Mă rog, îmi place un lucru la această domnișoară, Adela. Adela are un simț al umorului exacerbat, dar pe mine mă tușează enorm. Te tușează? Mă tușează. În francez, nu știi, la can. Mă rog, nu contează. Fii atent aici. Pentru a-și arăta recunoștința față de partenera sa de viață, Radu Vulcan, a dus-o pe Adela la un hotel unde actrița a avut... Actrița, așa? Da. Dar putea să fie cântăreață. Să zică, cântăreață. A avut parte de câteva momente prețioase de relaxare. Radu i-a pregătit o insensiță la un pat cu petale roșii de trandafiri. În care soția... Băi, asta e pe... Deci, în care soția s-a avut parte de o odihnă bine meritată. Da. Ce s-a întâmplat în acel pat cu trandafir și dacă ăsta acesta este adevărul? M-am culcat singură. Băi, ăsta e maximul. Mie mi se pare foarte bine și genial. O înțeleg. Chiar o înțeleg, știu, mi-a și zis, m-am bucurat pentru ea și eu m-am regăsit cumva în această poveste, dar ce-i drept a mers amândoi, eu cu Radu, în prima ieșire fără Lia la ziua Andreiesca. Surpriză făcută tot așa de Alex, de ziua ei... Mi-a zis că o să fie pe un vapor și că e complicat cu copilul mic și am zis, băi, ok, trebuie să plecăm și noi odată o noapte fără copii. Nu o să se întâmple nimic, corect. Oricum, e un început. Da. Și a zis, mamă, deci prima ieșire noastră, nebunie. Am dormit, bă, dar în orice autobuz ăla de te duce de la aeroport, și noi eram... știi? Nu, dar îți vine să crezi că ești într-un moment al vieții tale în care nu trebuie să mai ai grijă și de altcineva. Pur și simplu am dormit continuu, ne-au spus, acum dacă vreți eu un program, puteți să mergeți să vizitați un muzeu sau ce? Nu. Noi ne-am dus în cameră, am dormit. Șlafă-n, șlafă. Efectiv, le era și milă de noi, ne-au trezit, gata, am ajuns. La vedere, gene? Da. Eu de aia am și fost fericită că, până la urmă, marea surpriză a fost în București, că dacă mergeam într-un oraș și zburam o oră jumate, mă simțeam prost, mă culc. Ce n-am venit până aici, mă culc? Fie de aici. Deși eu doream să fac. Am o epifanie. Am o revelație. V-am văzut acum pe amândouă. Da. Și cred eu că sunteți perfecte și sunteți mature pentru un film de genul Friends în România. Da.
Nu zic nu. Noi doi o să facem un sitcom, adică așa, Friends. Și voi două singure, deci cu niște parteneri mișto. Na, da, ca, na. Sunt sigur. Și eu vreau. Și frumos. Deci, și eu vreau. Asta deci, m-aș băga. Deci vreau să spun... Băi, știi cum? Sunteți atât de... De e adevărat că asta e o convenție, da. Chestia asta de podcast. Nu știu când cum? Facem asta, că avem prea multe idei. Până la final facem și serial. Să puțin regizor pentru noi. Da, Dana a fost producătoare și regizoare și scenaristă pentru ea. Adică deja ne-am depășit de mult. Dar nu să poți să și joc. Poți să... Nu, merge. Să folosim asta. Tu asta o faci natural. Modul în care tu îți cutremuri corpul, susținându-ți tot ceea ce spui, este absolut admirabil. Ești, de asta te-am văzut de mică. De mică ai fost așa. Când te-a întrebat, fie de aici, Mihalea, acum să spun secretul. Când Mihalea a întrebat-o, câte picioare are Cucu și dacă stă în patru labe, el nu aștepta un răspuns normal. Asta, de asta l-ai câștigat. Și ce ai zis? M-am întrebat câte picioare are Cucu și am zis două, că eram misteață. Și mi-a zis, dacă stă în patru labe, trei. Înțelegi? Pentru că asta... Eu m-am prins că e o șmecherie. Băi... Știi pe ce nu mă duci de nasa. Auzi, dacă stă în bagă și ciocă, nu știu. Deci două sigur n-are că totuși, na, că stă în patru labe. Asta e ideea pe care o să o spun. Băi, de ce mi-am prins? Băi, termină, mă. Deci asta vreau să spun. Acolo trebuie să dai răspunsuri duse, pentru că nebunia asta frumoasă. Cred că 3 ani. Super. Andrei, băiatul meu de 4 ani jumate, m-a întrebat, mama, azi e mâine? Radu zice, cred că intră în clasa 0 la 8 ani. E de fapt metaforic. Tu n-ai sau nu? Treci direct la facultate, pisi. Băi, tu l-ai pe Schopenhauer acasă și nu știi. El vorbea de... Azi e mâine. Era o filozofie, azi e mâine. Mâine. Roata vieții, șarpele care își prinde coada. Azi e azi. Azi e azi. Că... mâine. Și mâine... Pentru că în partea cealaltă... Nu mâine, cealaltă mâine. Mâine, îmi zice că își vreau să zică poemine. Mâine. Pentru că poveștile de dragoste la voi se împletesc foarte bine cu viața voastră, vreau să spun ce și-au propus Dana cu Radu. Ia. Citez. Ia să fie. Râdem la aceleași glume. Chiar... Alegem fix aceeași canapea într-un catalog cu sute de obiecte. Slavă Domnului. Ne topim amândoi când ne îmbrățișează copiii și continuăm chiar și după mai bine 18 ani de relație să ne facem planuri împreună, să visăm la un alt film al nostru sau, vreau să notez asta, la o călătorie cu rulota la capătul lumii. Pe care aproape că s-a făcut-o. N-am făcut un conjur. N-am făcut, nu, până la nu te-ai dus, mă, cu rulota? A fost cât? În unde? O lună. Luna de miere, așa a fost. O lună ne-am plimbat așa. Numai voi doi? Da. Și Noua Zeelandă. De miere. Senza bambini. Cu bambini am fost. Am fost și Noua Zeelandă cu rulota, dar am închiriat acolo rulota cu copilul când avea 1 an și 10 luni. Noi suntem călători, măi. Da. Noi am călătorit copii peste tot. Da. Bagă jingle-uri cu călători, cu... Niște, nu știu, poate prinde niște reclamă. Auzi, mai aveți ceva de mâncare? Agenții de turism, poate prinde ceva. Da. Eu simt că deja nu... Avem! Viața. Asta ne-a făcut... Știi că voi aveți o problemă de acum înainte. Hai să vă spun sincer. Nu v-am... Mulțumesc, iubire. Necăsătorită. Cât durează podcastul? Am și un frate. Adică, oamenii... Am un frate super necăsătorit. Nu, dar... Un frate? Cântă? Și eu am unul necăsătorit. Cântă? Păi ce facem? Cântă? Să aleagă ea. Ai... Cum? Ce? Tu pe Dudu, nu? Dodo. Coco și Dodo. Suntem pe ultima 100 de metri. Coco și Dodo. Deci acum ele fac matrimoniale, mă. Deci, Andrei, de ales din 2 băieți. Frații fetelor. Am răzvat-o și pe asta. Love and marriage, love and marriage. They go together like that. Sără, ce vreau m-am dat seama? Că avem un Coco și un Dodo. Voi ți-aveți o problemă de azi înainte. Care va fi? Și Adela a experimentat-o puțin. De fiecare dată că te duci la alt podcast, dacă te vei mai duce în viața ta la eu podcast... Nu te mai duc. De ce? O să stai o oră jumate. Și tu să știi că, Brent, și mai punea ceva pe masă. Asta zic. Da, da. Mai da. Vine ceva, un desert. Ai fost prin de surpriză asta. Aș băga din nou și fructele alea, să știi. Nu fructele? Da. De ce? Când vine ceva nou, de ce să vă aș spune? Vine? Fie de aici. Astea, din nou, mulțumesc pentru chestia asta. Momentele de splendoare există. Dar până una alta, Marius, jingle de întrebări!
De fiecare dată când îmi cânt asta, eu am făcut vreo 30 de spectacole la circ. A, da. Și am lucrat cu imediat simți nevoia să Magda Catone, să cu Sigar Tău. Da. Și cu Doru Octavian Dumitru. A fost o combinație formidabilă în care eu trebuia să cânt și să fac pe nebunul printre animale. Nu se mai face acum. Nu se mai ce face acum. Chiar băgat. Unele lucruri... Pentru animale? Nu, pentru... Ah, pentru el. Sunt irepetabile. O salariu aveau. Dana, regie, actorie sau blogărie? Mamă, blogărie sună da. Ceva... Iartă-mă. Știu, am făcut ateu Karim. A făcut așa pe orativ, da, da. Știi? Deja a tăiat-o de presă. Asta e bagiocorie. A, bagiocorie. Aia. Podcastărie. Podcastărie. Deci, nu știu de ce trebuie să aleg. Tu ai scris foarte mult în blog. Ai avut un blog, ai scris multe, erai pasionat în blog. A fost o etapă foarte, foarte... puternică în viața mea la un moment dat. Jucam în seriale și în pauze de la filmări scriam pe blog. Da. Îmi place să mai scriu. Adică mai scriu uneori așa. Dar... Cum scrii scenariile? Acum... Pentru că, din păcate, nu mai există nici public pentru bloguri. Adică eu sper la un moment dat să mai existe, dar oamenii s-au mutat pe Instagram și pe chestii pe care n-au răbdare să citească mai mult de două propoziții. Unor se întâmplă să aprecieze niște texte mai lungi, dar mai rar. Efectiv, oamenii nu mai au timp. La vremea respectivă, oamenii aveau obiceiul să deschidă un blog în fiecare zi și să citească un articol. Adorat. Și chiar era o comunitate frumoasă. Eu sper la un moment dat să reexiste aceste comunități, pentru că, de fapt, e prea mult acum și prea gol așa ce se prea întâmplă. Prea tern, da. Da, și toată lumea face același lucru. Și e foarte greu. Tu ți-ai propus o chestie apropo de responsabilizarea și conținutul acela frumos, pentru că ți-ți place cuvântul frumos, nu derizoriu. Da, și să aibă sens și să aibă așa o miză și să... Iar când scriu e pe când blog... E ca când scriu un scenariu bun în fiecare zi, știi? Nu, iar când scriu pe blog, chiar îmi propun să scriu ceva care să aibă valoare și peste câțiva ani când deschizi blogul... Să văd ce a scris, mă, rogoza asta. Să rămână acolo niște nu... Hei, pup, te pup, ce face Neața? Unde sunteți? Ăsta de Instagram care sunt... Mm-hmm. Hei, vă salut! Doar pupii mai lungi. Da, deci nu poți să scrie asta. Și atunci când scriu, chiar scriu e foarte niște interesant momente. Că tu ești normal pe stradă. Dar când cineva apucă un telefon și când îl duce așa, brusc, de unde nu era atunci deloc, încerci să te strâmbi în toate felurile. Dar brusc atunci... Știi? Mm-hmm. Și când vine unul la tine și zice... Adela, hai să facem o chestie. Toată ziua ai fost liniștită, zâmbitoare, deodată brusc te schimonosești tocmai pentru acel selfie. Noi nu facem asta. Te schimonosești pentru... Eu cred că ne-am arătat așa în toate felurile pe Instagram și așa, încât nu cred că... Ne-am arătat noi singure, da. Băi... Dar zice reacția pe care o ai când ți apare că faci să râzi frumos, cum ar veni. Poate, dar deși eu ne-am arătat, azi zic, așa de, am fost așa vulnerabil voi, mai, de-a lungul voi, timpului încât... Voi mi-ați dat un exemplu foarte frumos. Deci în momentul în care eu am văzut asta... Ah, cred că postarea de ziua ta. Eu, în momentul în care am văzut asta, stai că stai am că tremură. Stai totuși mai aproape de prezent. Eu... Și acum ai tot ce prăjiturile. Eu când am văzut asta, chiar nu de aici, și acum dau una după alta, da? Una. Da! Băi, ăstea sunt pietre prețioase fiecare deci, dintre ele. Aici, stai să zic, iartă, prima da, poză. Prima. La botezul lui Vlad, Ia Nașă. Da. Știi, rochia unde s-a făcut. Știu, și cu Radu, și cu tot. Am zis tu mie de seara aparatului. Am ajutat pe Radu, pe Naș. Știm tot. Adică eu dau... Noi asta râdeam aici, că Radu a întârziat. Da. Cum și-a schimbat și-a luat ea aceeași cămașă. Da, aici, da. Aici la premiera la Mo, da, eu eram deja ea avea piciorul în gips, eu eram însărcinată cu Lia, dar nu știa decât ea și cât oameni foarte, foarte apropiați. Da, dar nici aici n-am fost imitat. Da. E, nu, nicio problemă. Aici era la botez, la Alexandru. N-am fost nici aici. Da, nu, nici nu o să fie. Aici era la botez, la Lia. Aici la emisiune. Aici la emisiune, dar eram însărcinată cu Lia, tot așa. Da, și eram în cu Mo, tot așa, călătoream pornisem în caravană sau ceva. Nu, că aveai părul foarte lung. Nu, uite, până aici, așa. Da? Parcă da, parcă porneam, nu mai știu. Okay. Uite, vezi? Aici de ziua e mea. Memorabilă ziua asta, nu știu, wow. N-am fost wow. Nu. Băi, la fiecare, wow, nu, tu nu-ți dai seama ce problemă avem acum. Wow. Da. Îmi ziceți voi mie de o sală a Palatului, dar aici
Sunt, au trecut 7 evenimente, nici 6, 100. Nu te cunoșteam atunci. Ce vorbești? Nu mă cunoștea atunci? Îl știam pe nu mă cunoștea. Nu eram atât de apropiați ca acum, Doana. Nu, da, altfel. Eu zic acest podcast, gata. Știi ce făceam aici? Era ziua mea de naștere și eu pregătisem un cooking party. Și oamenii veneau să gătească. S-a terminat cu renovarea casei mele. De altfel, în spate, vezi petrecerea de anul trecut, cu un an în urmă, care fusese painting party, în care oamenii vopsiseră pereții casei. Tu dai seama? Deci zic cam ce facem la ziua mea de naștere? Băi, îmi place că devii... Să știi că self-esteem-ul crește. Deci în momentul de față... Self-esteem-ul? Nu, la vizavizia tine. Investițiile reparații sau ce? Esteem-ul tău. Dar în momentul de față, adică tu nu, tu ai în casă... Nu mai aveam. Chiar am în altă casă, în fine. S-a mutat. De, și n-ai luat tabloul ăsta cu tine? Era pe perete. Mi-au pictat pereții casei. Fiecare și... Deci am parcelat, practic... pereții casei, am tras la sort și fiecare a făcut ce a vrut pe pereți. Fiecare pe unde a vrut. A și așa am stat câțiva ani. Până când, de fapt, până la anul ăsta, când a trebuit să renovez, pentru că chiar a fost o bătaie cu tortul la final, Doamne, care, Doamne, a fost ceva... A fost ceva incredibil. Cât am râs, aici noi dive. Noi eram, nu. În primul rând, nu. Alăptam în perioada respectivă. Da, se vede. Remediam imediat după ce... Eu credeam că este Vicky Cristina Barcelona. Și tu, Javier Bardem. Tocmai l-am născut pe Vlad. Că aveam, cred că, la o lună de la naștere. Deci așa arată abdomenul după ce l-am născut pe Vlad. Da. Și, Doamne, cât am putut să râdem. Nu. Ne surprindeam, știi că... Nu, dar asta nu e la aia, a lui Cuborno. Dar și aici, la fel. Noi nu putem, că noi suntem așa cum suntem. Și când ne pune cineva să pozăm sexy, noi două, noi nu putem să ne privim una pe alta. Deci, rușine, adică numai pare că femeile sexy pozează și zâmbesc când sunt pozate sexy. Nu, deci noi facem așa, noi facem așa. Ne aranjăm, adică cumva vrem. Și apoi îi bot cu coate. Și vă încearcă să fie. Bă, da, ochii mă văd pe ea și... Mamă, deci nu se poate. S-a zis, s-a rupt. Și gata, s-a rupt, s-a rupt. Apropo de sexy? Deci nu putem să fim sexy decât ne uitându-ne una în cealaltă. Da, absolut. Pac. Și aici, aici la hai să vedem dacă nu mai alăptez. La Unica, aici eu alăptam. Cât dura alăpta, cât alta alăpta? Ce, nu stătea cu păroșa? Da. Ție, oricum ai pentru bretonul. Da, da, nu. Și știu, și ai și la premii atunci la gala aia. Da, și la gala Unica eram aici. Da, da. Mamă, deci da, știu, tu vezi perfect. Ce ne-am pregătit, ce ne-am gătit. Aici eram în Sri Lanka, însăcinată cu Lia. Da. Oh, Doamne. Sri Lanka. Să știți că noi n-am făcut această repetiție înainte. Sri Lanka? Noi chiar acum. Sri Lanka, ea a fost drăgostită. De două ori. Mie nu mi-a plăcut în mod deosebit. Mi-a plăcut de două ori am fost. Lezom. Dar nici nu am... Les hommes sont très gentils. Da? Nici nu am vizitat-o așa cum ar fi trebuit, dar... I-am încheriat un tuk-tuk. Radu și-a făcut carnet de condus. De carnet de Sri Lankez. Deci au călătorit în... Și ne-am încheriat un tuk-tuk și am călătorit așa în toată insula. Prin rezervații, prin nu știu ce. Am rămas fără benzină. Mare insula? Destul de mare. Destul de mare. Și foarte frumoasă. Adică tu când zici insula, nu te gândești la Maldive. Dar și în Maldive sunt insule mici și... Niciuna atât de mare. E foarte mare, foarte mare și foarte frumos de vista. Și aici eram de Halloween la tine. Da, exact. La ea... Ai venit tu acasă la mine. Da, și eu am explicat cum se face cu Halloween-ul și a fost foarte fericită. Și am practic mobilizat toți vecinii ei să... Toți vecinii s-au dus să ia, astea cum se numesc, bomboane. Da. Asta. Soții voștri fac la fel? Ce sunt? Zâmbesc, discută. Soțul meu îl place foarte mult pe Radu. E reciprocă treaba. Extraordinar de mult îl place. Radu îl place pe Radu. Enorm, enorm. Îi cheamă Radu pe amândoi și asta. Vărsători. Vărsători amândoi. Și sunt ei, sunt genul mai liniștiți amândoi. Și Radu care... tău, al meu nu este liniștit. În aparență. În aparență. Amândoi. În aparență sunt foarte liniștiți. Da. Nimeni nu crede și ne lasă să ne facem domblarele. Mai mult pe tine. Nu, al meu e mai... Radu meu e mai... mai restrictiv. Din anumite puncte de vedere. Știu, mă apuc la nervi, știu ce spui. Cum adică? Adică, de exemplu... Deci asta, știi, adică nu... E pe despre gelozie, vorba. Nu, să știți, mai faceți chestia asta? Și acum sponsorii emisiunii, nu știu. Iubire, văd că acum le-am fierbântat cu amintirile. Dar eu cred că mai trebuie să le dăm, sigur că da. Dacă îți spune el... Băi! Dar dacă ți-ar spune el? Mie mi s-ar pune tare. Ha. Dar depinde de cine, că dacă ar fi cu cine. La mine nu-i tipic, e atipic. Asta e ca voi, înțelegi? Deci pizza! Deci ăsta, sper să... Ia. Mai uit, ia. E călduță, mă! Salami! Dragi, eu zic că nu se mai termină, am senzația că suntem un fel de... Dar totuși e mai bun decât pizza.
Mie mi se pare asta o mâncare pe care, adică n-ai cum. N-ai cum să nu vrei să mănânci. Mult mai multe lucruri bune. Mult mai bune decât pizza. Dar eu nu mă pot abține la pizza. Cu unt. Păi și asta nu e. Pâine caldă cu unt. Voi nu aveți amândouă probleme cu greutatea. Brânză cu roșii și cu ceapă. E comparabil. Brânză cu roșii cu ceapă, mama, da. E foarte greu, bună. E depinde de ceapă. Pâine caldă cu unt și cu sare. Ai de capul nostru. Dar dacă pâinea aia care trebuie și uctul care trebuie. Băi, vorbește de plastic de mâncare, dar e slim fit. Da, mă îngrozește. Asta e o problemă. Asta. Băi. Hai, Dana. Ai niște... Uite pachetele de acolo. Termină cu chestiile astea. Mi-a răs mie pachet. Vrei să-ți arăt eu niște romburi? No. Păi ți-am zis să... că de-aia mă chem să fac burți la spectacolul, Adelie. N-am burtă să fac niște burți de momente de-astea. Bă, Adela, ți-ai dorit să faci un featuring muzical cu... Eu zic să ferești zona asta locală. Zi. Să zic așa de pe Dana. Da, repede. Internațional. Spike. Nu a venit acum aminte. Spike e regizorul. Spike e ăla care cântă. Nu mă, Spike, mă. Spike Lee? Cu manele, manele. Spike e ăla cu manele, manele. Paul, nu știu cum. Paul, dar ăla a făcut manele, manele. Am pas și mie că e rapper, așa. M-am auzit un rap făcut de el și mi-ar plăcea să facă un rap și să cântă o melodie frumoasă. Eu nu știu cine e Spike. Că știi, avem noi, nu vezi la nimeni pe story. Spike mi-a regizat o melodie. Nu, e și regizor de clipuri. Am făcut, ce-ar fi să ne căsătorim într-un loc unde numai noi știm, pe o insulă pustie, nimeni să nu știe. Da. Nu-l cunosc personal. Nu urmăriți viața mea muzicală, nu e urmărită de către voi. Am știut, dar... Da, acum înainte intri de adânc în viața mea. Dana, vacanțe la Disneyland sau la Hollywood? Ce? Vacanțe la Disneyland sau la Hollywood? Adică să distrezi copiii sau pe tine? Disneyland. Disneyland. Am fost și la Hollywood. Dar e mai fan la Disneyland. Când ai de lucru la Hollywood. Se dă ea în toate nenorocirile. Tu te dai în toate nenorocirile? Da. Normal! Da. Tu ești ca fimea în mijlocie. Mama, dar și fii fimea mare, nu e, ca așa. Poftiți, fetelor, duceți-vă. Din... Nicio. Eu urma la ăla în care te dai așa în, la Universal Studios, când intră cu... Vin... Jurassic World, când vine un dromader zi, un cel copitec cu ochii, și după aceea, la final, intri într-o... Atât îmi place. Cel mai bun partener de prezentat emisiuni din România este... La mine a fost Cove. Chiar a fost. Eu tot așteaptă să spui Horia Brenciu la ceva, la cânta, la prezentator. Cu cine vrea să faci un featuring, ceva. Nu, plecătește să spun asta la următoarea întrebare, orice ar fi. Auzi, mă, dar... Gândește-te. Cine ce a fost Horia Brenciu? E spus asta vreodată? Ce? Adică, nu știu dacă ai însă așa cu subiect și predicat, dar fără dubii, pentru mine el a fost perfect. Dana, vacanță la resort, all inclusive sau cu ruleta în sălbăticie? Bravo, normal. Am aflat între timp. Olimp sau Vama Veche? Acum e greu. Acum e greu, da. Da, e greu. Aș sta în Olimp și m-aș mă distrez în Vama Veche. Perfect. Dana, formula magică corectă este abracadabra sau hocus pocus? O glumă. Ești super abracadabra. Adela, mici cu muștar sau pește cu mușdei? Mici cu muștar. Tu, și peștele, la mușdei nu te bagi. Dacă e peștele la făcut în... Prăjit. La prăjit, îmi place foarte mult cu mușdei, că altfel nu merge o dorada cu mușdei. Dana, mămăligă sau pâine? Pâine. Adela, Harry Potter sau stăpânul linenelor? Harry Potter, că mănânc pe pâine, Harry Potter. Mănânc pe pâine. Acum l-ai reluat cu copiii? Nu, păi acum l-am văzut prima oară. Ia, eu m-am inițiat-o în Harry Potter, aș vrea să se remarce acest lucru. Eu citesc seara Harry Potter și acum ai citesc copilul meu. Da. Băi, fii aici. Zilele trecute a apărut, nu știu, pe Prime, nu știu ce film, nu știu ce. E și... un film cu mine pe Prime, poți să-l urmărești. The Lost, pierdută. Ok. Mm-hmm. Ok. Mi-a spus printre altele, știi? Da. Ah. Și cred că vezi și Mo. Poți să-l săptea să vezi. Pe Prime. E pe Prime în toată lumea, dar e cu numele de Indecency. Indecența. Vezi, mă, asta îmi place mie. Cum au simțit ei să... L-au dredenumit pentru că era prea scurt, Mo. Păi, nu, dar de... Cum s-au gândit să-l numească. Da. Păi era și lumea lui Pi. În Italia au pus ceva note din ușul care înseamnă noaptea greșelilor. Abia acolo e George Mental. Abia acolo e, exact. Te să-l vezi, ca să avem o discuție. Gata. După ce-l văd, îți dau un mesaj. Bine. Dar ce...
Și fiimea asta mică, de 10 da. ani, a descoperit un serial de ăsta cu îndrăgostiți. Care? În vara în care m-am îndrăgostit, ceva de genul ăsta. Uh-huh. Și mă tot uit la ea, măi, nu-i te uita, lasă-mă! Chestia, dar lasă-mă! De 10 ani? Da. Păi, da, e fluturaș, da. Până asta e problema, fluturașii ăștia. Rezolv eu problema asta. Dana, Downton Abbey sau Sex Education? N-am văzut pe niciunul. Eu Downton Abbey, fără dubii. Downton Abbey, am văzut niște episoade și mi-a plăcut foarte mult. Foarte. Voi n-ați văzut Sex Education? Am văzut și Sex Education. N-am văzut. E foarte tare, chiar dar foarte diferit. Tu mă pui să văd Mo. Dar eu nu am timp de seriale. Sunt un om care dacă încep un serial, efectiv îmi distrug două săptămâni în viață, adică trebuie să văd doar... Iar distruge, mi-e spart câștigate. Nu, dar mă duc că... Nu, băi, dau peste cap tot programul, nu mai pot să mai trăiesc, ca dorm pe mine după aceea sau ceva, pentru că nu pot să mă uit decât noaptea după ce dorm copiii și am doar câteva ore în care pot să fiu disponibilă și să dorm. Și mă uit la seriale, așa că nu prea văd, n-apuc să văd seriale sau amenec seriale care sunt scurte, nu știu... Să nu-mi prefera, de exemplu, Chernobyl, care are 6 episoade. De exemplu, ai terminat ăsta cu Crimen Imobil? Da! L-ai terminat tot ce da. Foarte amuzant. E funny. Cu Selena Gomez, care în sfârșit are un rol decent. Băi, e foarte bună. Deci mi s-a părut foarte bine. Deci mi s-a foarte interesantă Selena. Și mie. Are măsura perfectă. Da. Și joacă, se duce să joacă pe ea. Bună, așa. E foarte bună. Și cu Meryl Streep în ultimul. Nu există. Foarte bun. Mie mi-a plăcut foarte mult glumele de astea de profesie, de... Și mie la fel. Care, vezi că plâng. Da. Uite, am simțit puțin lacrimi. Vezi, e puțin umed. Da, dar și chestiile de radio și chestiile de... Da. Vreau să spun că acum s-a petrecut un crimă. Stai știi? Că n-am înregistrat. E un fel de Agatha Christie persiflată puțin. Foarte, da, foarte funny. Mi-a plăcut foarte și mie mult. Tu mi l-ai recomandat și mi-a plăcut foarte mult. Ce drag are, mă bucur. Păi, de ce nu mi-ai spus? Ți-am zis că le-am văzut pe toate? Ce, pentru că eu nu dorm. Și eu mă uit la seriale. Și eu mă uit la seriale. Eu nu am să văd așa multe. Am văzut, chiar am văzut multe. Ultimul așa care îți place mult acum? Bă, l-am văzut pe unul. Succession, tu nu vorbești de Succession. A, nu. Am nu ți-a văzut Succession, n-ai văzut-o? N-ai văzut serialul? Bă, am două, trei și după aceea nu m-am... Așa s-a întâmplat și cu... Sau White Lotus? White Lotus e bun. E bun. N-ai văzut White Lotus? Nu, un episod atât. Vezi, nu-ți place serial, te uiți tu. Da, chiar e foarte bun. E foarte bun. Eu mă uit la... Mie îmi plac femeile seriale. Ok. De tipul Diplomata. De tipul este pe Showtime, că acum le încurc pe toate. E o chestie de genul Madame Secretary, doamna secretar. Da. Iată ce bine ne înțelegem. Noi avem aceleași afinități comune, de aceea mergem mai departe cu întrebările. Dana! Da. Moara cu noroc sau Baltagu? Moara cu noroc. E mai așezată, mai cu mințică așa. Care Slavici? Ioan. Da. Adela, cine cântă în casă? Cocoșul sau găina? Asta e o întrebare pe care am luat-o de la Măruță. Zic, cocoșul sau găina? Ce e? Da, mă, dar pui cântă, vă zic eu. Așa, uite-mă, băi, vezi, asta e. Da. La întrebări obișnuite, dai răspunsuri atipice. De asta îmi place. Nu, dar chiar cântă pui la noi în casă tot timpul. Da. Adică, în funcție de ei, niciodată se face totul. Dacă zic pui, că nu știu ce, bă, zic eu. Pregătești o poză acum? Foarte important. Tu ai început să sătuiești cu Vlad în privința vacanțelor? Ai că-i cer părerea? Doar când mi-aș permite, adică mă duc... La care vacanțe? Vacanțe, în general, dacă se sfătuiește cu el. Dacă ar vrea în Laponia sau ar vrea la plajă. A, să nu impui vacanța. Da, dar mă duc că îi dau doar două opțiuni pe care aș putea să le împlinesc. Nu? Da. Cam ce vrei tu, iubitul, că te duc, ai, te răsuci. Nu. Da, normal că mă sfătuiesc. Da, dar te duci într-un loc unde el are elemente necesare să-și trăiască frumos vacanța. Dacă te duci într-un loc când îți place ție foarte mult și el n-are ce face? Adică pentru ce face oriunde lumea asta. Da. Ce înseamnă să aibă ce face? Tu deja te referi la loc de joacă, nu? Are ce face oriunde. Locul de joacă este toată planeta. Bravo, asta zic. Atenție, Dana, că și noi sunt pregătit cu... Aoleu, iarăși mă pune să gând sau ceva? Nu. Te spun, asta e dovada. Dana, climbing sau diving? Răspunde. Pe mare. Pe climbing. Adevărat. Oh, Doamne, de când n-am mai fost. Tare, ce bună treabă. Cum mă, nu... N-am mai fost de foarte mult timp. Copilul meu se cață. Tu știi că apreciez orice chestie de genul ăsta? Tu știi că asta înseamnă... Tu știi că asta... În schimb, acum am făcut pentru prima oară... Motorling. Wakeboard. A, da. Wakeboard. Mamă, mi-a plăcut foarte mult. Că eu mă dau cu placa de obicei, snowboard fac și m-am pus pentru prima oară pe Snagova. Și m-am ridicat, ceea ce înțeleg că e o mare treabă să te ridici prima oară. Și am mers. A fost foarte drăguț. Mi-a plăcut. Cu două sau una? Una. Una.
cu una este fimea. Dana? Alu Coco sau lui Dodo. Coco, au, ți-am găsit doi băieți. Coco sau Dodo. Coco sau alegi. Dodo. Aia e ceva... Dar pentru asta trebuie să mergem noi împreună la una dintre întâmplările da. Familiilor da. Reunite, înțelegi? Da, da. Băi, nu știu, nu știu, mamă, că n-am primit nicio invitație. E ușor. Abia ne cunoaștem acum. Vorba aia lui trebuie să-i placă. Eu le cunosc toate viețile lor. Ele de-abia mă descoperă acum pe mine. Da. Înțelegi? Da. Nu e așa ușor. Adela, serialul preferat este? White, hai să zic White Lotus acum, că e pe... White Lotus, așa de mult îți place ție? Foarte mult. A fost foarte bun, foarte bun. Dar și Downton Abbey mi-a plăcut foarte mult. Și multe, multe. Eu nu m-aș uita la Downton Abbey. Nu, nu, nu. De ce? Cât că m-am enervat. Slujnic. Slujitoare sau slujnic, da. Da, mă rog, da. Da, foarte bun. Dar mie preferat mi-a fost Chernobyl, cred. Ce mai bun. Da, dar bine la ea... O miniserie. Chernobyl, da, superb. Mama. Da, da. Impecabil. Da, da. 6 episoade. Chernobyl, da. Ai văzut, nu? Bineînțeles, bineînțeles, foarte tare. Așa. Dana, bicicletă sau trotinetă? Bicicletă. Adela, o săptămână cu copiii la țară, la bunici, sau 3 zile de city break doar tu și Radu? Cu copiii, categoric. Deși am început din... Îmi pare rău, nu luați la pentru Paris 2. Nu, 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 nu mai, nu mai insistați. Vă rog, nu mai insistați. Nu se duce gratis la Paris. Noi ne luptăm, noi, mai, noi vrem. Noi așa, dar de fapt noi am unde am vrut copii, înțelegi? Și asta ca, să te, ca să-ți citesc gândurile, Dana, cu placa pe pârtie sau cu placa pe apă? Placa pe pârtie, totuși. Încă, da, pentru că știu mai bine, stăpânesc mai bine. Până ce munți te-ai dat? E, acum, că nu sunt vreo mare asta. Poți să spui muntele Găina și faci cu ochiul. Ce poate. Am scos acum, improvizez și eu ce să fac. Nu, deci poți să mor. E Revelion. Muzică. Muntele Găina. Băi, mare, vino mă și ajută-mă, că nu mai... Așa se încheie. Auzi, eu știu cum să fac să tacă. Hai să mai cântăm puțin. Da, 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 bine. Hai, gata, e foarte bine. Merg pe toți munții ai noștri, dar și în Bulgaria. La frumos de Bansko am fost de curând și în Austria și cam atât. Dar am fost, n-am fost nici, am fost și în Franța. Țară, niciodată la schina, la schina obsedează. Eu am o problemă. N-ai fost unde? La niciodată la schina afara țării. În afara țării. Pe bune? Niciodată. Deci tu nu știi ce înseamnă niște pârtii. Da, da. Cu zăpadă. Schiezi, adică schiezi? E bine, eu mai schiez bine după ce mai blocul. Măi, e din Brașov. Ah, da, da, corect, corect, corect. Deci să știi că există niște pârtii care nu au pământ pe ele. Deci practic în lumea asta. Și nici urci. Că acum mai e și această surpriză. Păi sunt eu. Nu te întâlnești cu urși când încăbori pe ele? Nu mă, chiar, adică, chiar e foarte frumos. Da, în Austria. Eu mi-am pus anul plus că ai glühwein, ai strudel mit, ceva, vanile sos. Eu nu mă omor după asta, după mersul la munte. Nu, după eu i-am rupt mâna. Da, eu i-am rupt mâna. Eu și soții ei. Da. I-am rupt mâna, cele mai bune prieteni. Eu i-am rupt mâna. Eu i-am rupt mâna. Interesant că în pozele astea nu e cu spitalul cu mâna. Păi nu, aveam... era un moment dramatic. Da. Nu puteam să scot telefonul. Auzi, era un moment și nu puteam să-i scot un zâmbet de la ea pe bune. Dar acum iarna chiar mă gândeam la lucrul ăsta. Iarna alegem să plecăm la cald. Da, pentru că e mai simplu decât să schimbi hainele copiilor, nu știu ce. Chiar e mai simplu. Și atunci ratez cumva tot. Dar poate mergem în vacanță, așa zis, de schi a copiilor. În poate februarie. Mergem unde? Păi da. În februarie, da. Deci ea mergea, mergea pe placă, pe perioada în care era și Aniela. Ea juca și Aniela, dar mergea și pe placă. N-avea voie să meargă la schi. Și am zis, pentru că riscai să zurbi un picior. Da, da, da. Dar noi practic nu i-am spus Ruxandrei că mergem. Eu jucam în state sau moștenire și mergeam la spa. Da. Mă rog. Ruxandra Ion, stimată doamnă, iubita mea, au făcut atunci cu peschiuri, ca să știu. Da, 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 nu că știe între timp. A aflat între timp. Și ea se dădea, se zice, bărcuță, pentru cei care mai știu, adică se dădea așa. Abia învățasem și eu. Abia învățasem și îmi zic, băiatele, asta nu înseamnă că te dai cu placa. Ca să înțelegi ceea ce vreau să spun, este următorul lucru. Cu Radu, din partea dreaptă, mă înțeleg, mă știu. Da. Cu Radu, cu toate că eu mă cunosc de mai mult timp cu el, dar nu ne-am declarat afinitățile, prietenia, așa mai departe.
Deci, nu știu dacă... Deci putem să riscăm să mergem undeva pe un munte? Dar nu pe tine te-ai invitat. Dar nu deci vorbeam despre tine. Tine. Mine eu foarte rar invit oameni în vacanțele mele. Adică no, da, chiar și pe de la o greu aș suporta. Da, da, adică, da, da. Am stat deci, 10 ori? Ore deja. Ok, când am cam mișc ceva în sufletul ei. Că eu am încurajat-o să fac o mișcare și și-a română. Exact în excursia aia și a fost ceva. De două ori. Adică și-a română și pe aceea am mai căzut și la doua peste. Azi, mă, eu, uite ce zice sufletul meu generos vis-a-vis de voi doi. Da. Vreau să vă simt lângă mine la sala Palatului, dar sunt convins... Sunt rândul 4, aveți 7 bilete. Vreau să vă simt, e un fel de... Aveți în rândul 4. Am simțit energia voastră. Puteți să veniți cu partenerii voștri, dacă vreți. Adela, da. Cea mai scârboasă mâncare văzută la Sunt Celebru Scoate-mă de Aici a fost... Băi, dar chiar dacă vrei să-ți o descrii ceva înfiorător. Nu, cred că mă poți bate. Nu, nu sunt... Nu? Deci nu. Concurenții trebuiau să iau un gândac mai mare, mort, să sugă ce au în interior și era o chestie gelatinoasă, pe care apoi să umple un pahar cu acea din gura lor. Abia asta e foarte scârbos. Dar era, ți-am spus, și înfiorător. Deci eu nu mă puteam uita la așa ceva. E scârbos și când faci teste de alea de trebuie să dai scuipat, da. Tot e... Dar să umpli un recipient și apoi să-l bei. Oh, să-l și bei după? Da. Deci... Am un atac de panică. Nu, dar chiar a fost groaznic. Prea mult. Prea mult. Prea mult. Te-ai băgat, te-am zis. Iartă-mă. E clar că nu ne mai dă nimic de mâncare. Dar nici nu mai mănânc. Eu pot. Eu vreau. Sunt magicina. Eu sunt Abramburica sau eu pot, eu sunt mămica. Eu pot, eu sunt mămica. Poate să mămica. Bună asta, bună. Aia, aia. Tradiția, nu? Foarte drăguț. Asta e chiar drăguț. Eu pot, eu sunt magician. Trup, trup. Eu pot, eu sunt magician. Da. Eu cu degetul, eu am mâna la pian. Sau pianul la mână. Grătar cu Fodori sau ieșire cu fetele? E, hai! Păi și Fodor nu e tot om. Răzvane, ai trecut. Eu zic că acum înțeleg anumite mișcări ale tale. Te sărut cu drag. Te sărut pe buze cu drag. Ai văzut care și un tricou roz? Da, s-a dus, da. Nu, dar chiar mă doare acest. Probabil că CNA-ul internetului o să intervină la acest podcast. Nu vreau să fie clar în loc. Te pup, Fodor. Nu m-am ales pe mine, știi, în momentul ăsta. Da, dar e grav. Mi-am ales pe Fodor. When a hero comes along. Mi s-a părut prea bună glumă. Azi că ne mai chemăm Horia peste vreo 3 ani. Revenim din acest haos. Nu știu, noi n-am avut căști. Nu, poți să pui. Ce s-a auzit mai bine atât? Bună. Nu mai, lasă-mă. Pune casca. Și iar acum, draga mea, da. O întrebare pe care nu ți-a adresat-o nimeni niciodată. Nu pot să cred. Dana, cel mai pasional sărut în filme a fost alături de... Pasional sărut în filme? Hai, da, capul meu. Mama mea, din câți ai de ales, Dumnezeule mare. Mamă, nu pot să... Deci nu știu. Pasional sărut... Aoleu, deci cred că totuși primul sărut așa... A fost cu Isaiu, dacă pot să cred. La Îngerașii? Îngerașii, a fost primul. Limba atunci? Da, a fost prima oară când eu chiar m-am mirat, că eu veneam de la un serial de o zonă artistică în care nu era necesar. Și brusc. Și la telenovelă. Dar voi nu știți, dar la telenovelă, Rufada ne ținea, ne chema în birou, pe mine să ne arate tehnică de sărut. Nu cred! Da, eu cred că nu trebuie să nu cred așa ceva! Mie nu mi-a făcut chestia asta nimeni. Nici eu pur și mi-am dat seama. Era Roxandra și la mine când mi-a zis da, de intri în rolul ăsta. Eu cred că Isaiu fusese la cursul ăsta, eu lipsisem. Pentru că e o estetică. Dar m-am prins repede despre ce. Care e tehnica sărutului? Nu, este o estetică a sărutului. Estetică. Nu trebuie să apară blau, dar trebuie să apară... Am murit în momentul ăsta, puțin am murit. Ne-a chemat în birou înainte de numai iubire. Eu n-am mai trecut prin acest... Eu înțeleg chestia asta. Adică nu trebuie să-ți împui nasul care se turtește cu buzele care deja devine un fel de... Și eu la vremea respectivă chiar aveam așa un fel de bă, care cum se practică? Să nu par nici mamă să mă sperii, știi? Corect. Că îl fac să simtă prost pe om. Elegant. Dar și care... Și pentru cei care acum fac filme de dragoste. Da. Care e sfatul tău? Cum este sărutul estetic și cel mai bun la cadru? Să spun la regizorul, dar în telenovelă sărutul este ceva foarte important. Este un moment culminant când ea săracă și necăjită, nedorită de familia celui bogat și așa, care el trebuie să căsătorească cu altă femeie din familie bună.
o iubește pe ea. Deja simt că o stres și, sărut. Păi nu. Și se întâmplă sărutul. Sărutul este ceva foarte, foarte important. Nu e glumă. Și se fac relantiuri și videoclipuri și nu știu ce pe sărutul ăla. Adică nu e nu ceva... E fa- nu. A, mă, că e, deci e și comic. E, foarte, e și foarte comic. Ziceți-mă acum o chestie pe care... Pentru că, mă rog, eu am fost șocată prima oară că, ok, am zis, man, deci am înțeles, la sitcom e puțin altfel. În fine, ne-am sărutat așa, dar cred că mă mai sărutasem totuși la Blair. Nu mai țin minte, dar nu mai țin minte deloc. Da, nu așa. Da, sigur, nu așa. Și după aceea chestia că te săruți, nu știu ce, și apoi, a, vezi că și mai experimentați, îți întorc capul, știi, pe genul ăsta, mă, se vadă, știi, la adică mă duc, te știi, pup, te pup, da, tragi un pic la camera. Se vede profilul la buze, la... Buzi, la bun, da. Se vadă profilul bun. E comic. Chiar e comic. Comic. Ziceți-mi amândouă un sărut pe care l-ați reținut din filmele internaționale. Acum, primul sărut care vă vine. N-am niciun în momentul ăsta. Chiar n-am niciunul așa să mă... Un sărut pasional. Eu m-am dus acum, cu mintea mea, la filmul ăla în care s-au cunoscut mai bine Angelina și Brad Pitt. Da, nu mai țin minte. Au fost mai multe lucruri și m-am dus și la Joe Black. Uite, tot pe Brad Pitt. Am o... Eu la mic Joe Black țin minte când mânca șerbet. Da, dar nu se surta cu nimeni. Dar cum mânca el șerbet? Asta era cel mai frumos. Vezi, șerbetul, sărutul, avem două chestii total diferite. Eu mi-amintesc și trudelul l-am mâncat în Inglourious Basterds. Ah, nu? Da. Bra. Da, știi ce? Tot am mâncat. Inglourious Basterds nu era acolo cu Christoph Waltz. Christoph Waltz, da. Și zice, nu, astăzi de dimineață mi-a adus o menită de secvență. Dimmi, che cosa questa? Da, mamă, super. Forlani. Forlani. Da, e superb. E ca și când tu știi foarte bine că nu e italian, dar neam ți l-a prins, dar vrea să repete un cuvânt ca să facă mișto de... Și înjură, în fel de... Forlani. Golami. Golami. Da, e foarte bun. Foarte bună sevența. Da. Adela, știu foarte bine, primul din sărut l-a făcut cu Ghior. Așa e, da. La casting, în familie. Nu, la chiar în film. Chiar în secvență. Chiar în secvență? Da. Iar acum ultimele întrebări pentru fiecare dintre voi. Ultimul salut. Dana, bungee jumping, salt cu parașuta sau cădere liberă în brațele mele? Oi, așa e extrem. E mai riscant cât că în brațele tale, da. Da, nu știu. Și am întors privire la cameră. N-am sărit cu parașuta, n-am făcut bungee jumping și nici nu-mi doresc. Niciun dintre astea. Chiar... Prefer să cad totuși de la înălțime mai mică, adică și atunci oricând în brațele tale. Ce final. Ei, cu asta așa, ta, sers toată, a înălbit cu înălbitorul. Băi, băi, tată, vreau să spun bravo. Dincolo de geamă nu e. Ce? A băgat reclamă așa, cântată reclamă. Pentru că ea din reclamă sunt deștept, dacă ea nu cântă, hai să o punem sau cu noi să cântăm, îți dai seama? Înțelegi? Am fost cântăreață în reclama nouă de la... Da? Da, m-a cântat! Ea și într-o reclamă a folosit o idee cu da pe care eu i-am dat-o. Da, agenția i s-a părut foarte bună. Da, tot la produsul ăsta. Ești bună de reclamă, facem o agenție. Da, e bună spune de scenarii și de orice. Spune-i lor, Radu, să semnăm un contract. Da. Ultima întrebare. Da. Insula Iubirii sau Love Island? Insula Iubirii. Stai! Insula Iubirii original. Alta sa. Iubire, dăm să le dau așa, mai multe lucruri. Dăm așa să le dau cadourile. Oh, ce frumos. De la domeniile Cuza avem tot aici tot un acasă, în seara roze. Stai. Ăsta e pentru tine, Adela. Ăsta e pentru tine, Adela. Ești extraordinar, mulțumesc mult. Mulțumesc mult! Ce asta? Iar asta e pentru tine, iubita mea, Dana. Deci, pentru că am întârziat atât de mult acasă, să nu venim cu mâna goală. Da? Da. Și iubita mea... Iartă-mă. Îmi cer scuze, dar eu sunt pe ritul vechi. Să nu spargi sticla. Ce? Mi-ai dat asta, a? Am și, da. Am ce și o chestie. Să faci finalul? Dragii mei, iertați-mă, dar vreau să vă spun un lucru. Acum, după ce... vine acum. Dragile mele, trebuie să închem. Cu la mulți ani. Mulți ani. Acum trei ani, așa, la mulți ani. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. La mulți ani. La mulți ani, la mulți ani. Da, da. La mulți ani! La mulți ani! Mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască!
trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască? Păi cine să trăiască? Dar cine să trăiască? La mulți ani. Stop! Lucruri simple. Să trăiască... Tu să-ți trăiască. Și tu să ai succes și tu să ai baftă. Și iată și lingurițele au venit. Toată lumea să trăiască la mulți ani. Senzațional. Hai, suflă și pune-ți dorința. Tu te să sufli și să spui dorința. Trage mult de acesta. Trage mult de... Văd. Am mai multe dorințe. Dar am ales-o pe cea mai bună. Nu s-a prins. Bine, că n-am ales-o. Acum. Ales-o. Bravo! Bravo! Ăsta a fost tot. Doamnelor și domnilor, înainte să ne spunem, la revedere, bineînțeles că mai avem melodia care dă titlul acestui podcast. Iarăși cântăm? Mor! Și până atunci a fost astăzi alături de noi Generalii România, o companie cu o istorie de aproape 200 de ani în țara noastră și care aniversează anul acesta 30 de ani de la revenirea România. E, 30 de ani! Fetele mele au una 10, una 15. Povestea Generalii România începe în 1993, în același an în care am debutat și eu pe micul ecran. Iar printre valorile Generalii vreau să enumer încrederea, profesionalismul, empatia față de clienți și nu în ultimul rând consultanța Generalii, nefiind doar un simplu furnizor de servicii de asigurare, ci și un partener pe viață. Pe viață le voi iubi pe aceste două tinere. Pe una o știam, nebună, frumoasă, mamă, actriță, cântăreață, și câte și mai prezentatoare, dar pe cealaltă? Am îndrăgit-o astăzi cu atât mai mult. Și dacă eu am îndrăgit-o... Eu sunt și la debut. 7 urmăritori. No. Unul s-a îndrăgostit chiar acum. A rezistat până... Eu zic că acest tort e pentru el. Acest tort e pentru el. Gata, am terminat? Hai, nu dori și să fac chestia asta. Doamne și domnilor, se împart strofele. Dar am fi. Se împart strofele. Nu se mai termină. Mai cântăm ceva? Se împarte muzica. Avul, avem și pe lucruri simple. Se împarte muzica. Uite-te-te, uite-te. Uite-te, ești senzațional de nat. Ești de un firesc. Ești din comun. Ești din comun, fato. Firescul comun, știi? Băi, fii de ce? Cel mai banal. Cel mai firesc, firesc. Banal. Au, tu știi de ce s-a dat telefonul ăia din stren? Alo, vă joci în filmul meu? E un pleonasm ăsta. Da. Cel mai un firesc. La tine e. Firesc. La tine nimic nu-i pleonastic. Fii de ce? Pentru că tu, nici dacă ar studia o actriță, dom'le, îmi pare rău, dar am avut viața Danei Rogoz. Greu. Film american, eu producție. Să joc. Facem. Pe limbă de moarte lăsăm. Hai să cântăm. Ai și răgușit-o, să știi. Eu sunt răgușită de când am venit. Două lucruri mai vreau să spun. Una, Adela este răcită, dar asta nu împiedică. Fată de... Ce n-ai, mamă? Fată dragă, nu fi tristă. Fată dragă. N-am împiedicat-o să cânte. Iar, în momentul de față, cu microfoanele la purtător, încep eu. Da. Bine. Hai. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus, vreau și mâine același cer senin. Inima să fie așa ca un fulg în palma ta, pentru mine n-ar fi prea puțin. Super, băi, ești... O iau acasă pe fata asta. Nu caut cu greu de înțeles, nici multe motive. Ești mai șmecheră. Ai avut și trupă. Ca să te iubesc. Ca să te iubesc. Și apare frenul toți lejer. Orice vise aș avea, lucruri simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. Băi, stau cântărețele la masă. Mie de ajuns doar muzica, mie de ajuns privirea ta. Lucruri simple. Prima foaie, în aia. Îi mulțumesc lui Marius care a stat azi lângă noi, lui Răzvan care, păi știu, o
Fă și tu, treci pe lângă spatele nostru. Hai, 2, 3, pleacă. Acum treci pe lângă noi. Hai, 3, du-te, du-te, du-te. E frică. Emoționat. Da. Ți-e frică să treci pe lângă fete, nu? Ți-e frică de fete, nu? Pentru că te poți îndrăgosti imediat de ele, nu? E ok. Mulțumim lui Șerban care stă acolo liniștit. Una! Andrei, ai stat tot timpul acolo. A, dă-mi florile! Dă-mi florile! Bucurați-vă, se încheie! Toată lumea a uitat să dau florile! Dă-mi florile! Pentru Adela. Nu, pe tine. Eu am primit deja. Unde sunt? A primit Dana? N-a primit. Sunt mele, cred. Nu a primit de la bun început. A primit la început. A sută mea, da. La mulțumesc! Pentru tine, Adela, pentru tine! Salea de la ei. Le împărțim asta. Auzi, da, ăsta trebuie să-l luați acasă pentru copii. Da. Sigur. Hai. Și strofa a doua. Mie îmi place orice zi. Bravo! Care mi-ar putea zâmbi dimineața lângă perna ta. Îmi place tu așa cum ești. Cum adică, Dana? Când mă cerci și când mă ierți și speranța că nu te vei schimba. Spun eu că asta e fata. Asta e fata. Nu caut, nu caut chiar ne jucăm cu asta. Asta, sorry. Scuze. My bad. Gata. Oh, yes. No! Sorry. Yes. No. I'd like to take a brief moment to offer my apologies. Yes. No! Gata. Ah, e frumos. Asta mociriță. Mociriță merge. Cu sushi. Cel mai. Asta nu cred că asta sti. Au. Sushi. Okay. Sushi. Hai. Next in Dallas. Retreat Vama Veche. Da, retreat. Da, nu sai cu Adela, Dana și Horia. Horia! Este! Gata! Așa! Hai, 1, 2, 3. 1, 2, 3 și... Asta e tare de tot! Asta a fost genial! Bravo!